Dacă ar fi să te prezinte cineva, cum ți-ai dori să te prezinte? Simplu, Cosmin Sele și. Băiatul din Zalău? Nu, neapărat băiatul din Zalău. Cosmin Sele și un tânăr. În momentul de față, toată lumea e actor. Adică n-a făcut nimeni nicio școală și ce ești? Actor. Ce ești? Actriță. Cuvântul actor mi se pare că nu mai are atât de multă putere, nu mai are regalitate, ca să-i spun așa. Eu pot să fac și asta. Pot să, fac, pot să joc și teatru, pot să fac și film, pot să fac și televiziune foarte bine și uită, pot să și cânt. Televiziunea am lăsat-o deoparte, dar îți spun, am suferit și de asta și acum nu mai sufăr. Mulți regizori mi s-a spus în față, persoană importantă, și mi-a spus, tu, în film, tu te bădai. Junge te cunosc mă. de undeva. Eu un am proiect superb, Un proiect foarte frumos, un proiect pe care l-am îndrăgit, îl iubesc în continuare, recunosc. Cred că mi-am făcut treaba acolo. Și atunci îmi doresc altceva. Vreau și să merg mai departe. Stop? Și eu am spus stop. Eu am câștigat foarte bine la antena. Foarte bine. Și am spus stop. Îți jur. Vrei să te mint, mă, Cătălin? Nu, mă. Eu îți garantez, eu știu foarte bine ce sunt eu și ce am făcut eu acolo. Adică, hai să o dăm pe aia dreaptă bune. Când spui îmi doresc altceva, la ce te gândești? Unde te vezi? Vreau un prime time. Da, mi-e dor de televiziune, mi-e dor să fac un format, să, să mă lăfăi acolo în sosul ăla, să... Smiley, ține-te bine, puiule! <răzări> asta e, bă. Ia zi uh, un parizer pentru ce... <răzări> Stai, nu, lasă-mă pe mine! Asta cine? Anca Bra... Nicolae. O Brașov. Știi? Nu. Cât de bine o știi, Cătălin? Mamă, ce nenorocit ești, deci câte lucruri ți-am spus din viața mea pe care nu le-am spus nimănui. Prima dată și prima dată am fumat iarbă la New York. Pentru cei doi care au rămas până la final, vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. O să aflați lucruri inedite despre mine, dar și despre Cătălin Măruță. Urmăriți acasă la Măruță. Cu seleși. Acasă, acasă, Poate să fie omul ăsta de Acest podcast cu tine e... e. La podcastul Acasă la Măruț. Știi ce zic? Salutare, oameni buni și bine ați venit la podcastul Acasă la Măruță. Exact cum spuneam ceva mai devreme înainte să începem, nivelul podcastului va crește pentru că actorii sunt la noi acasă. Bă. Ceea ce înseamnă că întotdeauna dacă ai un actor în cadru, toată lumea te privește cu mai mult respect și zice, băi, bravo, bravo faceți o treabă foarte bună. Cosmin Sele și Oameni Buni, înainte de toate, este un da. om senzațional și mă bucur că astăzi este la podcast. Salut! Mulțumesc tare mult de invitație și asta cu actorul, da, 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 suntem așa, o... Noi, actorii, cu toate că în ultima perioadă cuvântul actor, teatru s-a cam, cam pierdut din regalitate, să-i spun așa. De pentru... ce? Pentru că nu vezi la toate post posturile de știri, peste tot, actorii acestei uh, actorii din interiorul partidului, acest teatru, știi? Și atunci a mie mi se pare că... Aia altfel de actori, aia au fost din Da, dar plus că, iarăși, revenim. Adică, în momentul de față, toată lumea e actor. Adică, n au făcut nimeni nicio școală și ce ești? Actor. Ce ești? Actriță. Ia uși. Dar știi, povestea asta... Știi? Adică, deja, nu, asta spun. Cuvântul actor, mi se pare că nu mai are atât de multă putere, nu mai are regalitate, ca să-i spun așa. Sau magie, uite să-i spun așa. Avea o magie specială. Dacă ar fi să te prezinte cineva, cum ți-ai dori să te prezinte? Simplu, Cosmin și Băiatul din Zalău? Nu, neapărat băiatul din Zalău. Cosmin și un tânăr. Ok. Mm -hmm. mă rog. Aia, asta, îmi place că întotdeauna trebuie să fii asta. optimist. Da, nu, cum ai vrea să fii da. prezentat? Serios, la un moment dat vine povestea asta. Ai făcut televiziune atâția ani? Da. Uh, actorie, film, da. Uh, da, uh, muzică acum, prezentator da. de uh, tot felul de evenimente și de tot felul de uh, spectacole și așa mai departe. Cum? T trebuie să scrie cineva acolo, în dreptul tău? Cosmin Seleși? și. Vai de capul meu! Ai actor. Și nu ori, actor, tot actor, tot acolo rămâne Tot actor? Da, pentru că eu cred că toate lucrurile astea pe care le faci, uh, nu le faci pe lângă, uh, derivă din meseria ta. Adică eu cred că e un plus pentru mine, că sunt actor și că, uh, dom nu o domândesc, că uh, Dumnezeu m-a binecuvântat cu talentul ăsta și cu ceea ce pot să fac, dar fiecare lucru pe care îl fac pe lângă actorie, pe lângă teatru pe lângă scenă, pe lângă scândură, Uh, uite și în televiziune uh, e o ramură asta cu toate că mai de mult mai de mult în urmă cu vreo 10 15 ani dacă uh, și încă mai există câțiva regizori mai au asta. Ah, păi ce, ah tu ești la televizor. nu no, da. mai, no. no. Nu mai gata. Stai puțin, stai puțin că e o ramură. Eu pot să fac și asta. Pot să fac Pot să joc și teatru, pot să fac și film, pot să fac și televiziune foarte bine. Și, uite, pot să și cânt. Iar tu faci teatru pentru că la tine în familie, tatăl tău, actor? Tatăl meu este actor amator, cum ar veni el. N-a terminat o școală, dar am aflat după ce am intrat la facultate, cred că prin anul 2 do sau 3, mama mi-a mărturisit că ea a dat examen la. Nu, unei ce. La. Ea, nu știu cum se numea pe vreme, la ATF, Academia, okay. eu am intrat la Academia de Teatru și Film și am terminat Universitatea Națională de Arte. Că s-au schimbat un pic. Tot de schimbat. Numire. La IATC. Okay. Mama a dat examen. Mama de la Beiuș. Deci mama ta vrea să fie actriță. A dat examen, nu că vrea să... Deci ea chiar a fost la București și a dat examen. Și? N-a luat. Și tatăl tău cum a devenit actor așa, fără... El de la Brigada Artistică. El de acolo a plecat. Deci la tine în familie... Și a ajuns... Vezi? Că iarăși revenim. Pe vremea, așa... Regalității. Rega <laughs> nu neapărat, că nu era regalității. <laughs> da, actorilor și, era da, așa. Da, Luceașcă. Uh, uh, artiștii, în general, și tu știi asta, uh, și socrul tău știe foarte bine asta, artiștii erau foarte, foarte respectați. Adică li se deschideau orice ușă, Înțelegi? Și tata a, a terminat la brigada artistică, el a fost frizer de meserie, uh, brigada artistică și de la brigada de la întreprindere, uh, el a participat la multe festivaluri de umor, se făceau pe vremea aia, nu știu acum dacă se mai fac, festival pentru amatori. Și de acolo a crescut și a ajuns să lucreze la Filarmonica Gheorghe Dima din Brașov, unde a avut, din punctul meu de vedere, uh, perioada lui de glorie. A lucrat foarte mult cu Irina, cu Benone. Adică eu plecam cu el în turneu la mare, Cătălin. Ce vorbești? Cătălin! Deci, după spectacole erau mese întinse, toată lumea vorbea frumos, erau niște regi, oameni, artiștii care urcau pe scenă. Acum. Uite-l mă și pe ăsta. Ai, mă, las. Adică crezi că, practic, televiziunea a diluat, nu. ca să zici așa, forța? Nu, televizi... nu dar Nu, doamne ce? ferește. Nu, eu cred că lucrurile... S-au amestecat lucrurile, Cătălin. S-au amestecat. Uite, eram în ProTV. Mhm. Uh, se făcea o în care, nu știți, Cosmin Săle și nu mai e la antena nu de asta are De un, un an jumătate. Podcast. De, 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 de... Hai că povestim și de asta, nu? Da. Eram, Ai am... plecat tu sau te-au dat ea? Pe? Hai că vorbim, <laughs> imediat. Doamne, ci pe mine să mă dă cineva Da Nu, dar mi-e place că vreau să te Nicio provoc dat. așa un pic la podcast știi? să Nicio te scot dat. din sărite Dar fii atent, povestim da. imediat de tată treaba asta. Îl da. avem pe Valentin Luca un am actor am în, auzit în, de tipul ale da. cocktail-urilor da. Iaca, <laughs> <iar, laughs> <iar, laughs> înțelegi? Salutare, salutare! Deci Valentin Luca, un, Valentin. un câștigător la românii au talent acolo l-a descoperit o lume întreagă da, iar și omul ăsta a venit și a spus în felul următor Măruță, pentru Cosmin Sele și astăzi avem un pe Monkey Shoulder. E prietenul meu Monkey Shoulder este un blended single malt Scotch whisky. Scotch whisky cum se pronunță în Irlanda, uh, și am făcut o, o, o asta Monkey Colada într-o bucușcă, vezi? Am Aha. făcut o, o uh, Monkey Colada, pentru că băutura asta este atât de versatilă și atât de mișto merge cu ingrediente, pentru că uh, de asta a fost uh, făcut. poți să-l bei și neat sau on the rocks, adică uh, single așa într-un pahar uh, business. Eu, sincer, prefer single, adică. Da. Uite, dar... perfect pentru tine, am uh, să știi... Uh... Păi, stai puțin, nu, 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 nu <laughs> mi-l dai pe la mie, îmi dai aia cu păi gratile gratiile. Băi, sigur, mi-am dat... Păi, pe bune acum, știi cum e Cătălin? Uite ce frumos e, uite, așa, așa, dar îți dau una de aici, din spate. Păi nu, dar îți dau una frumos, împachetată, asta are și un pahar. Ți a plăcut foarte mult cum arată toată povestea așa, nu? Da, arată bine. E sticlă sau mai? Dar e această sticlă, iacea sticlă. Da, bine, sticlă. Și în același timp ai și un pahar aici ca să poți da, tu ca actor ca când faci. stai la un trabuc. Da, că... nu fumezi trabuc. Uite, așa. da, și poți să faci diferența între o băutură mixată și una cu gheață, deci mixată că... de Valentin Luca, da, da. prietenul nostru. Haideți să dăm noroc. Servus. Și Ceau. să hai de să vedem cum iește. Cine e eșat până la, da, nu. Asta stai, stai un pic. Nu, nu, stai așa, stai așa. O mai aromatizăm. Ce pic, faci, mă? Avem, avem o aromă aici, o aromă de citrice. Unde e ai aroma? Aici, înăuntru, uite. uite acolo. Cum să ai aromă acolo? Am aroma acolo. Și tu când o să bei, o să simți aroma de citrice, o să fie așa ca un uh, uh, intro Știu? pentru băutura noastră. Să le savurească cu plăcere, mă retrag acolo Dar și ce... dacă faceți Vezi, mă, și, așa. și ei sunt actori. Deci ai pus ceva? <laughs> am pus, da, am pus. Am o să-ți placă. Cocona. Am pus aromă. Da. Mai, mai vrei niște aromă? <laughs> <laughs> mm. Noroc că e Cosmin și. Serios, Cătălin E Valentin cu noi, să știi că o să e rămână bun. aici. E bun, Așa? Valentin, e bun. Bravo. Bravo. Da, nu, bravo! Bravo, Valentin, bravo. bravo! Chiar e foarte bun, mulțumim mult de tot. Așadar, mm. oameni buni, dacă vreți să aflați cum puteți să faceți cocktailul ăsta, îl căutați pe Valentin Luca sau ne lași nouă, o să lăsăm în descriere rețeta. Luca, am da, început, clar, am clar, început clar. foarte bine, a venit Valentin. Da, dar uh... eu zic că acum să înceapă podcastul. Chef Șef când apie. Că <coughs> și mâncăm ceva. A, ah, apare puțin mai târziu. l Mor după vă pe Da. La această probă... E bun, mă, e talentat. Voi. <laughs> Doamne, pe mine nu mă distrează că vrea să pară serios. Îl știu de foarte mult timp de când lucra da. la fratelii. Da. Uh, și era la prima Nicola TV Tandere prima era. No, înainte de asta. Uh -huh. El lucra la fratelii și îl știu de acolo, că e foarte haios. Și îl văd acolo la... Bine, cum La Masterchef acum. La Masterchef, cum e foarte serios și poi... La această probă n-ai fost bun. Ai rata. Băi, plecă-mă de aici, că știi când cunoști personajul? Uite-l, mă, cum... Da, e altfel decât îl da, știi Da, e tu. altfel decât îl știi tu, știi? Zim acum cu televiziunea, vorbim de toate cu teatru și începem Bine. așa în forță. Așa, hai, cu ce vrei să începem? Zi asta cu te cunosc de undeva ca să ajungem. Te cunosc de undeva. Eu un am proiect re... superb pentru tine. Un întâlnire. proiect foarte frumos, un proiect pe care l-am îndrăgit, îl iubesc în continuare, recunosc. Dar uh, uh, eu sunt un om activ. Uh, mie îmi plac provocările, Cătălin. Și nu. M-am. nu m-am plictisit. Adică, dacă mă pui acum. Ha, nu stiu. 12, 12 ani a ținut proiectul ăsta, te cunosc de undeva pentru tine, nu? Nu. Mă. Mai mult? Nu, 9. 9 ani? 9. Ai fost primul se... prezentator? Primul prezentator. Okay. Okay. Da. Ne-au dat și cei de la Free Mental da. Ne-au dat o diplomă, uh, singurul format din lume care a avut atât de multe ediții asta de la te cunosc de undeva Da, te cunosc din România Băi, a fost o experiență foarte frumoasă Eu am învățat foarte multe lucruri Am cunoscut oameni mișto Am uh, avut o echipă fantastică Am rămas cu unii în relații foarte bune Dar la un moment dat, eu cred că trebuie Să te oprești în viață Adică, mie îmi place Eu vreau să merg mai departe Nu vreau să mă opresc aici am văzut, am făcut, cred că am făcut performanță din punctul meu de vedere, eu sunt convins și cifrele un au fost de fiecare dată. Un show care a livrat foarte bine. A livrat foarte bine, audienței. da, sâmbătă seara. Uh, cred că mi-am făcut treaba acolo și atunci doresc altceva, vreau și să merg mai departe. Top? Și eu am spus stop. Da, am spus stop adică... pentru că nu, nu mai exista nicio provocare pentru mine. Mi se pare foarte tare uh, să ai puterea asta să renunți la un cum um, să proiect mi? de succes care ți aduce și bani, care ți aduce și celebritate nu și să totul, spui gata. Nu totul se rezumă la bani. Nu eu totul, sunt perfect de acord cu tine, dar cum zic? faci să ai puterea asta să zici stop? Nu tot. știu, cum ajutorul Dumnezeu, adică Și cum eu, ai zis? Băi, nu mai vreau eu, să doua când am vrut. Eu mai vrut să mai renunț o dată. Și acum ce te-a făcut? Ai zis că vreau Am să... Am zis mers? gata, stop, gata, nu, nu mai vreau, gata, stop, până aici. Mi-am făcut treaba, stop. E ca și cum Andra ar cânta același playlist din, de, 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 de acum 10-15 ani. Mm -hmm. În noapte mă trezesc. <sus> adică mai era o provocare pentru tine. Nu mai, tine. mai ai să cânte. Păi zi tu, nu nebunești? Adică... Bă, nu nebunești, cred că e și foarte bine dacă stai și te gândești la Azur, Ciucă, au cântat uh, piesa cu Mona lui Cătălin. Ai mă, că suntem da. artiști, ne vrem altceva. Și... Uite, nu, dar mie mi se pare foarte tare chestia asta. Mi-a fost mie. teamă puțin. Mi-a fost teamă, recunosc. Poate de-aia nici n-am renunțat prima dată, am vrut să renunț în urmă cu... Chiar la începutul pandemiei am vrut să renunț. Pentru că începuse pandemia, era o debandadă peste tot. Nimeni nu știa ce să facă. Și atunci eu am zis, a, e pandemie? A, nu mai avem rate? A, putem să anulăm, să amânăm puțin leasing-ul? Să mai amânăm puțin ratele? A, stăm acasă? Da. Doar noi? Da. Păi gata. Nu mă mai duc acolo. Păi deci, nu mai vreau. Și atunci ai găsit-o pe Irina, soția ta mai înțeleaptă, care ți-a zis, <sus> hei... Nu. Hai să nu renunțăm. Nu, nu, acum. nu, nu, nu. Uh, Producătorul de atunci și cu regizorul Cătălin Bugean și cu Radu Crăitoru, ei uh, au venit și au zis: "Nu, nu, nu, n-ai cum, cum să pleci acum." Și cu Soarta Vieții, ei au plecat de la Antena 1, de la plecat la TV. Ultimul sezon l-am făcut împreună. În momentul în care ei au plecat, am plecat și eu. Dar atunci nu era nicio Știi discuție că, întotdeauna când uh, o persoană cunoscută Pleacă dintr-un proiect întâlnă, da, Începă dat afară, întrebările uh, da. Nu i-au ajuns banii uh, S-a certat cu nu știu care Nu, eu am spus Stop, nu mai vreau să știi că te apreciez foarte tare pentru că nu e ușor să renunți. Nu e ușor nu când e ușor. ai microbosta, iar formatul pentru tine era un format Cătălin. destul de permisiv, adică filmai o bună perioadă de timp, da. iar apoi da. știai că poți să te ocupi de alte proiecte da. ale tale. E adevărat. Dar uh, uh, mai zăpăci că am vrut să zic ceva. Că Mi se pare foarte tare că ai putut să, să spui stop când ceva mergea foarte bine. Da, mi-a fost teamă, mi-a fost foarte teamă. Recunosc cu mâna pe inimă, deci mi-a fost foarte teamă. Dar. Mă simt mai bine. Nu știu, sună ciudat. Nu, nu e de mai vrea Și cred că asta contează cel mai bine. mult. Bine, Cătălin, mi e bine, deci mi-e atât de bine. Da, mi-e dor de televiziune, mi-e dor să fac un format Să, să mă lăfăi acolo în sosul ăla să. Da. Momentan mi-e bine, adică dacă vine o provocare mâine, am mai avut propuneri și recunosc, că am avut propuneri și de la voi și de la, și de la alte televiziuni. Dar vreau să cred că am ajuns la o maturitate în care uh, îmi e, și Uite că îmi permit să spun uh, da, nu, da, nu. Mm -hmm. Iar legat de partea financiară sunt ok, adică nu am probleme. apreciez foarte tare și întotdeauna mi-au plăcut uh, oamenii care au avut uh, curajul întotdeauna să o ia de la început sau de să meargă pe un alt drum, pentru că viața e din punctul A până în dar punctul B. Dar eu nu B, merg în alt, pe alt și, drum. Nu, dar cum să mergi poate pe un alt drum uh, ca format, ca, ca format, siguranță, da, ca, da, posibil, ca orice. Nu știu. Și mi se da. pare bă, foarte tare treaba asta. Să da, nu. Te-ai e... consultat cu soția ta când ai luat decizia Da, asta. am vorbit cu soția mea. Da, și soția mea, ea e sprijinul meu. Adică mi-a zis da. Da, ok. Da, sunt convinsă că o să-ți facă bine asta. Și mi-a făcut bine. Pe Irina ai cunoscut-o pe stradă? Da, la universitate. Bine, nena. 2009. 2009 sau 2008. 2009, 2008. 2008? 2009 m-am însurat. Și? Cum erai pe stradă? Da, eram cu un prieten. Uh, S-a prăpădit el uh, Dumnezeu să-l să Eram o mașină cu Paul și eram la semafor la la Paul univers... era un dintre prietenii tăi? Era un prieten, un amic. Și uh, eram la semafor la universitate <laughs> și aveam, eu stăteam în garsonieră. Stăteam în garsonieră, primită de la sectorul 6. Da. Așa, m-a ajutat, am, cu actorul, că așa am primit. Da? Stăteam în garzonieră, nu aveam nimic. Nimic Cătălina. aveam mobila de bucătărie, fără scaune, fără nimic, dar perioada. Elanul energia Exact. Aia nu se egalează cu nimic. Aveam BMW. Ok, ce vorbești? Bă, deci n -ai... asta, mă. Ce deci... vorbe? A, deci, mă, de pe vremuri. Dar deci... urla de mine atunci, știi cum era? Deci, n-ai bani de întreținere, n-ai no. bani de scaune Nimec. la mobila Nimec. de bucătărie, Nici stai în pat garsonieră. Pat Nici pat n-aveam. Bă, dar aveam saltea, da. Da, aveam BMW. Ursuleț? Nu. Da. Seria 5, modelul nou, oh. avea 2 ani de zile. Plăteam la bani pe el, dacă nu... Dar n-aveai și... Ba dacă era în leasing și... Ah, și obligat. Fai, greu. Așa da, nebunii. Da, și am oprit la Eram la semafor și în stânga era un, ceva, un corsa roșu, nu știu ce era. Și era o... Pri era Irina, în dreapta, o prietenă de-a ei, blondă, la volan. Și eu eram și... Pac, și ele au dat geamul jos. Și... Mamă! Și hey, ai tu geamul jos, nu? Hey. Eu eram la... În perioada aia eram în pro, eram la o sob... Ori la om sărac, om bogat, ori deja eram la mm. bloc. Nu, eram la bloc. De ce? la bloc. Deja la bloc, un la bloc. serial care avea mega audiență. Da. Deci, practic, fetele te-au recunoscut da. mașină. Nu fetele. Domnul, prietena soției mele de la volan. Ea mă recunoscut. Ea te-a recunoscut. Nevastă mea mm. n-are oricum. Și acum, dacă treci pe lângă mine pe stradă și o claxonești, nici nu se uită. Okay. nu se uită. așa e ea. Zic, bă, da, te-am claxonat, era în. A, da, ce, eu mă uit așa, după toți nebune pe stradă. Uite că s-a uitat odată și i-a fost, și suficient. Și a fost suficient. Și zi că e tare ta. Și uh, prietena ei, pac, a dat geamul jos, eu m-am uitat, Irina mea era uh, în dreapta șoferului și era cu geamul jos. Și aia îi zicea, zi, zi, fată, zi, întreabă și tu. Nimic. Și era frică să se uite, știi? Și la un moment dat i-a zis, Zi hai să bem un suc, hai să nu știu ce. Deci șoferița a insistat. Da. Și Irina a zis la un moment dat, cred că ceva de genul, vrei să bem un suc? Ce? Nu vezi să bem un suc? Hai să, să ne vedem. Să așa pe BMW, cu mâna Ce pe... vorbești? Așa. Păi vârsta, am, Clar, nu? corect. Ori corect. Așa, ori așa, Corect. Și? Da? Și... Uh, și am zis, pă da, hai să bem un ceai. Și am ieșit la un ceai undeva, pe moșilor. Nici nu știu dacă mai există aia. Ne-am văzut, și după aia am schimbat numărul de telefon și am rămas. Iar Irina fiind uh, steward, nu? Steward? În, în perioada aia, da, era însoțitor de bord, da. Și uh, încet, încet lucrurile s-au legat. Uh, S-a mutat la mine, m-a invadat, cum îi spun întotdeauna, exact cum a invadat Rusia, Crimea, fără niciun, nimic. M-am trezit într-o zi. Așa, asta este. <gură> și, da, a fost o perioadă foarte drăguță. După ce uh, a apărut Irina în viața mea, uh, a dispărut BMW-ul, <gură> uh, a, a apărut mobila de bucătărie completă. A apărut patul. birou, pat, uh, dulap. Okay. Au apărut. Uh, S-a normalizat viața mea <gură> și, uite, după atâția ani, au apărut doi copii minunați pe care iubim tare Acum. mult și <coughs> mi se pare că sunt uh, copii perfecți pe care... Un băiat cred. și o fată, da, 11 exact. ani și 6 ani. Same, same, da. Exact. Și asta mă gândesc, că practic atunci când cum se poate schimba viața unui om, știi? Stai într-o bună zi la intersecție și da. dintr-o glumă, hei, bai la un da. suc, bă, da, la un ceai da. și te întâlnești cu omul ăla și îți dai seama că omul ăla ți-e destinul tău. Da. Da. Știi cum am cerut-o de, de, de nevastă pe Irina? Nu. Eram în garsoniera aia imensă din drumul taberei. Mică-s, dai să Și venisem într-o masă de la filmare și am, nu știu cum, ne-am intersectat și am zis, auzi, da, nu vrei să fii soția mea? Da, așa, fără nimic. Da, da. Așa, băi, Cătălin, așa am simțit în momentul ăla, i-am spus și a zis, bă, da. Zic, bă, da, n-am inel. Păi, e, hai să... Și-am plecat. Zic, hai, 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 hai la mult să-ți iau inel. Am fost la mol. <coughs> măcar să nu vin eu cu unul care să nu se potrivească. Așa facem. I-am luat inel. el. Uh, se uita la unul care era vreo 9.000 de lei și unul care era vreo 5.000 de lei. Și îi plăceau amândouă și era așa, eu făceam calculul calcul, îmi intrase banii de la prodă pe serială, pe săptămână, luna aia. Să le iau pe amândouă. Nu, ce vorbă? hai să ne potolim. Și zic știam că am vreo 5-6 mii de lei pe cart, zic, mă, mă, dacă îl cere pe de 9 mii, mă fac de rușine, nici n-am făcut nimic, nici nu am organizat cererea. N-am... Și n-am... Nu am comentat nimic, am zis cum o vrea bunul Dumnezeu, dacă vrea pe ăla de 9000, spun, lasă că mai vin mai târziu, la ți iau, mai lasă-mă 2 trei zile. Și nu, l-a ales pe ăla de 5000 sau 4000 de lei. Uh, l am dat, uh, ne-am dus tot la mall la un restaurant uh, libanez, la un food de ăsta libanez. Am, zi, am zis, sunt tu? Da, sun. Hai că sun și Alo? Da. Uh, mă însor. <laughs> alo, uh, știi, mă, mă Dar părinții tăi au cunoscut Da, da, da. Mm. Și uite, așa, Știi, povestea asta cu garsoniera mi-aduce aminte că și eu în București am stat la niște cămine de nefamiliști, iar după câțiva ani aveam așa vreo 4-5 joburi și mi-am luat o garsonieră pe Agata Bârsescu. Mi-aduc aminte că la un moment dat o renovam și n-aveam unde să dorm. Și era da. plasticul ăla în geam și aveam da. polistiren pe jos, puneam o pătură și dormeam da. acolo. e foarte bun. Și mi-am dat aminte uite, ca o chestie, când am invitat-o pe Andra prima dată, am zis, bă, știi ce... Hai de să-ți de fapt unde stau eu și cum okay. eu. Da. Stăteai acolo? Da, da, stăteam Andra acolo. Andra mi mi-a fost vecină. Da, pe... acolo, pe Voronez. Pe Voronez, dar da, da păi Și eu pe strada, prima dată am stat puțin mai departe, pe Agata Bârsescu, dar apoi în zonă, Negoiu, am stat. Și de asta zic, și mi-aduc a aminte că am o și... Ea era deja... Mi-a zis, da, ea era, eu eram la TVR2, garsoniera, Măruță, mă rog, <coughs> dar... Așa, a, că făceai da. garsoniera. Da, Cătălina, da, am uitat de garsoniera ta. Da, da, da. Și aici, vezi că și eu aveam garsonieră. Ce bătrân bă. ești, iar spus să mori, eu. Mamă, da, aveai garsoniera, da, bă. bă. Se uita la garsonieră, la tonomatul de pe doi Da, tonomatul Și da. mi au -am caminte că la fel l-am chemat odată Și am zis, vrei să rămâi peste noapte? Și am rămas într-o garsonieră fără geamuri Doar cu uh, zi plastic nylonul, da. nylonul ăla pe geam Și a doua zi dimineața veneau muncitorii Și de asta spun, energia aia de atunci, bucuria aia uh, E greu să mai regăsești după nu. o anumită perioadă de timp Nu, ne-am și obișnuit, ne am și îmbătrânit Nu prea mai Simți asta cu bătrânețea? Da Câți ani ai acum? 44, fac Mulțineate. 45 în iunie. Și am 44, fac Mulțineate. 45 la anul, dar suntem de aceeași vârstă. Doamne așa. Vezi 50-ul în față? Mhm. Uh -huh. De ce spui asta? Da, îl văd. Pentru îl că îl văd și sperie. Și pe mine. Știi că n-am avut niciodată momentul ăsta în care să mă gândesc la vârstă? Până acum când parcă 50-ul mi se pare așa ceva... E foarte aproape. Nu? Nu e aproape. Ba da, așa le simt. Spreia. Nu știu dacă mai sunt oameni care urmăresc podcastul și, cred... și au 40 de ani, 44, dacă văd povestea asta. De la 41, 42 acolo. Până atunci n-am avut nicio problemă. Ba, acum la 44, că știu că fac 45, e foarte greu. Și mă gândesc așa că e 50, e o jumătate de secol și uh, am impresia că mai am foarte multe lucruri de făcut. Și când erai tu mic atunci la Zalu și au zis că mare, 40 de ani, ce ziceai? Ma. Ce bătrâne. E. Gat ce să mai vorbești cu el, că s-a dus. Dar cred că suntem mai tineri decât Crezi? părinții noștri... Am uitat să vă spunem, acest podcast este sponsorizat de Prostamol. Mulțumim, da, da, da. da, da. Da, da, suntem... Da. Sau da. ce mai zi, mă, Ciucă? Le spun eu. gel, ceva, zici ce Sindolor gel. Nu, nu, nu. nu. nu vezi asta uh. e mișto la podcast. Să cei care comentează la acest, post, la acest podcast, 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 să știți e că... puteți pute câștiga un sejur la Amara sau la Slănic Moldova, hotel Perla Moldovei. La noi erau băile Govora, Herculane mm. și așa mai departe. La, la noi la băile Dar Felix. Fii atent, nu, nu vreau să mă îndepărtez de povestea da. asta. Așa. Am văzut când ai vorbit de Iri Irina de soția ta, și cum ai cunoscut-o, că ai sunt un pic așa aer în piept. Da, pentru că... Și cred că te-ai gândit cum a fost acum 15 ani și cum trece timpul. Da. Ce e Irina pentru tine? Irina și copiii mei sunt viața mea, adică nu știu. Nu copii, Irina, doar ea. Irina? Uh... Ilinca spune așa, mami e regina, tata e regele. Uh, Irina este parte din sufletul meu și Irina cred că îmi completează acea mică parte din inimă care mă face împlinit Dacă ai descriu în câteva cuvinte pe Irina? Uh, <gântul> uh, în câteva cuvinte e uneori că îşi și reproșez asta este prea serioasă uneori. eu sunt mai tâmpit așa și acum uh, dar este un om extrem de înțelept cred că este unul dintre cei mai înțelepți oameni din viața mea și foarte corect. Extrem de corect. Mă enervează câteodată corectitudinea ei. Este și dedicat. A fost echilibrul tău în tot ce ai făcut? Da. Da, cred că fără ea nu reușeam. Jur. Eram prea tâmpit. Și acum sunt, dar mă ține pe linia plutire. Și mă trage de frăiaș. Și știe. Ați avut un moment de asta de cumpără. Da, Cred că toți am avut asta. Dar un moment în care să-ți dai seama, bă, pot să pierd omul ăsta de lângă mine? Da. Da. Pentru că mi se pare că zona asta din care vii tu e o zonă extrem de sensibilă na, pentru actor, trebuie. nu? Nu, Iri, nu ca mea. Nu, tu, ca om, Eu? conformația ta de actor, de om care... Uh, sensibil. Acum da, uh, sunt treci dintr-o stare în alta. Dar te... ea e mai sensibilă decât mine. Eu da. sunt, dar eu sunt și fățarnic, adică eu și exprim asta. Sunt uh, 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 nu zi, sunt uh, Ach. Uh, Zimă, cum îi zic eu? este la când se teamă nu, când nu, nu, când nu, 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 nu. Spui când. Nu, când bravezi și exteriorizezi și vrei să știi a. să te vadă și că suferi și. A, știi. Deci Pri... tu ești drama dramacuin câteodată. Da, 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 da. Da, dar Irina a știut întotdeauna. Știe, știe din start ce-mi doresc. Nu-i de acord cu asta. Și mă lasă să mă frământ, să mă frământ și mă lasă uneori, cred că și râde de mine așa. cum mă vede că vin, pac, stăm, nu știu, mai aduc subiectul. A, ah, știi, pf, mașina electrică. A, ah, băi, de ciuai, ce ai, mi ce mi-aș pune panouri fotovoltaice. A, ah, știi, tot așa. Și le lasă, le lasă, le lasă. Și ce? nu, 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 nu. Plus Nu, că, nu, nu, dar până una alta a apărut cu o Tesla electrică uh, în fața podcastului. Da, păi dacă am plecat de la Antena 1. Ah, și am roșie. glumit. Am glumit. <laughs> și roșie, da, roșie ca foc. Uh, da, ea întotdeauna știu să... Ea mai mai echilibrat. mai echilibrat și în continuare mai echilibrează. Și... Doamne, ferește să o pierd. Cum, anic? Nu se poate așa. Nu, nici nu mă gândesc la așa ceva, ferească Dumnezeu, dar, doar că câteodată în goana dar, asta și în nebunia, toți avem. de asta da, toți zic. avem, nu cred că n-ai avut un moment de cumpănă cu Andra, nu cred. Eu cred că Eu mă regăsesc lucru. foarte mult în foarte multe lucruri pe care le povestești tu, pentru că și eu pe Andra o văd la fel. Omul la extrem de corect, care de fapt el echilibrează și trage lucrurile, cu toate că poate din exterior lucrurile se văd altfel, știi? Și de asta în multe lucruri pe care le spui mă, mă, mă regăsesc. Și nu, și te, lasă în pace. Recunoști că te lasă în pace cu tâmpeniile tale și da tot cum vrea ea faci? Bă, și știi care e culmea? Că întotdeauna, parcă e un făcut, mă. Tot ce zic ele, așa e, mă. Da. Au instinctul ăsta, mult mai dezvoltat da. ca noi. Da, aici nu prea, mă. Convine? Asta e, Asta e. Și a apărut Tudor Nicolae, cum îi spui? Tudor, Tudor, sau Nicolae? Tudor. Tudor îi spun. Tudor Nicolae. Are 11 ani. Pe 6 decembrie, da. Să vă trăiască. De Sfântul Nicolae m-am trezit dimineața, Irina a zis, gata, mergem la spital. Zic, bine, mergem la spital. Am dimineață în mașină, am ajuns la spital și a născut la 9 și 10. La 9 și 10, pe 6 decembrie 2010, mie, Cosmin și mi s-a schimbat viața total. Cum nu mă așteptam niciodată în viața vieților mele. Și cred că a... asta îi se întâmplă oricui Oricui uh, care are un copil, momentul ăla, Cătălin, eu am cunoscut un sentiment de iubire pe care nu-l mai întâlnisem niciodată în viața mea, nici pentru mama, nici pentru tata, nici pentru nimeni. Este o uh, iubire, mi se pare și cuvântul mic iubire. Era ceva ce nu mai simți să Este până atunci. ceva și în continuare, din ce în ce mai mult, și tu știi asta. Hai că nu e, 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 aia cum în liceu, mă arunc de pe bloc, vai, o iubesc, vai, să-mi tai venele cumva, să mă vadă cineva cât de mult o iubesc. Nu există. Adică ești, ești, iubești fără să gândești, nu știu cum să zic. E cel mai frumos sentiment pe care am putut să-l trăiesc vreodată după care a venit Ilinca. Ana Ilinca. Ana Ilinca, Ei ziceți Ilinca, nu? Ilinca. Și mai zic și Ana câteodată. Și mă ceartă. Nu mă cheamă Ana, mă cheamă Ilinca. Zic, da băi, da te cheamă și Ana Ilinca. Da. Selesi mă cheamă. Zic, Sele se Seleși. Nu, Seleși. Mă rog. <laughs> uh, și a venit și Ilinca, iar mulți mi-au spus, băi, vezi că fetele sunt al. Cătălin, sunt doborât sunt terminat și sunt convins că și tu simți la fel. Eva este... Îl iubesc pe Tudor de mor, l aș frământa, l aș strânge în brațe, acum mai mare. Are de astea. mai mă, Băi, și mă sperie pentru că nu mai e bobocelul meu cum ar veni, înțelegi? Nu mai, știi? Avem altele, adevărat, mai de băieți, ce faci? Bine. Dar Ilinca este ceva... Și mă sperie gândul că peste 5 ani și le cauzezi, zic hey, ta tati, tati gata, hey. Te rog. Și probabil undeva peste 10 ani o să fii iarăși doar tu cu Irina. Uh, pentru că fiecare o să și meargă pe drumul. Și o să fii la fel, nu? Nu, da. <laughs> hai da, că nu da, e. Dar fiecare o să meargă pe drumul așa lui. e. Te așa gândești așa la chestia asta? E. Da. Și sper și cred că o să le fie foarte bine. Și sper Cum să Cum e Tudor? E tare sensibil. În ce zodie? Săgetător, dar e sensibil rău, săracul. Pe bune, e băbălău, în ghilimele așa. E cu, e e cu bun. suflet bun. Un e un om bun. tare bun. Făcut karting uh, mulți ani, trei ani de zile, cât și-a permis și tasul. Uh, și ca să înțelegi cum e Tudor. Într-un cantonament. Și nouă ni se întâmpla. Nu știu dacă ai făcut ceva sport. Am -ai făcut karting. Făcut... Ai făcut carting? La Ai zi. fost în da, cantonament? Da. N-am fost în cantonament, eh. dar am luat palmelele peste cască, că nu acceleram să nu Și într-un cantonament, na, el fiind mai băbălău așa, băieții, cineva, unul din gașcă, nu știu ce, l-au agresat, l-au lovit chiar. I-au dat cu pumnul în gură, nu știu ce. Să întâmplă. Mă, pe vremea noastră, crede-mă, la fotbal, dacă nu-ți luai botezul, da, da, în cantonament, la carate, era. Da, dar acum când e vorba de copilul tău. Da, de acum că... este exact. Așa este, în Și. Am vorbit cu zic, Păi, tata, spune cine, ce. Și mi-a zis așa. Tata. Nu pot să spun. De ce? Pentru că ei sunt prietenii mei. Eu le fac rău dacă îi spun. Pentru că tu în clipa aia ai fi dus ai fi mușcat din Voi de, de, de mine. roțile alea de... din carturile lor. Înțelegi? Ce nu ăsta e, Tudor? Elinca e mai hotărâtă. Elinca nu... Elinca în ce zodie e? Elinca e tot săgetător. jetători. Mm -hmm. e pe 22 decembrie. Dar de sunt tu doar pe 6. Da. Elinca e hotărâtă, n-ai, nu discuți. Nu, deci nu, nu vrea aia, nu. Ce nu, bine, vreau acolo. Păi nu se poate. Hm. Până ce la urmă fume? se poate. Nu, că nu e se... Am, am, reușit și eu și Irina să-i creștem în așa fel încât să nu se dea cu curul de pământ. Înțelegi? I-am explicat de fiecare dată și ei și lui Tudor ce se poate și ce nu se poate și de ce nu se poate. Că dacă îi spui doar nu se poate, s-a terminat, n-ai făcut nimic. De ce nu se poate? Și nu ca mâini. Lasă că mâine, că nu știu. Nu, nu se poate pentru că ABCD ca să înțeleagă copilul, înțelegi? Dar Ilinca este hotărâtă, nu se supără, Tudor se mai supără, știi, mai pune bot așa. E hotărâtă și dacă vrea cu adevărat să obțină ceva, nu absurd, ceva ce știe că se poate obține, obține. Nu exagere. Asta e că nu dacă ea vrea, nu știu, um, um, lol, nu știu ce jucărie, neapărat. Băi, știe că poate să obțină nu obține astăzi, Cătălin. Nici mâine. Dar în 3-4 zile, o săptămână... Nu se lasă. Nu se lasă și știe când să pună punctul. Și a, da. A, și da, și un Eloel dacă era... Da, știu, n-ai bani acum, dar nu e problemă. Bine, ne... adică sunt, eu aștept. Eu aștept. Și la un moment dat vine momentul în care îi, îi se întâmplă. Dar nu e... Nu e atât de sensibilă ca Tudor. Nu deranjează nu, nu plânge din nimic. Încearcă să joace teatru. Și aici... Intră da, pe teritoriul Da, tău. imediat pune bot și face... Zic pe bune, nu ți e rușine, chiar crezi, nu că eu te-ți băi, te rog, eu cetează și începe să râdă, că o prind imediat cu fofărnica, știi? Și atunci e așa, e mai hotă, e bătoiasă, se joacă doar cu băieți, că doar băieți avem acolo la noi în păstradă, doar cu băieți, karate, de un Crăciun, i-a scris lui Moș Crăciun să-i aducă costum de Wonder Woman. Mm -hmm. Sau de Superman. Mi se pare firesc. Domnul, doamne ajută, Ce doamne, mai ne ajută? nu, că l-a oh, da, Valentina aici și... cam da. mm. La noi la podcast chiar se se, se se încurajează treaba asta. Se bea mult? Da, se bea mult pentru că se dezleagă, da. cum să zicem, limbile. Am înțeles. Hadad când vine, că... Poate, <grijinilor> bă. Așa, vine, vine mă, foa, vine hadat? Nu, no, sună la Bringo să... Sună la Bringo, la... bă, ah, ai dreptate, las, bre, nu. Bringo. Nu-mi e foame, grumesc. Nu, nu, dar trebuie bă. să fie foame. Bringo, trebuie să bă. sunăm pe Bringo. bringo. Nu, nu. Stai, 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 stai un pic, e Bringo. <grijinilor> e, păi ți-am adus ceva. Stai mă un pic, Bringo. Ce, e reclamă? Cum ar veni? Exact. A, doamnejo. Bringo. Exact. exact. Avem un partener în de la Bringo, sunt niște oameni senzaționali Vă lăsăm aplicația în descriere și puteți să vă comandați lucruri care ajung în 90 de minute de la Carrefour, absolut tot ce vrei, în 90 de minute ți aduce livratorul la ușă și poți să stai de vorbă Am cu prietenii. Și Ai folosit Bringo? Da, Ai fai? Bringo? Euh, nu, never Da? Că, și da. mi se pare foarte tare chestia da. asta, pentru Atunci. că poți să poți să, să câștigi timp. Adică stai cu da. prietenii, stai cu copiii, cu familia. Cum, pandemia a fost senzațională. Deci, oameni buni, dacă și Cosmin Sele și a folosit Bringo, vă recomandăm și dumneavoastră să folosiți. Noi folosim și aici la podcast. Ciucă, hai să intrăm pe aplicație și haide să comandăm ceva. Fructe, legume, apă, Aqua Carpatica, da? ce mai avem? Bă, dar tu ești plin de sponsor să mă eu, dar fac și eu un podcast. Nu avem bă, de fii atent. Deci Aqua Carpatica sunt de la început niște oameni sensuale. Corect, da, și eu. Sunt minunați, am lucrat și eu cu ei. Ți-am dat Monkey. Da. Monkey cum Valentin. Monkey, shoulder. Monkey Dar mai e un pic. Shoulder da, și... și Valentin? Single da. Malt. Valentin e single, Malt. Ambasadorul. Da. E brand ambasador Valentin, da. da. Valentin Luca. Da. Mă zic câți bani câștigă Valentin Luca. și asta? mie mi-e ciudă. Și eu nu lucrez nicăieri. Și, și da, nici da, nu și lucrează și în televiziune. deci da, și mi se pare foarte ciudat. El lucrează la toate televiziunile, că poate da. să fie azi da. la Antena 1, Canal de mâine Pro TV, da. poi mâine Național TV și, așa mai departe. Da și pe gratis. Bă, ești nebun. Eu am, știi ce sunt curios? nu, poți să făceam un shake aici, întrebat. Săcă-ne, Șecă, nu, șecă. Așa. Așa. Da, știi ce vreau să te întreb, el când dă petreceri? Da. Crezi că își plătește el băutura sau pur și simplu e din partea lor? Nu mă, e de la sponsor ce vorbești, de la... adică el poate să cheme câți prieteni vrea la el, că e brand abasador și gata? Zi, mă, așa faci? Că să înțelegem și noi. Exact. Da? Adică faci cu cât vrei tu, așa, și dai de băut la toată lumea pe gratis? facem petrecere, exact. Faci petrecere? Facem petrecere. Și da? pe, pe banii lor? Pe... <laughs> din partea Pe banii lor, pe muzica lor? Iată. Și pe noi ăștia de la... E din partea casei. demarcat. marcat. Aha, înțeleg. <laughs> păi da, pușa loia asta, știi? Și noi, noi pe... frunze de... de... Dar ce vreau să le spunem celor care se uită la podcastul nostru, că nu l-am trădat pe Alin Țibulcă și Alin Țibulcă cu Valentin sunt prieteni. Da, sunt prieteni. Sunt prieteni. Prietenia există. E al doilea bă Nu. <laughs> Asta e că e bun. Mm -hmm. S -a -s -a -s clar. Nu știu, tu mimezi no, pur și simplu că. E bun, dar mi-e e frică că cu mașina. Păi nu e nicio problemă. Există da o, companie seama, care poate, Există o companie care poate să vină cu doi șoferi. Nu cred. Deci da. mai ai un sponsor că ne Eu plec acasă dacă începem. Pe cuvântul meu de onoare. Nu, bă, dar știi că vorbeau la un moment dat... Nu, nu. Fi. Păi ar putea fi, Cătălin. Cine? Că, Cum e, cheamă ciucă? e pe, bă, bă, Nu știu, era Star Taxi care venea cu un Nu șoferi, mă, Pelicanu, nu e Pelicanu. E Pelicanu? pelicanul Pelicanu. Pelicanu din partea noastră astăzi. Da. Nu, că nu sunt sponsorii noștri. Dar ai, pot să fie. Dar eu ți-am adus și eu ceva. Pot să-ți dau și eu, că ți-am adus ceva. Uh, în ultima perioadă eu beau... Uh... <laughs> beau... Uh... <laughs> la că, nu, stai că am pus bine. Beau... A, ce-ai făcut? L-ai -ai scos? Păi l-aveai pus da. pe masă aici. Păi da, Așa, da asta vreau să mă duc acolo să le da. Uh, da, este un prosecco pe care eu îl iau din Italia, de la Trevizo, Vez? o recunosc. Deci... E un prosecco foarte bun. Deci tu nu-ți găsești prosecco în România, îți <coughs> doar din Italia. Vrei să fiu sincer? Mm. E mai ieftin. Și este e? mult mai bun. Îmi pare rău că spun asta. Nu, dar e mi se, se pare foarte tare, deci se supere e, toată lumea. E un prosecco, e un prosecco pe prosecco. care tu îl folosești mereu, nu? Da. Și îl recomand? Da, îl recomand. Nu se vinde în România, deci degeaba nu facem reclamă nimănui. E un prosecco pe care eu Uite îl beau. Uh, da. Prosecco Prema. by Cosmin Seleși, Tenuta San Giorgio. Uh, dacă dacă tu îl comanzi ei. în Italia și îți place da. foarte tare, înseamnă că merită. Da, e, pe, e de gust, cred că. Mamă, ai am două sticle? Da. Ni le lași pe amândouă? Nu. Cu una am zis că o bem și una, dacă e. <laughs> <laughs> da, da uh, să-ți bem de la noi. Sunt băutor de uh, prosecco, vin alb, uh, am băut vin roșu o perioadă, nu mai beau decât cu tensiune. Spunem cea mai mare beție pe care ai făcut-o, dar să-ți aduci aminte. Nu contează că era în studenție, în uh, perioada liceului, la facultate, cum ziceam mai devreme, nu știu. Bă, nu țin minte să fim. Așa Bă, praf, praf. Vezi, nu m-am bătat niciodată să nu pot să... Îți spun. Ziua. Uh, eram cu tata în turneu, <coughs> când eram mititel, pe cuvânt. Deci aia mie mi-a rămas întipărit în minte. Da. Eram cu tata în turneu, nu știu unde, că eu mai plecam cu el în turneu. Da. Tata, deci a avut spectacol, a băut un șpriț în cameră a, și după aia... aia... o secundă, să dau să vă facă un... Da, și tot, același lucru? Da, da. Băi, ai nebunit eu da, lucru. nu Nu, mai... Hmm. Da deci, și mișto asta e ideea, că e și foarte băubil Tu poți să faci asta, faci asta, faci asta. Cum poți Ea? să faci? Vreau să întreb. Tu poți să faci asta la petrecere? Normal. Foarte bun. Mamă, știi, dacă cred că... vreți o petrecere senzațională, Luca, vine și cu băutura la el. <laughs> deci, luați-l pe Luca la Dar, petreceri. Că... Știi ce cred eu? Că, practic, Valentinul să-și dea seama dacă am băut suficient după ce începem să mâncăm aloia asta. Păi e ananas. Nu e aloie. frunze de ananas. e mai groasă. Eu am acasă aloie, Cătălin. Da, e, ananas, pentru că aveam aloe și un ananas aici. aici. Crezi că nu mi-am dat seama? E, -ai din Pe la numil nu. dai mai târziu? <laughs> Ce? N-ai mușcat în frunză? Nu, nu, nu. Prost ai fost. Pă, bă, are un gust extraordinar. <laughs> nu. <laughs> Am crezut că e aloe în jur, dacă te min. Avem și ananas. Din partea... Cadou. A bringo a venit, a venit bringo cu Bravo, mulțumesc foarte mult. Băi, dar era un podcast serios în care vorbeam despre da. tot felul de lucruri emoționante. Vă rog vreau să te felicit. Să știi că în pandemie au apărut 758.000 de podcasturi. Din alea 758.000 de podcasturi eu mai știu trei. Tu, Morar și Micuțu care mi, mi se pare că s-a cam lăsat pe tânjal. Bă, ciucă, suntem... Uh, pe cuvânt. Clasament. Nu știu cum ești cu... Voi aveți niște clasamente. S-a fost locul întâi în trending pe YouTube, bă, a fost și locul 2 și locul 3 cu podcasturi diferite. Da? Bravo. Am fost Brav. locul întâi în trending 8 zile consecutiv. Brav, 8 podcast, zile. Un podcast mult, de 3 adicum. ore ce? Un podcast de trei ore să cu cine? cu unul în trending. Cu cine? Cu reghe. Cu re Ah da, 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 Bă, știu. Erau 60 era... de mii de oameni care așteptau re un timp. De... Da. da. Și era treia să știe. Da. Aia a fost și subiectul. Acum cine o să se... O să faci. Câte view-uri faci de obicei? Uh, uh, oamenii, știi ce, mă bucur că se uită la podcastul nostru pentru că îi descoperă pe oamenii pe care știu de atâta timp altfel. Iar eu da. pe tine te-am văzut când ai vorbit de Irina acum altfel. Știi? Păi, da. Pentru că îmi dau seama cât de importantă e Irina, normal, copiii, soția, familia și toată povestea asta. Da, da, Irina e importantă. Da. Irina e prima. Echilibrul tău. Da. Pentru și că. al copiilor mei. Și al nostru, al familiei. Bă, e foarte important. Și tu știi asta, e Îi spui important. de asta iubesc? Da. Da și nu. Doar când. Nici nu cred că. Cred că am depășit asta. E doar privirea aia. Da. Și seara. Mă smocul. Bine. Mai stai. Știi? Da, da. Să mai stau în termen și eu paru de vin. Sunt alcoolic dacă beau în fiecare seară. Un par de vin? Doar unul? Două, maxim. Dar da. nu chiar în fiecare seară. Știi cum e? Important e să faci lucruri care te fac pe tine să te simți bine. Am ajuns la o... Și la 44 de ani e am, chiar recomandat. Da. Am ajuns la o vârstă și cred că și tu ești la fel. Noi când plecăm în vacanțe, noi plecăm foarte mult în vacanțe. Enorm. Da, uite eu aici cel nu, puțin. Nu dacă, sunt pe aceeași lungime de unde. Eu cel puțin, dacă aș putea, uf, aș pleca ieri, aș pleca și eu și Tudor și Ilinca. Irina e, cum am mai zis, behave. Ho. să ne oprim. Nu începe. Așa face. Nu, nu începe. Că eu știu ce fac. Când vreau arunc la Tudor. La Ilinca. Pentru copii. Eu doar le Da. Nu, le arunc lor. Mă da. mea, la pac. Știi? E ca și cum la, nu știu, la, știi, în păstrăvărie, când da, le da mâncare da. la păstrăvărie. Și încep copii. Păstră. Mamă, ce frumos ar fi să mergem. Da. Da. și începe. S-a terminat. Și Irina să uită la mine și face. Tu ești inconștient. <laughs> Separat, știi? Cum? Ca o școală. Unde vrei? Unde? Când nu m-a plecat, ai vrea. Dar ai gândit vreodată să, să pleci definitiv din țară? Da. De multe ori mă gândesc. De foarte multe ori. Era cât paci să plec uh, în America cu vreo... Nu știu câți ani. Nu contează. Eram la te cunosc. După care am vrut să plec în Australia. Definitiv. Da. Mi-am făcut și planul. Nu, nu, nu. Că nu renunțam la te cunosc atunci. Mm. Adică mi-am făcut planul exact, știam când filmez, pac, deci mă duc, stau trei luni în țară, filmez, mi-au banii și cu siguranță trăiesc mai bine acolo. Înțelegi? În Australia, în America, de curând am plecat în Spania. Am vrut să... cu, pan, cu războiul m-a speriat foarte tare și am plecat și nu mi-a ieșit. Că nu mi-a ieșit. Pasența? Da, mă rog, pasența. Nu mi-a ieșit, credeam că e altfel. Dar ce vorbeam și înainte de podcast. Da, m-aș muta în Singapore sau în Thailanda? Pentru că ce vorbeam înainte de podcast era că tot ce îți dorești în viață este să le oferi copiilor tăi cea mai bună educație. Da. Da, eu cred și Irina este hotăr, adică împreună avem același gând, eu cred că datoria noastră față de copiii noștri, noștri este să le oferim educație. Nimic altceva, jur. Nimic, nimic decât educație. Nu, 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 adică eu cred că dacă în momentul în care termină facultatea, ne strângem mână și vreau să plece în viață. Vreau să, să frământe, să simtă, să doară, să din toate lucrurile astea învață, să râdă, să, me să meargă în vamă, să îmbete porc în vamă, să facă muci, să trezească dimineața cu soarele pe el și cu muște pe el în nisip. Să treacă prin toate lucrurile astea. Sunt nu... lucruri prin care și tu ai trecut. Da, am trecut. Și am învățat din ele. Eu făceam în, în, în facultate, în anul 2, făceam, eram MC pentru un brand de bere pe care văd că nu este sponsor. Ciudat că nu e bere sponsor. mai puțin că a venit Valentin cu sponsorul. Am venit, am venit. Iată, îmi bag așa puțin în cadru. Mulțumesc, Luca. Cu drag. Doamne, câte experiențe am cu Luca, ca ai ști. Dar povestindu Deci, eu, în, eu în, fac, în facultate eu lucram MC pentru mm -hmm. un brand de bere. La petrecerile lor. Știi că se făceau petreceri? De nu, de așa Și țigările făceau petreceri. Și acolo am lucrat. Și luam 10 dolari pe seară. Și veneam în cămin pe, acolo în Piața Alba Iulia. Veneam în cămin și o cumpăram o cola, bă băiatule. Îmi cumpăram cola la 2 litri pentru toată camera. Eram patru în cameră. Eram foarte tare. Și îmi permiteam să mănânc cu 9 lei la springtime. Băi. 9 lei frigărui de pui cu cartof prăjiți și cu sosul ăla. Deci tu chiar te le Da. La costure. Da, 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 lucram. În fiecare weekend aveam două petreceri. Luam 20 de dolari pe weekend. Asta înseamnă 90 și 98. Oameni buni, asta este partea frumoasă în care Cosmin Seles și vrea să vă spună că a muncit legal, dar să știți că el a făcut și bijniță la viața lui. Mm. Asta pe ca o scurtă paranteză. A, da, nu vorbim de asta, nu-mi place. Da, am făcut bijniță, toată lumea, peste tot am zis că am făcut bișniță <laughs> în Ungaria, am făcut rom în piață, noaptea la Rechkevet, cu alcool dublu rafinat, cu esență de rom, cu etichete lipite și cu capsator din la... Înțelegi? Deci erai... Și e... din primii bani pe care am făcut pe rom, ce crezi că mi-am cumpărat? Nu știi. Ce? Nu. Stai, că încă nu vă atât de mult bani. Eram eram, terminasem liceu, eram uh, trubadur, încă nu dădusem la facultate. Mi-am luat bermudă, Bă. dar nu orice bermudă, Cătălin, dacă ții minte, alea, a alea, alea mulate da. mulate și uh, verde fosforescent, puțin Bă, cum le. e numărul din spatele tău. Dar le, le țin minte pe le. Deci era o modă și mai erau unele fanatic. Cimita da. cu o dungă galbenă. Negre cu dungă galbenă pe aici și ieșeam în Zalăupa, în bermude, din la mulate. Gata, mă, asta a reușit. O tâmpenie, bă, bă. Da, dar <laughs> cred că toate lucrurile astea frumoase, atunci, și sunt, au un farmec aparte, da, și. Da, da, Cu toții ne-au cea mai minte. Da. Știi, și am plecat de la povestea asta, unde îi vezi pe copiii tăi, unde îl vezi pe Tudor, și îl vezi pe Tudor trecând prin tot felul de lucruri. Da. Tudor e copilul uh, și... Nu vreau să sufere. Ana și să... Ilinca, pardon, că poate Ana, Ana Ilinca. Ana ok. Da. Uh, sunt uh, copiii care vrei să te termină o școală și apoi să-și vadă singur de viața lor. Da. Da, să învețe și sunt încombe... cum. Nu înseamnă că vreau să sufere, înțelegi ce zic Cătălin? Dar nici nu... Nu sunt de acord cu uh, genul uh, de educație, că e un gen de educație. A terminat facultatea să-i cumpere? Nu. A intrat la facultate. Wow! Super! Să-i căutăm apartament. Pentru ce să-i cauți apartament? Pentru Dar ce? Dar nici mai sunt căminele studențești acum. Mai sunt? Sunt, Cătălin. Sunt căminele studențești. De ce? Lasă-l, domnule. Du-te. Du-te. Ia-o pe Du-te cu boar boarcele, cu toate după tine, cu o găleată de lavabilă, cu bidinea. Du-te când să fac cazările la cămin. Vopsește-i camera, repare-i patul, fă curățenie în cameră, șterge geamurile. Las copilul să stea acolo. Cu încă trei. Lasă-l! Lasă-l! Știi cu cine stăteam în cameră în studenție? Doamne! Claudiu Leonte. Îl știi pe Claudiu Leonte? Eu Lacrimi și Sfinți? Uh -huh, da. Claudiu Leonte, Lacrimi și Sfinți, Luna Production, are o agenție de publicitate. El din Carcaliu. Și am stat la un moment dat, în anul 2 sau 3, m-am mutat cu Claudiu. Claudiu care era nu Nu, la sărac! Lipit! Păi da' știu să se învârte. A Noi și aveam în camera așa, Cătălin. Aveam televizor color de la cu butoane, nu așa. Aveam video. De multe ori ce n-aveai acasă, aveai aici. Ce Cătălin vorbești? Aveam mochetă pe jos, Cătălin. Camera noastră era vopsită într-un albastru mișto, așa. Eram special, numai eu cu el în cameră. Aveam și o mică bucătărioară. Claudiu Leonte, uite, poate se uită la asta, Claudiu, sâmbăta, dimineața, se trezea și făcea păreșou sau pe bolțar din ăla cu siguranță. Da, da, ăla aveam Așa, și eu. prăjit sau o urcea. Făcea omletă. Și îmi prezenta mie și actualei lui soții, care era iubita lui de atunci, colega lui de clasă, de grupă, euh, Alice, euh, ne făcea emisiune cooking show și se trezea. Și eu, nu, eu cu Alice stăteam în pat, ea în patul lui, eu în patul meu și ne uitam la el. Și el gătea acolo în bucătărioara aia mică și bună dimineața și bine ați venit și se fac, se iau două ouă, și nu știu ce, pasionat de mâncare. Și IACA are... Unul știu dintre că cele mai cunoscute a deschis, restaurante. A deschis unul dintre primele restaurante, dacă nu mă înșel. Dar la Lacrimi și Sfinți nu e nu, cu Dinescu acolo? Cu, cu, cu domnul Dinescu, știu că sunt împreună, nu știu clar care e da. așa, dar a deschis, dacă ți-aduci tu aminte, în centru vechi, pe strada franceză, uh, lângă studioul Cassandra, fostul studio okay. a, teatrului, a Academiei de Teatru, uh, la bombuș. Mm -hmm. Un resta unul dintre primele crășme nu mai există acum, de, din centru vechi, cu bucătărie deschisă, cu geam, cu, uh, în budă, iartă la toaletă, aveai cărți. Erau cărți. Cărți pe partea asta și aici reviste. Adică nu apăruseră smartphone-urile. Deci, nu era acum, da, cred că da. Exact, nu apăruseră smartphone-urile. Și at toate astea, el pasionat de bucătărie, un publicitar extraordinar. Claudiu, pentru mine, cu toate că are o agenție foarte mare de publicitate, noi n am lucrat împreună. Noi am fost colegi de grupă, colegi de cameră, doi ani sau trei am stat împreună în cămin, dar noi împreună un eveniment sau o campanie pentru un client al lui, n-am lucrat. Foarte ciudat. Dar Poate se asta... schimba lucrurile după nu, asta asta. nu, nu, e, nu e de... Nu, e... nu, înțeleg. Nu, știi? Nu... Am... Și ți-ar plăcea să-l vezi pe Tudor al tău? Mi-ar plăcea să-l văd pe Tudor în cămin. Trăind toate lucrurile exact. pe care le-ai trăit. Exact. Tu. Să mănânce, să bea o cola cu pâine. Ai mâncat cola cu pâine în facultate? Am mâncat și pâinea aia tăiată pe jumătate cu muștar și cu, cu, muștar și cu, cu, și cu, uh, cu parizer. Da, aia e senzație. Și puneam muștar de la universitate care era gratis, jos acolo, la metro. Senzațional. În facultate... Eu am Ai trebuit... pus și tu grebla acolo? Nu știi, la universitate, la metro, era muștar gratis. Nu, eu n-am ajuns acolo. Nici. Da, bine, luam o pâine așa din alimentară, o tăiam pe jumătate, cumpăram 200 de grame de feliat de parizer, da. ne duceam jos să rumâna, ne lăsa și pe noi spune muștar, puneți mă. Era gratis. Puneam așa muștar, era acolo un fast food, ceva, dar ne să muștar, puneam feliile de parizer, puneam a doua bucată de pâine aia deasupra. Ce, ți-a plăcut Ai mai mâncat parizer? Am mai mâncat pentru că mai mi-e poftă câteodată Bă, mie de chestia asta și mai comandăm la... Mai comandă ciucă niște parizeri. Pe bringo, ciucă! Pe bringo. Parizeri, parizeri de pui, nu spun de la cine că... Iarăsse... De la Meda iau eu. Mi se pare bun. Asta, și a fost a fost a fost franzele și un borcan de muștar, dar muștar normal. Am nu dulce. Vezi? Nu cu hrean. Normal. Bă, dar ea chiar comandă. Păi da! Nu, chiar vorbesc serios. adu du-te mă! da du-te... Ia du-te și ea... Nu, bă, dacă bă, vin imediat bă, ești nebun. Bă, pe bune, deci fii atent. Pâine, franzelă, o tem pe jumătate, muștar, parizer. Da, da, foarte bun. Bravo. Parizer. Bravo, Bac. mă. Știam că cu tine număr de fapt. Deci fii atent. Eram în facultate legat de asta. Eu am terminat la doamna Olga Tudorache. Olga Tudorache. Când ziceai Olga Tudorache, e gata, se făcea liniște. Și acum, și acum. Nu, dacă e mama Olga, pentru noi și pentru oricine din lumea teatrului, mama Olga, doamna Olga Tudorache este și a fost regină. A fost regina teatrului, a fost una dintre cele mai mari actrițe ale țării. Și ții minte că ne-am dus într-o zi și cu Lucian Ghimiș, da. că eu am fost cu, cu Lucian. Cu Lucian am lucrat, am lucrat la... Deci, ştiu, TVR. la TVR2. Da, da. Deci știu, la tvr Deci m-am dus cu Lucian și cu încă doi colegi, nu știu ce ne-a venit nou, ori Lucian a fost cu ideea, ori un tâmpit între noi. Ne-am ras în cap. Ah, okay. Bă, ne-am ras în cap. Și am venit la clasă și știu că atunci am mâncat, uh, am venit cu sandvișul, cu sandvișul cu parizer, franzela și doamna Olga care stătea așa. Așa făcea, mai arăja. Și noi am zis, mamă să vezi ce șoc ce o să zică doamna Olga când ne vede, chiar, mamă o să râdă. O să... Niște tâmpiți. Zalău. Mi-e Zalău, spunea. Nu Cosmin. <laughs> nu pot să zic că mi-e rușine? <laughs> că... Deci, zică! Da. Zalău, te bagă în pista, mătii! Intră în clasă! Și lua pe Lucian. Fai, deci... Olga... Doamna Olga, da, exact ce spui tu, vorbești de una dintre cele mai mari actrițe. Cătălin, am trăit patru ani. Eu venind de la Zalău. Eu nu știam cine e Olga mă. Eram așa, știam că e o actriță, dar nu știam cât de puternică e ea, ce înseamnă ea în. Eu, eu am dat la facultate, eu n-am văzut o piesă de teatru înainte de, de, de fa, fa, facultatea de teatru ai nebunii la ca. Dacă am văzut ceva de astea de păpuși și ce a mai fost pe la o dată la. Deci, mai la teatru. Păi eu eram în liceu, eram măscăriciu cum ar veni, Clovnu, știi tu, ăla care prezintă balurile bobocilor, făceam sketchuri, pac, făceam tot felul de jumbo lucruri, eram foarte popular, dar nu popularul acela uh, cum îi spune, la mamă, la ce mișto e nu? Eram popular. Da, mă, băbălău ăla <laughs> știi? Cam așa era da, da mă, mă, ăla, hai e că eu... întotdeauna popularul ăla, băbălău ăla, da. reușește să se facă cunoscut și să facă ceva, știi? Uh -huh. Pe când starul liceului moare în anonimat. Adio arme! <laughs> exact. Exact uh, ca și... care câștigă vocea României și nu se întâmplă nimic cu ei și aia care sunt pe locurile 2 și 3 <laughs> reușesc să devină <laughs> Vai, dacă se uită cineva și o Iartă mă o să zică. dar și eu vindeam bilete la balul bobocilor și le organizam și prezentam, așa că știu Mamă, ce zic. Mamă, câți bani ai făcut! am că îmi povestești, povestești lucrurile... Zic că, ai... că nu te duceai la câte un sponsor, pac, 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 și făceai cu biletele, cu ala, nu știu ce, pac, dădeai premiu, erai, erai șeful turmei cum ar veni, tu erai mai, organizat... Acolo, da, făceam wow. bani, era bine. Mamă! Și când eram în București, puneam muzica la discoteca Kilometru Zero și mi-aduc aminte... Poți să fumezi? Că te rog. m-am Da, mă, bravo. De și mie o scrumieră. Bă, bă. Uh. te rog frumos. Stai, să vezi ce la la scrumieră. Să vezi ce Ce? Iară, mă. Dar ce, -i, ce -i cu tablourile Ești de la Craioveanu, prietenul nostru. Da, mă, e prietenul nostru. Dacă tu ești prieten bun cu Craioveanu. Bă, e, uite-te aici. La asta m-am uitat mi-a plăcut foarte mult. La mine toate tablourile acasă sunt cumpărate de la Costin Craioveanu. Bravo. Bă, e un om fabulos, uite și la acolo, toate. Iar Costin te trezești câteodată, îl sun pe ciucă și zic, bă, vezi că vine Costin să ne ia tablourile, că ne aduce altele. Sau cum a, a făcut data trecută? Ai, vezi că am trimis o dubă să schimbe tablourile. Sumiera Versace. Atât am avut de zis. <laughs> Uite-te pe spate, adică nu glumești. Nu e mă. Bă, ești nebun, e Versace. Sponsorul podcastului mulțumește. Bravo. Doamne am să ai sponsor Versace, ar fi senzațional. Păi, uite, uite, am început cu Hai, 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 las. Că făceam podcastul ăsta, știu unde îl făceam. Pe un vapor, undeva, pe păi? un iacht, la Cannes, Ciucă. Côte d'Azur. Nu, ne-a adus-o Cătălin Botezatul, ne-a dat-o de poman. Ce băiat. Bă, bote, băiat. e super mișto, jur. Da. Personaj de film bote. Greșești. spune te rog frumos, ți se întâmplă de multe ori să judeci lumea după aparențe? Ți se nu mai de... mi se întâmplă acum. Se... Cred că după vârstă nu mai mi se întâmplă. Ți se întâmplă să spui, bă, nu-mi place omul ăla. Uh, Nu mai mi se întâmplă acum, dar înainte mi se întâmplă. Mi se întâmpla înainte, judecam pe oameni foarte superficial. Și eu. Adică luam o decizie despre un om, fără să-l cunosc, dar eu deja, de fapt, știam cine. Și îmi părea foarte rău că după ce-l cunoșteam, îmi dădeam seama că e cu totul și cu Da, 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 exact. Și îți părea rău că ai vorbit despre el tot felul de lucruri. acum cu vârsta că e tot mai, așezat, a? Și nu te mai chinui. Recunoști că nu te mai chinui? să fie bine, lasă să ne facem noi treaba. Ce e ciucă? Ce e ciucă? Vrei să bei? Că te-am văzut că așa. Nu are un tic. Are Ai un tic? tic. <laughs> Ți-a rămas? Încheietură. Din încheietură? <laughs> Ce-a făcut? De, de. A, făceai de, semn la o... Că tu de unde ești, Ciucă? Orlea. De unde? Corabia. corabia. Da. Orlea, Orlea. Ai fost cu teatru la Orlea? Nu. Bun. Hai, de asta cu, cu, cu pie. Deci mi-a plăcut foarte tare asta, știi? Omul care devine actor, da. fără să vadă o piesă de teatru, Mm. Cu toate că vedea actorie, vedea pasiunea asta în familie, tatăl tău făcând chestia da, era Asta mama ta doar, care își dorea. Moment. Știi? Mama, nu, mama, mama, Bă, a, a dat la teatru. mama a dat la teatru și de atunci la revedere, nimic. Deci n-a luat și gata. Nu, nu mai. -a, -a mai uh... Și ce meserie a făcut dumneai? Merciolog. <laughs> <laughs> nu mă întreba că nu știu ce înseamnă merciolog. Făcea ceva, la aprovizionare, cred că. Da, nu? Nu știu, mă întreb pe mine de delegram amata. A fost cu aprovizionarea la Așa, aprovizionare. La cooperativa Viitorul din Zalău. Adică practic Cosmin Seleș, băiatul ăla din Zalău, chiar n-avea pe nimeni la București să cunoască, ca să, știi că nu. întotdeauna bă, pe cine cunoști, cu cine mai faci o meditație, cu Uite cine. Uita să spun un lucru care o să ți placă. Tata fiind, na, în lumea asta, tot felul de. el prezenta spectacole, mai făcea, mai făcea câte un moment uh, vesel, mai spunea un monolog, o fabulă, o. Știi? era foarte haios, foarte iubit. Irina Login îi spunea Fliținderu și acum îmi spune doamna Irina, uh, băiatul Fliținderu. Uh, și uh, el a lucrat mult și cu Demrădulescu, cu Florin Piersic ei, Florin Piersic a venit într-o... De mai multe ori a fost la noi acasă. Știi, ei când veneau cu spectacole, dacă ajungeau la Zalău, mama făcea... Normal. Na, treia invitați, veneau, a venit Florin Piersic la noi. A fost de mai multe ori acasă și uh, domnul Piersic, la un moment dat, uh, mi-a lăsat, știu că a plecat de dimineață, și mi-a lăsat o, o, un autograf pe o fotografie de-a lui, cum le spune la alea, că erau... Da, da, cartolina. Da. Cartolina din aia. aia, cu o inimioară, un acțibil din Vimeoară Roșie, era el în măgelatul, cu un negru, un costum negru cu aia, cu inimioara aici, cu o cămașă albă, și mi-a scris așa. Dragul meu, sper ca într-o zi să te văd mare. Eu eram clasa 6 sau așa. Mai e cartolina aia? Da, e acasă. Scrisă de Florin Piersic. Da. Ți-a schimbat atunci un pic așa... Da, ma cred. Pentru că cred, conștientizai cine era Florin Piersic? Da, cum să nu? Totuși, da. clasa 6 știi? Da, cum să nu? Era... Tu Ai nebunit, eram vedetă când ieșeam afară în fața blocului. Bă, A fost Florin Piersic. bă! Și erau copii în fața blocului, se uitau să uitau să-l vadă, să-l vadă, să-l vadă. Da. Și vezi tot lucrurile asta n-am spus la nimeni, Cătălin. Este al doilea podcast din viața mea. N-am mai fost la nimeni. Am mai fost la Radu Constantin o dată și cam atât. Dar ce tare mi se pare chestia asta, știi? Vezi cum destinul, de fapt, lucrează. Ești clasa a șasea, Florin Piersic îți scrie pe o destin. cartolina. Crezi în destin? Câteodată destinul începești de când vrei tu. E o alegere? Câteodată? Da. Și eu cred că e o alegere. Dar câteodată, Dar nu... practic, n ai cum să te împotrivești destinului. Nu. Și câteodată... Uneori, da, exact cum spui tu, uneori. Câteodată ce ți-e dat, aia ți-e dat. Câteodată n-ai cum să schimbi anumite lucruri, cel puțin asta cred eu. Da, nu. Nu, și dacă așa e să se întâmple, se întâmplă. Și ești, așa... Ești pios? A, da. Am un uh, părinte extraordinar, un duhovnic, se numește Părintele Cristian, unde am botezat și copiii. Era la biserica Sfântul Fanuri, acum e undeva la o biserică în afara Bucureștiului, la Dascălu. Și Părintele Cristian e un om fabulos, așa știi. Și întotdeauna, uh, cred că la mine, Pioșenia și toate poveștile astea au venit din copilărie, când mă duceam cu bunica mea de fiecare dată la biserică. Bunica tată a învățat tatăl nostru, bunica tată a învățat absolut. Absolut. tot. Toate născătoarea, tot. Și mă duceam în fiecare dată la înviere cu ea, și întotdeauna uh, momentele alea mi-a aminte că am fost la Bălănește de ceva timp și am vrut să m-am dus la biserică și bunicii mei au murit. Și mi-aduc aminte că m-am așezat fix în strana în care stătea ea, știi, în locul ăla, în biserică. Cum în biserică, pe dreapta, al treilea scaun unde stătea și... Mă gândeam așa cum trece timpul câteodată, știi? Și câteodată când ai 20 de ani, ai impresia că nu o să ți se întâmple nimic niciodată. Da. Și apoi, când ușor-ușor încep să apară copii, când ușor-ușor mm. încep să ai alte griji. Nu mai ai griji pentru tine. Pentru că, de fapt, pentru tine nici nu ai griji. Ai griji da. pentru copii, pentru cei apropiați. Și îți dai seama cum trece așa timpul. și Cum, de fapt... Eu îmi fac griji pentru mine. Da? Da. Fac griji pentru mine pentru că eu încă mai am foarte multă treabă. Pentru ei, pentru copii. Cred că în momentul în care ei uh, vor zbura, că vor zbura la un moment dat, atunci nu o să mai am griji. Mai că nu o să mă mai grijesc pentru mine. Cred că... Ți-e frică de o singurătate? Da. Nu suport. Nici Tudor nu suport. Nu suport singurătate. Tudor, l-am întrebat aseară, zic, tata, ce nu ai vrea să te faci când o să fii mare? Știi ce mi-a zis? Astronaut. Zic, de ce? Pentru că acolo sunt singur. Și are 11 ani, Tudor. Da. Sunt singur, tu nu ești acolo, oamenii nu sunt acolo. Zic, da, da, mai sunt oameni pe stația spațială. Da, dar oamenii dragi mie nu sunt acolo. Și nu pot să ajung la ei când vreau eu. Dacă sunt oriunde în lumea asta, eu pot să ajung la ei. Eu avionul și am ajuns la ei. Te-a rupt chestia asta? Da. Și ce ar vrea să facă Tudor? Tudor vrea să se facă ori istoric, să le predea copiilor istoria, ori arheolog, ori pilot de avion, pentru că îi place să călătorească foarte mult. Și cum ai reacționat când ai aflat ce vrea să facă Tudor, știi? Istoric. Eu am zis, bă, istoric, ce vrei? Să le, să e le predau să fie copiilor, fericiți. copiilor istoria. Să vadă cât de frumoasă e, să vadă de unde vin. Să vadă ce au făcut bunicilor. Că vorbeam mai devreme, înainte. Tu ce vrei mă, să te faci când erai mic? La zeci, la polițist, pompier, standard. Eu, doctor, eu tractorist sau doctor. Na, na. Cam are... ale erau Și deschiderile. Ana Ilinca ce vrea să facă? Ana Ilinca încă nu. Ea e prințesă sau uh, uh, Spider-Man. E în zona Spider-Man. Vezi diferența tu la șase, în clasa șasea 6 uh, primei uh... Uite, mă sună tata. Ia, răspune pe speaker. Da. Domnul actor din Secretul lui Zorilos. Da. Servus. Servus, ce faci? Măi, bine. Mai pe la trei am sosit de la Sighetul Marmației. Acum, în clipa asta, m a sunat directore Centrului de Cultură a Municipiului Sighet. Bun. Și m-au felicitat pentru ziua de ieri. și... E că ai avut spectacol la Sighet, ce Ia. Au fost și Marius Zorila și cu, cu nevastă sa. Da. Și eu după ce ei au încheiat și am făcut un final frumos. Normal. Și, și, doamna după da. Ce La vine, Agoste. Adus. Da. doamna, doamna lavinia o lua microfon și a spus, domne, așa așa actor de înaltă ținută în felicitări, îl îmbrățișăm toți, îl respectăm. Ai. Pe cosmisele și sau... A, ah, de tine, eu zis. Păi, de mine, mă. iartă-mă, iartă Păi, iartă ce bani <laughs> da. Da, da. ce-s, mă, așa de încântat. Acum de-aia am sunat să spun, uite, mă, Uite, dar am fost și elegant și în vorbire și... Nu, no, sunt mândru, 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 bravo, te iubesc, bravo. Da, 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 da. Bă, acum îți spun ce dorință am. A, am văzut în filmul ăsta vor, mulți, mulți care n-aveau ce căuta. Mie nu o să-mi poată da Alin în cu mă trei și mie să pot face măcar 5 minute de vorbe să, să fac, să-mi dau cu și tot. Să... Bă, nu știu, că nu eu. Știi bine că nu eu mă, mă alin cu Sandu. Eu îi zice. Îmi vedea. Nu, no, nu știu. Da. auz? Nu. No. Da. Eu sunt la uh, măruță, la podcast, la ce face el pe YouTube. Nu. No. Și dacă vrei să-i spui ceva, te aude. Gălaș. Îl iubesc. Are așa o dulceață în vorbire, o drăgălășenie cu Nu mă confundă, nu? De, de, mă, cred că omul ăsta, el nu se... Ciu că să, nu, să asta nu să la montaj. Nu se enervează. Cum procedează? Că eu nu-l văd. pe Îl văd numai tot așa. Bă, nu mă confundă? nu cred că ești la morar, la podcast? Bă, Grozavă treabă. Da, da. A, tata lui Cosmin, ne auziți? Da, da! Să trăiți! Mă bucur foarte tare să știți că am vorbit de dumneavoastră până acum și mă bucur foarte tare că a apărut telefonul ăsta așa, pe nepusă masă. Mulțumesc, directoarea centrului de promovare a culturii tradiționale și să mulțumesc că am, am auzit -a că ați făcut senzație acolo. Da, 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 serios. Domne, felicitări pentru că v-am văzut și în Secretul lui Zorilos. Faceți un rol uh, nu, extraordinar. Ai, nu știu ce, nu, eu o singură propoziție, am vrut doar așa să fiu și eu, dar o să sper că o să-i să conving să-mi dai și mie, măcar. să-mi... Să pot vorbi și o 10 minute. Să clar. știți că Cosmin vă iubește Arnici. foarte tare și aici la podcast cât am vorbit noi a vorbit uh, într-un fel anume așa de dumneavoastră și de tot ce a însemnat uh, copilăria pentru el. Și vă felicit din toată inima. Aveți un copil minunat. Vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc mult. Oricum vă îmbrățișez, o admir pe Andra o bijuterie de artistă elegant. Vă mulțumim mult de tot. Eu vă îmbrățișez și vă iubesc. mi a făcut așa o onoare și o bucurie imensă. Cu, acum, că am putut vorbi. Vi l dau pe Cosmin să vă zică una. că vă iubește foarte tare. Mulțumesc mult. Mulțumesc. eu Vă iubesc pe toți. Protedeu, fără măruță, ar fi, ar lipsi <gânt> din el, din strălucirea lui, un sfert. Johnny! Intra da. No, bine, dragă. Hai, ne auzim mai încolo, vorbim mâine dacă bine. e și ne auzim. Bine? Te iubesc, bine, ba. și eu. Ceau, ceau, ceau. ceau. Ceau, 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 ceau. Ba. Păi, ce păi? ai un tată senzațional. Da, da, 75 da. de ani, așa 75, da. de viață, așa da. energie. Da, 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 așa e tata, da. 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 El semeni. Da. Da, și am apucăturile. Și de cu el, bine. așa, plin de... Da, de a povesti, de a umple da, spațiu. Da, 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 și nu îl nu oprești. Ai văzut cât de greu îl oprești. Ai fost mai apropiat de mama ta sau de tatăl tău? De mama. De ea ai fost mai apropiat? Mm. Cu ea puteai să povestești orice? Mm. Cu tata? Mm. Cu nimeni? Cu nimeni. Cu bunica? Cu bunicu? Nu. No. Cu Ciprian? Nu. No. Frate meu. Hm. Te bătea? Da. Era la mai mică, păi, ai mai luai. Nu. No. No. Normal. Și îmi pare rău de frate meu așa. De ce? ce- a zis și tata. El în radio a lucrat la Radio Transilvania o perioadă și chiar făcea o treabă extraordinară acolo. Și la un moment dat s-a rupt. Și îmi pare rău, chiar îmi pare rău. Și acum și ce te face cred că. Și acum că mi-a zis, că vorbea tata, că așa... Că... Da, ai simțit e... regretul ăla din vocea tatălui tău, în care spunea <coughs> că nu l am încurajat da. pe Ciprian mai mult? Da, și asta spun că e... Cred că ar fi fost un actor mai bun ca mine. Poate, asta, asta, poate, poate să fie o povață câteodată și <coughs> pentru părinții care ne urmăresc, și anume faptul că trebuie să-ți încurajezi copilul și să-i dai aripi. Chiar poate că copilul ăla nu poate să zbăre, dar tu trebuie să-i dai aripi. E datoria Corect. ta de părinte. Corect. Nu contează cum îl vezi tu. Cum... Important este să-l sprijin. Că asta... Spun. De acolo am plecat de la educație să-l sprijin în ceea ce își dorește el. Să-l sprijin, să-i dai avânt, să-l iei în brațe și să-i zici, hai, hai, iau în sus, zboară, dă din are. Ți se pare că n-a făcut acest lucru cu Ciprian? Posibil, da. Da, și cred că și fratele meu regretă asta. Acum. Și îl simt uneori așa că i pare rău. Știi? Te-a văzut în n-a fiecare. Da. Și el e foarte mândru de mine. E foarte mândru de tot ce fac. Foarte mândru. E căsătorit Ciprian? Da, are trei fete. <tri> trei fete. Abia acum a născut a treia fată, Eva Sofia. Să-i trăiască. Doamne, ajută. Și, da, săracul e muncitor, muncește în continuu. E în Austria de 10 ani. Dar, în continuare, simt că îi pare rău că n-am mers pe calea asta. Și dacă mă întrebi... Dacă mă întrebi, era mai bun ca Liana să, Liana Stanciu. Pe cum? Știi că ai, ai, Liana e A zis o voce reconoștibilă a radioului, da, Cum știi? Liana, Radio Contact. Da, Cătălin, eu ascultam. Istorie. Băi, Istorie. ce vorbim? Și în continuare e la Magic FM. Da, e la Magic dimineața. Și are vocea recunoștibilă, adică Tot, și numele. Tot. Instant. Stanciu, radio. Instant. Perfect. Instant îmi dau seama de -a. Dar frate mi-a lucrat în radio și a făcut o treabă foarte bună și s-a lăsat la un moment dat nu, nu mai știu ce a fost acolo. Îți lipsește? <coughs> da. Vorbești cu el des? Rar. De ce? E o situație mai delicată. Întotdeauna chestiile astea câteodată sunt mai sensibile. Da. Îmi lipsește, îmi lipsește foarte mult. Da. Poate o să vadă podcastul ăsta, dacă l-ar vedea, ce-ai vrea să știe de la tine? Că-l iubesc și că mi-e dor de el. Da. Situația mai delicată e din cauza... Nu are rost să discutăm. Din cauza meseriei? Nu. Nu, să nu dezvoltăm. Okay. ok, nu dezvoltăm. Nu, mă gândeam că e din cauza meseriei. Câteodată, exact cum ajungem no. la aceeași poveste, știi? Nu, el face Ești... o treabă foarte bună și pe ceea ce face el. El este un fel de dealer. Aduce mașini. Uh -huh. Și vinde mașini de ani de zile. Și întotdeauna unde l-am recomandat și... A adus mașini multora, să știi. Lu i-a adus mașină. Luanda Adam i-a adus mașină. Nu, l-am recomandat și și-a făcut treaba omul și. Nu. Dar e lăcut. greu, e, este exact foarte actor. greu. Da, eu cred că ar fi fost și vorbesc foarte sincer, nu i-am spus asta niciodată, poate că nu e aici și de, de aia pot să spun asta. Eu cred că ar fi fost mai bun actor ca mine. Ciprian, te salutăm oriunde ai fi tu acolo Și să știi ea, că a venit fels. Nu știu, poate acum ne vede din Germania Sau putca ăsta, știi, colindă în toată lumea A venit, Bringo, ai venit? Bă, Braba, ciucă, ciucă, adă cuțit din bucătărie Adă cuțit din bucătărie Dar știi ce n-avem, mă? Ce? Ce? Ce mă? Ziar Merge, mă, pe asta las. Ziar, nu, avem ziar Merge pe asta ziar. Ai mâncat vreodată sandwich pe o revistă Playboy? E în spatele tău, acolo. Dacă poți să te ridici. Uh, ok. Oh, ce prefer, mamă? <laughs> <laughs> Și vă rog frumos să nu faceți gluma să te ridici pe vârfuri. Ce prefer? Te-ai săturat de gluma asta, nu? Da. Zi, ce preferi? o să spun cea mai bună glumă legată de înălțimea mea, dar după aia. <laughs> ce preferi? Numărul 5, nu știu ce, ia vezi. retrage wow. cu ochii închiși. Cu ochii așa, fără. Nu, nu, nu știu, a ai... Ai zis și eu. Nu ai... Dar e pe numere, nu e pe numere. Nu e de pe numere. Pe... Uite, număr, număr, de, de sus în jos. Da, da, zi. Sau de jos în sus. Nu, zi tu un număr. Nu, de sus în Chiar jos. Sau... Tu zici nu, un număr. ai eu... zis 5. Eu am zis 5, zici tu un număr și împărțim la 2. 8. 8 cu 5 cât face? Zici, că 13 împărțit <laughs> la 2. <laughs> ok. 6 7. Hai, 8, 7. De 7. jos în da. sus sau de jos? Da. Cum vrei tu, alege? Nu. De Cum vrei? De, sus de jos. jos de sus de în jos. De, de sus în jos. Deci să fie alegerea tuturor. Ia să vedem. Smiley, ține-te bine, puiule! <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jură-te ce-a tras, ia. Nu. E lipită. <laughs> e violeta Luciu! Nicoleta Ruciu. Nu prea <laughs> Nici mai De ce mă revista să mâncăm? Nu mă, stai puțin. Mai zi-o nu zi un, că nu-mi place asta. Șase. Nu că nu-mi place, mi se pare super ok, dar nu mai e în vogă și nu avem pe ce să... Șase. Șase? era șapte sau șase? A, da, da. Alea s-au dus dracu, deci nu mai sunt bune. Asta Bun. e, mă. Ia zi uh, un parizer pentru ce. <laughs> Stai, nu, lasă-o pe mine! Se, o să se uite taică tu la ei. Corina, nu știu cine e asta. Uh, Ca Asta cine e, mă? Ia, de, arată un pic așa. Păi cine e asta? Uh, steaua lui Miu. Ce? Așa scrie acolo, steaua lui Miu. Nu știi nici tu. Bun. Nu, trăiește Asta cine? Anca da. Nicolae. O știi, o știi? Nu. <laughs> Cât de bine o știi, Cătălin? <laughs> Te pupă, Andra, seru, stai niște. Da, se stai, așa, că le luăm bară. Cristiana Rădu... Bă, o mai Băi. ții minte pe Zi piesa care, pe care o avea Cristiana uh, Hai zi. Uh, Mam, amor, Care? Om. Amor, amor. Amor amor. Nu era amor. Nu era. Amor amor, amore. Da, da. Da, amor, da. Mai țin... amor era la mai ții minte Cristiana Răduță când avea videoclipul ăla Super? Zic cu cine a fost combinată. Bobic. Bravo. Mă. Ce vorbești? La revedere. Nu vorbim nici. Ana Maria de Mos a dus. Uh, Traian Băsescu vreau și să fiu președinte. Nu, nu, pe mine. A, mea, fost... pe ea. Ah, scuze. Special. Cine? -a? Cine? Dar arată așa. Cum mă, cine e? Cine? Păi tu nu vezi? Păi cine e? Cine olimpică? La ce? La ce mă? Să merge mai departe. La ce? Stai, Nu, făcă... băi, nu, chiar nu putem. N-am văzut o vicecampioană olimpică în viața vieților mele, așa. Ah! Nu e bun. Ia zi, Cătălin! O rupem în două pe parizer! Deci, stai, nu că-mi place asta. Mamă, deci tu ai toate băi colecțiile. Tine, mor de foame. Fotbal și sex. Stai puțin. Uh, uh, cine? Asta cine e? Că tu ești mai în... Uh, Mica Sirena, Alexandra. Cine, mă? Era o colecție. Cine? Bă, da Mica Sirena, așa scrie acolo. Nu. nu, știu. Angela Țib. Ți, 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 Bă, nu mai țin minte. Bravo, la revedere. Patronii echipelor de fotbal. Super blonde. Nu ne interesează, nu le știm. Uh... Bă, ce înseamnă să ai colecția Playboy? Da, Irina și Josefin. Să mor tu că le știi paste. La vremea aia, în Le 2001, știai, Bă, în le 2001. știam și eu ce vorbește. <laughs> le știa o țară întreagă. <laughs> Andrei Andrei Gheorghe, pe Bă, băi, ce mi-a plăcut ier. Andrei. Am casetele cu Mic Night Killer și acum acasă. Mamă. Mamă, cuțitul ăsta nu te ia deloc. Hagi. Deci asta ia cine mea. e? Cătălin. Ce? Ce? Tu ești. Tu știi că tu Zizi, ești, zi, eu, da, da. ești în zona asta. Cine cum e? Mă, cine e? Păi, mă, tu la... Ai păi zis nu la ai spus șapte. că ai a Nu că dus fratele tu mașină? Nu e Anda, mă. Anda, da, mă. Anda! Sora mea, ia uite cum arăta. Bravo, Anduța. Aici, Zim, dacă o știi, pasta. Uh, Evrica. Nu știu ce <laughs> bune. Nu știi nici pasta. Asta o știi? Uh, da. Cine? Carmen Românca Electrică. Ce mă? Așa scrie acolo. Nu. Păi nu, cine? Carmen Românca Electrică. Nu. A, nici asta nu știi. Pasta o știi? Bă, până la urmă rămânem nemâncați, Pe Pasta mă. o știi? Uh... E Pamela. Paima, bă. Putem mânca și noi o dată măcar da, internațional? Da, să mâncăm și noi. Ia uite, mă, am aruncat și pe Pamela. Da. Asta cine-i? Ia. Yeah. Nici asta nu uh, Nu știu. Dar uite, Florin Piersic zice ceva acolo. Băi, deci, gata, mă, am hotărât. E? O știi pe asta? Da, Bine, mă, e Andreea. Da, gata. Cina, dacă... Ce? Avem și pe nu, mă, lasă aici, dă nu aici. Nu, că aici. se supără Smiley pe noi, lasă așa. Da. <laughs> nu, mă, atent. Vreau o. să facem vișul studenției. O pun aici pe Andreea? Pune, te rog. Să mor tu. <laughs> <laughs> îți, fa îți fac sandvișul studenției? Da. Asta e. Dar vreau să-mi uh. spui dacă este fix exact așa, cum știam noi. Da. Muștar clasic. Da. Franzela nu mai e ce era. Ceapă. Ce? Avem, Avem și, și, ceapă. Brânză și, brânză și ceapă. Brânză nu pot că sunt, da, am intoleranță la lactoză. Da? Aveai și în tinerețe sau doar cu la bătrânețe? Nu, doar la bătrânețe. De vreo 2 ani mi s-a declanșat. Dar pe tine te dore ceva la 44 de ani? Vrei să fiu sincer? Am avut niște probleme cu prostata. Să mori? Pe bune, da. Și ai făcut tu și eu rectal? Da. Pe bune! Da. Ai făcut și Nu, prietenul nostru, Cosmin chiriță antrenor de sport, mi-a povestit experiența lui. Tu ai făcut tu și eu rectal? Nu, n-am fost în viața mea, Și cum a fost? Se ia pe nepregătită odată zice: hai să vă facem un tușere. Da, sigur, să nu? Ridicați-o așa. Pascura, bă, dar e adevărat că toți urologii au degetele foarte lungi. Nu știu, Gocule, că e primul <Happpart> pe care, <onsieur> care l-am încercat. Și? Si? Și a fost foarte scurt. Și, Aha, acolo e, vă doare, da, e bine. Și? Și s a, a rezolvat? un tratament. Eu zic că da. Da, dar cred că s-a rezolvat cu ceaiuri. Cu ceaiuri? Da. Ești de asta un tip care merge și pe medicină alternativă? Adică, da. vreo... dacă se poate să înlocuiești? De vreo un an și ceva, doi chiar merg pe medicină alter... alternativă. Da. Și ce... ce ești? Iau niște ceaiuri de la cineva de la. din Bihor, de am vreo mamă cum e asta. Mamă, știi cum -mă e? mă să fac, exact ca în studenție. Ma... Muștarul aveam întotdeauna gratis la universitate. Ambrou Farmacia Domnului se numește uh, compania. Mă rog. E da. el cu copiii lui și face niște ceaiuri extraordinare cu care eu m-am, eu zic că m-am vindecat. Te-ai pus pe picioare? Da. da. Super, și acum, în momentul de față, fac un tratament de deto detoxifiere, dar nu știu dacă e detoxifiere, cu un ceai uh, de la el și mai iau uh, sevă de mesteacăn. Și te simți bine? Da. Știi că Sorin Brodnei, prietenul meu de la trupa Accent... Bine, mă. Ardele așa la Dâmbaia Mare. Bă, tu știi ce poză mi-a trimis? O să-i dau cu că să pună pe podcast. Cu ce? El, cu la casele meste... lui? Nu, la, mm. nu alea din Maramureș, la mesteacan. Da. Mesteacăn. Dă o gaură în da. Mesteacăn, primăvara, da. și scoate seva aia de da. Mesteacăn. Da. Și mi ai... și mie într-o seară acasă. Ce? Păi trebuie să bei 16... Eu beau 16 litri. Un litru pe zi. Tu bei se de Mesteacăn? Da. Un litru pe zi, fac cură de 16 litri. Un litru pe zi, 16 litri, primăvara și 16 litri uh, toamna. Și simți ceva îmbunătățiri? Eu cred că da. Nu, în nu ce să sens se se În sensul că sunt mult mai. Uh, Dar mai zine și mi place? Dar la ca am... să... să găsim tot felul de uh, alternative. De e foarte bună seva de mestea, ce cred mai e? Uh, am luat. Iau în afară de 9 prelă 5. Ce? Nu oliprele de cinci pentru tensiune. Uh, am luat o perioadă foarte lungă. Aș mai pune aici. Îți mai pun, nu? Aici. 4-5 pe de fiecare. Gata. Băi, dar e mult, mă. Bă, dar e plasca asta în studenție Mama, nu puneam nu atât de... Cum da. da, păi da, hai zic, Iasă, că, zic, să zic că îl faci fi. ca în studenție. Acum suntem pe opulență. Ce Termina vă, și noi o școală, lucră la o televiziune. <coughs> da. Unii lucrează la televiziune, eu nu mai lucrez. Dă-mi voie să te aplaud. <coughs> așa. Uh, Noliprele au pentru tensiune, sunt hipertensiv. Nu, zice mai des, adică se vă de Se văd de Recunosc că am luat și cred că e bine să faci și tu și oricine. fă un tratament cu pastile de ficat. Ce -i? Am luat fortificat foarte la un moment dat și am mai luat... Nu pot să mănânc brânză, mănâncă tu. Eu nu Deloc, nu? Nu. Mai ales de la brânză, fac curât fortifica foarte, iau niște esențiale, sunt foarte bune pentru ficat. Că uite, noi ne-am apucat de băut, eu îmi las mașina aici, nu știu cu ce mă duc acasă, dar mă rog. Pelicanul. Uh, uh, da, Pelicanul. Nu, că nu e sponsor, nu mergem așa cu oricine, Cătălin. Bun, hai să... Crezi că să mai uită cineva la noi? Mi se pare foarte tare. Oameni buni, dați-ne voie să vă prezentăm cel mai adevărat sandwich. Da. Este sandwich studenției noastre. Așadar, putem să facem și o fotografie? Da. Zâmbiți, vă rog. Vezi, asta mi se pare mișto la podcast. Că poți să mănânci, să faci absolut da, tot ce vrei. Am observat. Aha. Jur, ăsta era cel mai bun sandwich pe mm. care puteam să-l am vreodată. O pâine tăiată pe jumătate, Mama. niște muștar peste, de prima felie, după care puneai niște felie de, felii de parizer. Mamă, dacă aveai și o ceapă Mama. verde, Uite, e mi se foarte părea bun. senzațional. E foarte bun. Întreabă-mă, Cătălin, că m-am amețit, acum e moment. Crede-mă. să vină Valentin cu cocktail-urile. Nu mai da cocktail, că n-am Stai puțin! Fă mai light! Ce concurență a plăcut cel mai mult de cunoscut de undeva? Pepe. Foarte tare. Pepe în primele sezoane. Pepe e prietenul meu. Mie mi-e drag, îl iubesc, e un om extraordinar. Și tu știi asta, e Finuțul tău. Băi, deci, omul ăsta, eu n-am mai întâlnit artist ca el. Este extrem de perfecționist, muncește foarte mult și s-a și văzut la TV. Și la precieze. A man. câștigat, nu? A câștigat de de câte ori. A câștigat la greu. Nu știu de câte ori a câștigat. Da, a câștigat. De câte, a de câte ori a vrut? De câte ori a vrut, da. Ultima dată nu știu dacă a câștigat. Ultima dată a fost puțin mai. l-am văzut mai light, așa. mai bun. Da. Este genial. Și este unul dintre oamenii pe care, vezi, îi sun. Și acum, dacă vrei, îl sun. Bă, ăsta e Pepe îl sun. Eu să... întotdeauna am zis, fără absolut nicio treabă. Și să vezi că o să zic așa. Ce faci fratele meu, frățiorul meu, cu ce te ajut? Eu întotdeauna am spus că dacă există un artist în România care are o coloană vertebrală, da. este Pepe pe primul loc, ce are în gușă și în căpușă? o ăla are absolut nicio treabă, chiar dacă are de pierdut sau de câștigat ceva. Așa. Asta e Pepe. Jur. Așa e. Mi se pare senzațional. Crezi că îi dau mai mulți bani ca tine? Dar nu mă interesează mă. O bune. E glumesc, mă. Sunt foarte bine. Eu Tatăl sper de să-i dea mai mulți bani ca mine. Crede-mă. Să-i dea. Dar făcea emisiunea aia audiență. Da. Am făcut audiență și să nu mă ascund. Nu cred că o să facă la fel. Vrei să te mint, mă, Cătălin? Nu mă. Eu îți garantez, eu știu foarte bine ce sunt eu și ce am făcut eu acolo. Adică, hai să o dăm pe aia dreaptă. Pă, bune. Îmi convins că prima ediție va face bine. Lumea e curioasă. Pri corect, nu? După aia, de la a doua, a treia, se va duce puțin mai jos. Și dacă nu se duce puțin mai jos, bravo lor! Bă, l-ai făcut mai light, Luca? Asta, dar nu e ceapă. Da, e mai light. Deci, imaginez cum, cum vine sandwichul ăsta făcut de noi. <laughs> ce mâncați? Și cum a fost? Senzațional. Ce ați mâncat? Sandwich cu parizer și ce ați da. Cocktail făcut de Valentin ce -am Luca. Am avut, Luca? Uh, monkey colada. Monkey colada. Monkey colada. Da, monkey colada. Ce? Exact, exact. Uh, monkey colada cu cocos. My da, e mai light. Da, cu monkey, cu scotch whisky, da. uh, rom, are rom uh, și cocos. Și Pentru cocos. că așa sunt coladele, cu cocos. Cocos, di cocos. Iată-te, îți dau un test din Te Cunosc de Undeva. Mm. A participat la Eurovision în 2002 alături de Marcel Pavel. Monica Angel. Bravo. Mm -hmm. Bun. Uh, a fost iubita lui Ștefan Bănică în liceenii. Oana, măi! Draga de ea, Oana Sârbu. Draga de ea. Mie drag de ea. A fost mișto la Te Cunosc da. de Undeva? Așa. Inocentă. Uh, foarte drăguță. Mie mi-a plăcut de ea. Aha. Este o actriță și a participat în cinci sezoane la Te Cunosc de Undeva. Ei, hey, Maria Buză. Bravo. Actor care formează un cuplu umoristic cu cineva. Tsociu. Mamă, ești bun. Bine, mă. A devenit mică de câteva luni și este o cântărață de succes? A fost la Te Cunosc de Undeva. Ce, mă? A devenit mică de câteva luni mm -hmm. și este o cântărață de succes? Mm -hmm. A fost la Te Cunosc de Undeva. zimă că nu știu. Nicol Ceri. Nicol, da, dragă de ea. Da, da. A fost într-o trupă foarte iubită. A participat la Eurovision 2012. Mm. Nu ai pus tu păr, zi mă. mă. Ii, ha, 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 ha. Nu. Am deci... fost într-o trupă iubită. Elena Ionescu, mm -hmm. tu ai de treisareu. Mm -hmm. Da, n-a fost și Elena la te cunosc? A fost. Uh, tu cum ai ajuns să prezinti să te cunosc undeva? Mm. Vrei să spun povestea mea? Da, aia sinceră. Da, aia sinceră. Eram în gară uh, începusem să munceam în perioada aia, munceam și la un studio de înregistrări unde pe lângă dublaje făceam și, de dublaje, făceam și regia la anumite seriale dublate. Tudor. Era mititel, doar ce se născuse. Și știu că i-am cumpărat lui nu i-am cumpărat, am primit de la cineva un, un mergător din ăla, mm -hmm. un... o chestie din aia. De și am și copilul acolo și știi da. că poți să stai liniștit. Da, și că merge el, da. se mișcă singur și nu știu cum. O să renunț la asta, că sunt pe opulență în perioada asta și îmi permit, am 45 de ani de și mănânc fără patru feluri de aia. mm. Încearcă așa, e mult mai bun. Încearcă fără partea asta. Mega mm. dietă? Pleacă oamenii, da. Și uh, m-am dus la serviciu și Irina o sunt pe Irina și zic, ia zi, mami, cum e cu antemergătorul? Merge, stă în el, cum e? Zice Irina, unde să meargă Cosmin? Păi da, nu l-ai pus? L-am pus, Cosmin. Noi avem 2 metri. Stăm într-o garsonieră, Cosmin. Stăm într-o garsonieră. Păi și a mers? Un metru. A dat de perete, Cosmin. Uh -huh. Și momentul ăla am zis, gata, stop, trebuie să fac ceva. Și atunci am zis că trebuie neapărat să îmi cumpăr un apartament. Îți spun toată povestea asta, cred că te iau așa. Am căutat un apartament, găsisem ceva în tineretul, era 86.000 de euro, vorbesc de acum 12-13 ani. Era 86.000 de euro un apartament cu trei camere, am hotărât că așa ar trebui. Eu, dormitorul meu, living și camera lui Tudor. Între timp, prietenul meu bun de perioadă bună de ani, de foarte mulți ani, Cristi Beiu, de la Sublime. Cristi zice, bă, și eu, născuse și soția lui, bă, și eu să termin la, trebuie să fac un faț, să-mi iau un apartament mai mare să te închirie, și ăla să te închirie, chiar dacă e din București. Și zic, bă, și eu vreau. Și zice, Cristi, bă, eu am un teren. Unde? La Ciofliceni. Zic, unde e asta? Undeva încolo, Germânești, nago. Zic, bine, hai să mergem să-l vedem. Ne-am dus, la am văzut. Ca să vorbim și de spiritualitate și de univers, am fost, la am văzut și am zis, ok, și ce vrei? Zice, hai să facem un duplex, că ne costă mai puțin. Că eu n-am bani. Zic, nici eu n-am bani. Hai să ne apucăm. Păi cu ce? Nu contează. Un prieten de-al nostru, uh, PIF, Petru, Ivu, uh, a făcut. Uh, Cristi Beiu este cel care a cântat în formația Verso. Și este unul dintre cei mai, uh, ca să zicem așa, prolifici uh, impresari, la organizatori de evenimente. Da, cred că este organizat. Nu este. Impresariul nu Agentul de... meu. Okay. Da, are o, cam, are o companie foarte mare în momentul de față și. Este una cele cel mai mari, mari companii. Da, din țară de sublime. De ei vorbim. Așa, și zice Cristi, am fost, am văzut terenul, și am 500 de metri pătrați aici. Și cum facem? Păi uite, ne facem o casă. Bun, ce casă facem? Facem din lemn. De ce? Pentru că Ivu, chitaristul de la Verso, din formația da. lui Cristi, și-a făcut o casă cu unul de la Timișoara, Chiulan House Factory, un băiat minunat cu care ne am prietenit până la urmă. Știu că până la urmă a venit și el cu sponsorii lui, ai văzut? Păi. Nu am luat niciun bani de la mine. Doamne, acum, nu. Glumim, Cosmin, așa, și, Da, că tot vorbim de sponsor, sunt brand ambasador Samsung <laughs> uh, și am avut o campanie senzațională de paști. Așa. Uh, uh, îți recomandăm uh, și ție, celor ca, celor, celui care te uiți la podcastul nostru, să intri pe flip.ro pentru a-ți achiziționa cele mai mișto telefoane. Și ăsta e sponsorul tău? <laughs> Dar ne place că ne dăm așa pasă de <laughs> uh, Așa. Uh, am vorbit cu Mitică, i-am zis, uite, așa, 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 noi vrem să ne facem casă și Mitică ne-a zis de la Timișoara Gagiu, zice, bă, ce bani aveți? Aici v-a închis. Bă, eu zice, eu, eu am 10.000 de euro. Și ăla <laughs> zice, păi casa costă vreo 60.000, adică, tu ai 10.000, da. Tu câți ai? Eu am vreo 13.000, zic așa, și bun, așa, dar nu i-am toți, am doar vreo 3.000 momentan. <laughs> și ce mitică și ce bă, fiate. sunteți simpatici, amândoi, pitici așa, uh, hai să vedem ce proiect vă alegeți, și eu vă fac casa, puteți plăti în rate, da, am stabilit noi o... un Galandă, acolo. Da, exact, o variantă de plăti în rate. Am bătut palma și îți jur, Cătălin, aici iarăși vorbim de spiritualitate, eu cred foarte mult în asta, pe 1 martie 2012 am defrișat terenul care era plin de bălării. Pe 17 octombrie 2012 eu m-am mutat în casă cu mobilă, cu curte, cu trotuar, cu poartă, cu gard. Nu mai lucram la ProTV. Nu mă întreba de unde au venit banii și am făcut un credit de 36.000 de euro, din care 8.000 am închis un alt credit, deci am rămas cu... Cât e, mă, că m-am bătat zi? <gântu -i> Ce ai zis, Ciu, că să mor 36 minus 8? 24? A, așa mi-a zis a, dracu, am băut a, eu. Așa, și am făcut fă un credit. Cre... Nu mai contează sumele. Am făcut un credit la bancă. Ei, în momentul ăla, ne-am mutat. I-am mulțumit Dumnezeu. Nu mă întreba cum. Cătălin nu mă întreba cum mi-au venit, în momentul în care am bătut palma și am zis, gata, fac asta, au venit, un prieten de-a meu spune, băi, puneți în cap, puneți targetul și o să vezi că tot universul lucrează pentru tine. Tot universul a lucrat pentru mine, Cătălin. Am prins turnee cu companii mari în care am făcut o grămadă de bani. Am prins evenimentele, veneau, uite așa, uite așa, uite așa. La studio, la înregistrări, la, Arge, la Ager Film, făceam dublaje, veneau, uite așa. Deci a fost ceva fantastic. Am terminat. Ne-am făcut casă. Ne-am mutat pe 16 octombrie, 17 octombrie 2012, ne-am mutat în casa. În mea. același an, practic. Da. În câteva luni. Serios constructorul. Da. Am, constructorul plus ce mai aveam acolo, am tras linie 90.000 de, de euro. Nu mă întreba de unde i-am dat. Că eu nu știu. Dar știu că am muncit. Ei, în momentul ăla, eu, nu aveam serviciu, am terminat casa, ne-am mutat, aveam perdele în loc de uși, nu aveam uh, draperii în geamuri. De nu da, dar era mai, casa voastră. Nu mai, era casa mea, aveam bucătăria, living-ul, dormitorul nostru și un pătuț pentru Tudor uh, în camera lui. Și e foarte important asta și le spun și celor care ne privești și care ne ascultă acum în mașină sau oriunde. E foarte important să, să crezi în ceva și să-ți pui cu adevărat un target. Nu, da mă, o să fac. Nu! Și atunci să vezi, îți jur, poate sunt eu nebun, poate mă crede lumea altfel, dar eu cred în Dumnezeu, cred în ceva, cred într-o putere, cred într-o energie. Toate lucrurile au, au, lucrat în așa fel încât mie să mi se întâmple asta. Am terminat. Ca aici vreau să ajung. A, ne-am mutat în casă. Era miercuri, Cătălin. Nu. Mint. Am terminat, nu știu ce, n-aveam servici nicio așa, soția mea avea indemnizație, da. creștere copil. Și eu îi spun așa, Irinei, gata, am făcut casa, plecăm în concediu. Tu cu vacanțele. Da. Și nevastă mea zice, ești tâmpit, unde să plecăm? Unul? Plecăm în Thailand. Băi, Cosmin, potorești. Nu există. La Cristi bani? era căsătorit atunci? Cristi, da, avea copil și el. Pentru el e băie... căsătorit cu o thailandeză. Da, băieții, da. Nu băieții de așa. Și zic că nu, plecăm în Thailanda. Și azi zice, ești nebun? Nu, nu sunt nebun. Mai luăm 3000 de euro împrumut. Și plecăm în Thailand. Și nevastă mi-a zis, Cosmin, te rog, nu faci asta, nu te rog. Ha, mă, Irina, la -mă, o viață băie, avem. O viață avem, înțelegi? Și am luat 3000 de euro împrumut și am plecat două săptămâni în Thailandă. Pe Tudor l-am lăsat cu mama, dacă nu mă aș, la atunci, a venit mama la noi. Și după două săptămâni, Cătălin, dragă, am venit acasă. Zen? Zen. Era miercuri și eram în bucătărie. Nu i că trăiesc eu. Sună telefonul. Nu. Stăteam așa. Sprijinit cu spatele la geam. Băi, sunt niște momente în viață pe care nu le uit. Și zic, Irino, da. Avem vreo 30 ceva de mii de euro datorie, 40. Da, măcar am fost în vacanță, ce poze miștoare. <laughs> da. Zic, eu n-am servicii. Tu ai indemnizația de 3600 de lei lua pe lună. Zic, da, avem casă. Și da. Zic, avem și o rată la bancă, da. Zic, e belită sora mea, nu știu cu ce trăim, <gri> că avem și un copil. Miercuri. Luni. Sună telefonul. Mă sună o fostă iubită de-a mea din facultate. O colegă de-a mea, uh, Un om tare bun din Baia Mare. Gabi care a făcut e scenaristă, a scris niște scenarii acum. Uh, a făcut și film, mult, a luat și premii. Uh, și mă sună Gabi. Cătălin nu m-a sunat. Zai de... pic, tu erai în casă. Că s-a cu soția mea și cu copil. Te sună fost iubită. Fostă iubită din facultate, adică din urmă cu fost 8 ani, adică așa. Păi, și mă sună Gabi. Și prima sensă, această, să... Ne nevastă mea. <coughs> Știi că e da. așa, e... Uf, zic, răspund. <coughs> da? Ce faci, Cosmi? Băi, Cosminule, ce faci? Zic, bine, Gabi, tu ce faci? Hei! Bine, uite, așa, că așa, că am un copil. Da, ce frumos, ce nu știu ce. Bă, fii atent. Zic, zi. <coughs> uite de ce te sunt. Te rog, se face o emisiune nouă la Antena 1. Zic așa, crede-mă, ești foarte potrivit pentru emisiunea asta. Dacă tu iei castingul ăla, eu îți garantez că o să devii unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din lumea asta. Și am zis, da, capi! <laughs> okay. Era primul tău contact cu televiziunea la modul ăsta de a prezenta, de a... Nu, nu mă, am făcut, alo! Da, mă, stai un pic, nu... Am făcut garajul lui Zighi la TVR, cred că eram înainte ta. Eu eram pe TVR 1, tu erai pe TVR 2. Ții minte emisiunea aia, Ciucă? Da. Garajul lui Zighi. Ce emisiune în fiecare băcat. sâmbătă, mai vorbim. Când Făceam am? direct. Da? În 2000 am făcut asta. Când ai fost la Tonomat? La Tonomat? Prin 2000. 2000, atunci. Eu eram la TVR 1, da. Sâmbătă. Așa, și mă sună cam zice, băi, te rog frumos, uite, vreau să vii să dai probă. Da. Era primul tău contact cu televiziunea mare, așa ca să spun. Da, da, da. Nu era primul contact, eu fusese un. Băi, nene, asta mă contrazice la fiecare chestie. E, e, era un ProTV înainte, a fost în ProTV, s-a terminat proiectul. Nu prezentase ceva. Nu prezentase. asta. cum a plecat Mircea Radu de la TVR la Antena 1 la Din Dragoste. Ah, da, corect. da, Eu am știut să mă opresc. La timp. Bun, și? Luni. Mă duc să dau o probă. Marți. Miercuri. Te sună. Da. Ai luat proba, Cosmin. O să fiu unul dintre cei mai mari prezentatori din țara asta. Omul care, de fapt, avea credit, rate, dar avea casa lui și gata, uite, cum le arșează Dumnezeu așa. Exact. Într-o săptămână, totul s-a rezolvat, Cătălin. Eu luni nu aveam nimic, aveam 3600 de lei pe lună, plus rate, plus așa, și într-o săptămână, lunea următoare, aveam deja contractul semnat. Cred că asta e exact ce ziceai tu, să îți pui targeturi și să-ți dorești ceva să -ți cu adevărat. să dorești. Și se întâmplă. Se întâmplă. Și să crezi. Să crezi în asta. Și să și muncești pentru asta, pentru că ai muncit Correct. mult acolo. Nu, nu poți să... Nu. Asta vine automat. Nu poți să zici că, mamă, gata, eu îmi doresc... Nu, trebuie să muncești foarte mult. Câte mai pe lună? și cum eu? erați plătiți pe sezon? Mult. 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 Plăteau mult. bine, ciucă, ți-am zis. Da. Nu, nu, o să spun sumat. Eu bine, câștig... nu? Da. Eu am câștigat foarte bine în antenă. Foarte bine. Și am spus top. Îți jur mie asta mi se pare foarte tare și puterea asta să zici bani. stop încă o dată, nu știi că bani. noi mai facem glume Cosmin, da, dar mi se pare foarte tare e când fair. cineva are uh, curajul să spună stop unui proiect care e de succes și să zică bă vreau să am grijă de mine, vreau să fac altceva pentru mine. Cătălin nu cred, trebuie să te oprești orice mai spune tu faci, faci misiunea ta de câți ani? Uh, 15 ani 15 ani, de ce ai făcut mă podcast ăsta? bă, că nu mâncam sandwich așa la televiziune și oricum intra de multe ori publicitatea. Așa, și de ce ai făcut asta? Nu vrei altceva? Nu vrei ceva nou? Cred vrei că să... mi-era dor și de perioada aia de uh, radio, știi că tot am vorbit de Andrei Gheorghe, Vez, când avea impresia vei, că vezi ce vrei tu, vezi, ești vezi că vrei și astfel. altceva? Vezi că vrei și altceva? Eu cred în asta. Ce frumos să vrei altceva și se întâmplă lucruri. Trebuie doar să-ți dorești. Și acum cu aceeași putere pe care o aveai atunci... Când spui îmi doresc altceva la ce te gândești? Unde te vezi? Uh, sincer, vreau un prime time într-un show mare pe care cred că pot să-l duc. Chiar cred Ai că. mai gândești pentru asta? O, oh, da. Să-mi dai o provocare acum. Mom, l-aș mânca pe pâine. Chiar dacă e de la antena 1? Da. Chiar dacă e la antena 1, chiar dacă e la. ProTV, n-am o problemă. Nu, te-am întrebat așa dacă e da. la antena 1, că. Da. Ai da, fost acolo atâția ani, de asta zic. Adică, relațiile da, au rămas da. ok și după plecare. Absolut, mi se pare întotdeauna e foarte important. Eu nu mai lucrez cu dumneata, dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să ne strângem mâna când plecăm. Și când ne vedem pe stradă sau la un eveniment sau oriunde, la o nuntă, că ești naș, că ești. Băi, spune bună ziua. Nu, niciodată, niciodată, nu, nu, nu da cu hate la final. Este foarte important să o lași deschisă, lasă ușa aia. Învățămintele oamenii... alea venite de la Zalău în care îți spunea, știi, capul plecat, sabia nu taie, ușa deschisă. În urmă cu câțiva ani nu credeam asta. Am învățat asta. Și poate că și tu ai învățat asta. Nu cred că e. Am mă cătălin. că cu 15 ani, dacă spunea cineva, mă, și te enervau ăștia de la ProTV și ziceai, bă, vă omor, da, eram... plecați, plecați, nu vă aud. Eu, sunt niciodată. Nu o să mai. de ce. cum spunea adică părintele înțelepciunea vine întotdeauna cu vârstă? Da. Cum spunea părintele Pimen, în podcastul lui Mihai Morar, că l-am hmm. ascultat de cuzând de Paști, uh, pentru ce? Pentru ce, mă? Pentru ce să vorbești urât de cutare, de cutare? Pentru că așa e ființa noastră, no. fără să vrei câteodată. Fără să vrei, Cătălin. Tu nu făceai chestia asta înainte? Ba da, o făceam, dar nu atât de... Mai este o vorbă foarte importantă. De fiecare dată când vrei să ți cerți copilul sau vrei să-ți cerți nevasta, ia o gură de apă în gură și nu înghiți. Ține-o acolo, ca să nu poți vorbi. Și e mai bine. Tot un părinte spune asta. Ține acolo și o să vezi că îi faci bine lui. Că dacă tu spui, îi faci rău lui. Și poți să faci asta mereu? Nu. Nu. Și asta mie. Vezi, aici mă doare sufletul că sunt vulcanic. Eu sunt un om bun. Sunt. Dar uneori explodez. Înțelegi? Și îmi pare rău după aceea. Și explodez chiar și cu copiii mei. Uneori te scot din sărit. Trebuie să recunoaște. Nu mi-am lovit niciodată copiii și nici nu o să fac asta. Dar țip la ei. Nu cred că n-ai țipat niciodată la David. De te mai enervează, E păi normal. Mărezi. E normal. E normal. Și lucrurile astea trebuie să existe. Hai Degeaba să, vin hai mari, să o... mari cunoscători de parenting, nu țipa la. Cam mă termină prost. Hai să-ți să povestesc o chestie legată de treaba asta. Mergeam într-o zi la școală uh, cu amândoi. Poți și... să -ți țip povestea puțin da, dar vreau și să-mi să, să zic, spui neapoi. unde e toaleta, că nu mai pot cătărin de o jumătate de oră, eu mor. Ce se întâmplă când eu, invitatul, cum ar veni, trebuie să ducă la toaletă. La televiziune e simplu, ia cereu dăm publicitate. P eu mănânc sembi și nu vrei să zic chestia asta? Zic. Si. Acum cu școala, mi se pare foarte tare da. te duci, fii atent. Te rog. Eram cu David și cu Eva și ne pregăteam într-o dimineață să plecăm la școală. Și David avea o carticică, nu-ți exagerez, foarte subțire, și îi spuneam, David, ia-ți cartea asta la tine, că la școală era luni și făcea, nu, că îmi trebuie vineri la library sau ceva de genul ăsta. Pff. Zic, bă, da, ia-o dată, Face, nu, că wow. nu-mi trebuie. Și am luat cartea efectiv așa și am zis, bă, da, te rog, pune odată cartea -o asta cură. și gata. Și face el, pă, domne, băi, că no. vedeam așa. No. Nu știu ce. Își ia cartea, o bagă în rucsac și plecăm în mașină, nici David și nici ceva nu vorbeau cu mine. Și îi spune, vei, băi, dar nu ți se pare normal că îți ia cartea aia ce așa mare greutate și tot voi să te supărați? Da. Și va face, fac eu, nu am dreptate, va pe bune acum. Și va face, nu. Păi mă uitam așa, în glinda retrovizoare <laughs> și nu, bă, secret. Ai secret. Și fac eu, cum adică, Eva, nu am dreptate? Face, păi nu, tu ești tatăl lui și trebuia să iei cartea, să-i o bagi în rucsac. Și, și apoi Eva s-a uitat așa că de David și a zis, David e tatăl tău, trebuie să-i spui te iubesc și știi? și mă uitam și rezolva a rezolvat că... problema. Să mori în volanul ăla, da. da. De asta zic, parenting -ul. Dar nu, eu nu cred că tu ai un parenting, uh, cred că eu, Eu cred că povestea asta... Fii atent, fii atent. Uite, hai, hai, hai să o luăm așa. Uh, tu crezi în... Mă rog, uh, Serios, doamne aștept. Am, am luat o pauză pentru că m-a luat puțin de cap și trebuie să Păi nu, că vin oamenii. Mm, mm. Spune-mi, te rog, frumos. Crezi în acest parenting pe care îl promovează unii și alții pe tot felul de podcasturi și de internet și de Instagram? Eu cred tu că... Tu crezi? Tu crezi că oamenii aia fac ceea ce spun? Nu știu, dar în eu încerc încerc, încerc câteodată poate să fiu mai atent la anumite lucruri. Uite, l-am avut Absolut. pe doctorul Cristian Andrei aici și am făcut niște uh, podcast podcasturi Trebuie legate de copii. A... Am văzut, am bă. văzut, aia vreau să... Fabulos, om, fabulos. Dar am da. dat seama că, de fapt, tu îți dorești, dar de cele mai multe ori nu mă, e așa, vreau Să te adică... ceva. Zi. Vreau să te întreb ceva, dar după ce mă întorc, nu, nu mai hai, pot să mă gândesc. Ok. Unde, unde mă să -mi... Aici, deschizi tu ușa și te duci. Aici, în nu, e în dreapta. perfect. Da? Tu ai Am toate Am avut și noi. unde aici? Nu, lasă-le să meargă greblă. Da. Deci. Uh, ușa, n-ai închis ușa. Sarge, Scuze. Că -am că închis. Că -am închis. Nu, nu e nicio problemă. Dar tu n-ai zis că ți s-a rezolvat problema cu prostata? S-a rezolvat. <coughs> da. Dar la cât s-a consumat? Măi, Cătălin, hai că mi-am dat seama acum când... Ai văzut că am făcut curat un pic aici pe masă? Mi-ai lăsat sandwich Da, nu da. Spune-mi, te da. Spune pe rog. Hai să... Hai să structurăm într-un fel, adică să vedem, să vorbim clar, că mi se pare că a, a, vorbim despre foarte multe lucruri. Păi tocmai asta e farmecul la podcast, să vorbești da? despre absolut de toate și să vorbești așa, fără un desfășurător anume. <coughs> și uite Fri, cum am ajuns, vezi, am plecat la un moment dat de la povestea asta cu ce înseamnă copilul, ce înseamnă familia, ca să ajungem ușor, ușor spre finalul podcastului, suntem de vreo două ore jumătate aici de povești, să ajungem tot, tot, la, tot. la copil și la familie. Da, eu cred că ei sunt cei mai importanți pentru noi și cred că pentru ei facem asta. Eu nu mai am nevoie de nimic. Te eu în momentul de față nu mai am nevoie de nimic, Cătălin. Poate, hai să nu fiu nenorocit și să recunosc. Cred că am nevoie de puțină recunoaștere. Sunt momente în care mi se pare că nu am avut destulă recunoaștere pentru cât am făcut. Recunoaștere care să vină din partea cu -i. din partea publicului. Păi, și acum o să zic, nu ești nedrept că spui lucrul ăsta când, de fapt, vine la emisiuni de făcea audiență și da. publicul ăla se uita? Da, e adevărat. E adevărat Sau ce? Cum, ai fi? cum, ai fi, vrut să zică publicul? Sau ce să facă publicul? Păi, uite, să mai spun un lucru. Doamne, poate nu-i... Nu știu că e bine să spun asta, poate e în detrimentul meu. Ce mi-ai făcut, Cătălina? Trebuie să văd cum o formă. Pleacă lumea. Sunt nu, cei nu, nu, care nu, nu, se, nu, nu, se apucă. Nu. Pleacă Zi, de acasă. Le-am făcut poftă. Asta zicea mai devreme. Uh, cred că nu am spus tot ce am tot ce am putut spune până acum în televiziune. Păi și asta ce vine are publicul. Nu are nicio vină publicul. Re, uh, reconfigurez traseul. Uh, ca să spun de frustrările mele, cred că orice om din lumea asta are frustrări. Clar. Și el în mască are frustrări. Sunt convins că e frustrat. Are anumite frustrări. Uite, ca să-ți dau din casă. Frustrările mele. Unu. Am fost la can, am fost pe covorul roșu, dar n-am lucrat cu un regizor mare străin. Doi. Undeva în cu sufletului meu <coughs> regret într-un fel regret. În 2008, eu am jucat la New York nu știu dacă sunt am jucat 20 mm -hmm. de spectacole off-proadway uh, și cineva de la CBS m-au chemat și am dat un casting pentru un sitcom acolo. Aveau nevoie de un uh, rol principal, un uh, expat, care să nu vorbească corect uh, engleză, mă potriveam foarte bine pentru acel rol, am dat castingul și cei de la CBS m-au chemat după casting într-un birou și mi-au zis așa Cât stai în America? Și eu zic, păi mai stau o săptămână și după aia mă mă duc acasă, că trebuie să termin un film, Faceam primul meu film rol principal. Mm -hmm. Exchange, Schimb Valutar se numește. Și am oprit filmările la jumătatea filmului, N am oprit filmările, am plecat în America trei săptămâni, am jucat uh, Off-Broadway la Blicker Theater. E un teatru foarte important. În America e așa. E Broadway, Off-Broadway și Off-Off-Broadway. Adică, TNB, Bulandra și Green Hours. Green Hours nu mai este, Dumnezeu să-l întâlnească pe voi, sau mai este, dar nu cred că mai e așa. Act, Godo, așa. Și acolo s-a întâmplat asta. Și m-au chemat în birou și am zis, păi, o săptămână. Zice, nu, noi în două săptămâni avem nevoie de tine. Păi zic, da, am un film determinat în rol principal, adică nu pot să... Ești sigur? Zic, da. Păi amână filmările acolo și rămâne aici trei luni și reiei filmările după aceea. Și am zis, nu vă supărați, nu pot, e ca și cum voi dacă ați fi în locul Practic, ăsta e unul din uh, regretele tale? Și undeva, în adâncul suflet, undeva, mic, nu este agresiv. Oarecum îmi pare rău că am refuzat asta, poate era trenul meu să plec mai departe, dar într-o altă parte mai mare sunt mândru de ce am făcut. Că am spus nu. Trebuie să-mi respect uh, uh, cuvântul față de acei oameni care au muncit, adică, mm. știi? Însemna să fiu egoist, să nu mă da, gândesc -a la ei. Mi a rămas undeva acolo. Mi-a rămas. Mi-a rămas pentru că mă gândesc că poate atunci era șansa mea și n-am știu să profite. Undeva. E mic. Cătălin. E, pe cuvântul Dar uite, e pentru Cătălin. cei care ne urmăresc, cum poți să-ți dai seama când e șansa ta sau când e trenul nu pe care trebuie să-l să prindi? Sau... Nu poți să-ți dai seama. O simți, Cătălin. Eu instinctul cred că o simți. Una. Eu cred că simți. Eu cred că este instinctul. Eu cred... Iarăși revenim la cum, cât de mult îți dorești. Universul lucrează. Trebuie doar să-ți dorești și să crezi în asta. Un... Poate că Poate că era mai bine, poate că nu. Dar poate că era mai bine și ce? Rămâneam în America, nu cunoșteam pe Irina, nu aveam îngerașii ăștia minunați și nu aveam viața atât de frumoasă. Acum când pui problema așa... O iei așa. așa. Eu așa o iau. Îți dă normal Acum. faptul că ai făcut alegerea potrivită. Alegerea potrivită. Dar de ce să-ți ascund? Undeva în sufletul meu regret asta. Uh, doi. Să mai spun. Luca, tu ești de vină. Tu și cu... Nu râde, că te... Ască... Așa. Uh... Cătălin. Eu. Cum mă vezi tu pe mine? Cum ai văzut tu pe mine acești 9 ani? Hai să vedem așa. Unde mă... Un tip mișto. Nu, vorbim de televiziune, da, da. de imagine. Un tip așa. mișto, un actor uh, care cred că poate mai mult care cred că de multe ori e, e liniștit cu ceea ce face, dar cu siguranță are potențial mai mare. Acolo n-am înțeles, tu la te cunosc de undeva, e prezentator sau coprezentator? Oh! Bă, și aveam niște ochelari de aia, de e lui fiu, întreabă de puneam... fiul întreabă pe Fiul, întreabă pe finuțul tău să vezi cam ce e acum, e prezentator sau coprezentator? Glumesc. Mai am o E bă, bă, Foarte mișto, Adică, dacă stau să mă gândesc, pe lângă un juriu care era foarte puternic și el la rândul lui, care s-a mai schimbat, s-a mai reorganizat de multe ori, erai pilon acolo, știi? Inclusiv jocul ăsta care era și pe înălțime, știi? Adică, Cosmin și erai cu. Cu temică de el, m-a agățat. Nu cu temică. Orodice cu... a plecat. Nu cu Temi și cu Orodici, cu, cu, Alina? care era mult mai înaltă și jocul ăsta și toată povestea. Mi se pare că ești fix din filmul ăla, cum am adus cel mai sincer. Adică un om care nu trece N-am înțeles niciodată, dar niciodată, că avem sponsori aici, de ce în 9 ani de zile eu nu am fost asociat cu niciun brand. Cu toate că am avut o emisiune în prime time, sâmbătă seara, când știm cu toții, cel mai scump. Ba mai mult, am fost lider. Dacă nu în fiecare sâmbătă, odată la două, trei sâmbete am fost lider de piață. Eu o frustrare. Mm -hmm. Spun sincer. Și ai încercat să-i afli răspunsul? Nu. Pentru că nu cred că eu. Da, l-am aflat oarecum. Dar nu aș vrea să vorbim despre asta. că Bănuiesc că-l știi și tu care răspuns. e răspunsul. Eu o frustrare. Crede-mă. Pentru că știu ce pot. Pentru că știu ce pot să ofer. Pentru că știu care este imaginea mea. Nu cred că cineva acum care se uită la la noi zice ai mă, e un nesimțit. Nu. Nu cred asta. Pentru că nu sunt. Eu știu ce sunt și ce nu sunt. Și atunci ce crezi că n-a funcționat undeva? Brendu. Care? Al tău sau al lor? Cătălin, de ce pui sare pe <laughs> Nu vreau să închid porțile. Eu am plecat cu ușile deschise și chiar am lucrat foarte frumos cu oamenii aceia de acolo. Și cum știi foarte bine că lucrezi în televiziune și cei de acasă trebuie să știe asta. Și cred că știu pe undeva. Dar eu zic să le confirmăm încă o dată. Oamenii care lucrează cu tine. Ți-aduce aminte când am venit la tine după ce am plecat de la Antena 1? Acuși cu trupa am venit, dacă nu mă știu. Da, da, da. M-am salutat cu toți oamenii, aia. toți oamenii, aia, operatori, sunet. Dar toată e lumea. normal că oamenii în afara camerelor de filmat sunt, sunt prieteni și se cunosc. Și sunt atât de, Și sunt că o lume de... e lume mică. E o lume mică. Gheorghe și Nica aveau vorbă. Câteva și știu, mese. Da, câteva mese suntem. Nu suntem mai mulți. Jur că nu suntem mai mulți. Șefii se schimbă, e adevărat. Dar noi, ăia care muncim în linia întâi, cum spun alții, ne scălâmbăiem la televizor. Hai mă și măruță-la, ce face mă? Mănâncă Să cozonaci. Se... Da, mănâncă cozonaci. ce e asta? Dar nimeni nu se gândește o clipă. Că poate și Cătălin Măruț are o problemă. Poate că îl doare ceva. Poate că are probleme cu prostata seleș. Poate că îl doare burta de nu mai da, poate. Cred, poate că că că... Pe, cred că pe oameni știi cum e. Nu, Ei, mă, e, e lejer. Da, e atât de legit. Și ei și, cred că deschid televizorul să vadă ceva care dacă le place bine, dacă nu, nu, să-i bine dispună și Corect. au oricum ei problemele lor, știi? Corect. Dar în același timp îți înțeleg de foarte multe ori, cum să spun, momentele în care simți că ai fi putut să primești mai mult. Nu s-a încheiat, Cătălin. Eu cred că în viață, viața e formată din cicluri. Orice merge, oricine, e un ciclu cobori, urci, cobori, urci, ca și la bursă. Nu știu dacă joci la bursă. Da. Nu, am, am, o experiență cu bursa, dacă vreți să o povestești. Bursa sau cu. Nu, crypto? la bursă, nu, la bursă. Vreți să o povestesc? Nu. Uh, era foarte interesantă. Pe principiu, dacă nu te pricepi la ceva, nu are rost să intri. Nu are rost să intri. E corect. Sunt convins. Ai pierdut foarte mulți bani. Nu, nu foarte mulți bani. A fost o experiență foarte interesantă. Stai, nu înțeleg lumea că a pierdut nu știu câți bani. Nu. Am Avem un depozit de vreo 10.000 și ceva de euro și la un moment dat îmi spune. Mulți tipa, bani. da, îmi spune tipa de la bancă, face, bă, dacă tu ești acolo, nu vrei să investești undeva la bursă și ai eu sunt mai conservator. Nu. Îmi place să știu lucrurile, să cunosc, să stăpânez, nu știu. Face, deci, da, fii atent, spunem noi ceva foarte sigur, dar decât să-i ții acolo să ai o dobândă negativă, Corect. să vrei bani, te Corect. ajutăm noi. Unde? Păi uite, îți recomandă, fac eu, ce poate fi cel mai sigur, și, dar fii atent aici, ce poate să fie cel mai sigur și să, să, să fie fără probleme, nu vreau aș, să câștig aș, nu știu cât, dar să fie sigur. Fie sigur. Păi uite, de ce n-ai încercat la Volkswagen? Și am pus... Nu cred! Înainte? <laughs> Înainte. A durat fix o săptămână și a fost scandalul emisiilor de carbon când toate acțiunile le-au căzut în cap. Scos? Păi nu, nu mai aveam ce să scot, dar s-au dus toți banii, adică s-au păi evaporat. Păi cum, au rămas? Nu, acțiunile păi au rămas. Păi au rămas, dar cine a mai rămas cu ele? Păi și ce le-ai vândut? Am sunat-o pe tipa de la bancă și nu. am zis a doua Greșit. zi, știu, emoțional, i-am zis în felul următor, fii atentă, Renata, eu nu mă pricep la lucrurile astea, nu vreau să mai aud de așa ceva Mamă, și ce face, ce cum, cum știi că nu mai rând. e nimic, ok, și asta a fost experiența mea. Mă rog, referind, în viață sunt cicluri. Eu cred că este un ciclu în viața mea, momentul de față. Și Dumnezeu mi arată și alte lucruri. Și alte oportunități. Uite, am făcut trei filme. Trei producători. Eu am suferit de asta. Pentru că în meseria noastră și -ți, că sunt convins, întreabă și pe Bartoș, pe Pavel, care e un actor extraordinar. Câți regizori i-au spus, a, ah, păi tu ești la televizor, ești consumat. Băi, stați un pic. Dar știi, știi, ce ai spus tu acum? Tu ești genul de om care acum spui, știi, de când am renunțat la televiziune, am făcut trei filme. Nu, 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 eu am făcut filmele înainte de... Bun. Când eram Dar în televiziune. Ideea e că mi se pare că în viață e nu. chestia asta. Odată ai... Nu, nu poți să le ai pe toate. Nu. Nu? Nu, Cătălin. Eu am făcut popo, Mă 1, Pupo Mă 2, eram în televiziune. Despre ce vorbim aici? Am descoperit și partea asta. Acum m-am dus în altă parte cu televizi televiziunea, am lăsat-o deoparte, dar îți spun, oamenii, am suferit și de asta și acum nu mai sufer. Mulți regizori mi s-a spus în față, în față, nu spui cine, persoana importantă, și mi-a spus, tu, în film, tu te bădai. Păi tu ești la televizor, mai ești consumat. Și am zis, băi, deci eu... Un... Stai cred un pic, că dacă... poveștile astea ba mai mult. Nu mai au acoperire în ziua de azi. În ziua de azi. Nu? Adică mi se pare că lumea e mult novela. mai... Faștele no ce, joci la acasă în telenovelă? Da, asta cred că era atât de de mult timp. Da. Și acum mai există. Acum nu mai Nu, nu mai știu. Acum Abana. mi se pare că lumea s-a... S-a liniștit așa. Nu s-a liniștit. Cătălin. Fiecare face ce vrea, când Cătălin. vrea, unde vrea, nu? îți mai spun un lucru. De ce americanii, plătesc o grămadă de bani pentru un om care e mega host a o emisiune fantastică care face uh, Jimmy Fallon. Păi ca să le ia într-un film plătesc o grămadă de bani. De ce? Pentru, pentru că le aduce public, aluna. băi, băiatule. Dar încet, încet asta am dezvoltat și eu cu Sandu și cu Alin și Bromania, cu Maticiuc, uh, Adrian Nicolae, Hoțuleaca a făcut Copacul dorințelor, un film emoționant. Filme independente, de a, care aduc publicul în sală. Înțelegi? Ceilalți au venit și au, au o recunoștință și suntem undeva pe panoplia cinematografiei mondiale cu toate premiile pe care le a luat jude, cu nețări, cu ursul de aur. Noi am luat niște ursuleți, îi avem acasă. Dar niciodată nu s-au gândit la succesul de public. Și eu cred că trebuie să faci filme în ziua de astăzi pentru public, pentru ei. Ei se uită la noi acum. Și ei se uită la noi, de ce? Ca să uite de problemele lor. Da. Ca să uite că s-a scumpit gazul, ca să uite două ore, jumate, trei, că ai podcasturi mai lungi. În care să uite de... de, de Uh, stresul zilnic, de uh, stai că e epidemie de varicele la grădiniță, la fimea, aoleo ce fac, o trimită, înțelegi? Lucrurile astea, noi, ei când vin la cinematograf, ei trebuie să se bucure, să râdă, o oră, jumate, două. Dacă eu reușesc să-i fac asta pe ei, ce-a fost asta? A pornit în un aparat de cafea. Așa, dacă noi reușim să facem asta, dacă tu reușești în fiecare da. după amiază, să-i faci pe oamenii aia care se uită la tine, să uită un pic, să mai zâmbească acolo un pic, chiar dacă au o problemă. Cred că asta e menirea noastră. Dar știi ce vreau să te întreb? Oare în ziua de astăzi să faci film nu e mult mai greu ca acum câțiva ani? Pentru că acum lumea are Netflix. Nu. Lumea acum nu. poate să vadă seriale nu. La, la cu totul și cu totul alt buget. Nu. Nu. Vezi Casa de Papel care, uh, la, care la primul sezon, uh, nu știu, filmau pe o cromă, iar apoi Casa ajunseseră de papel. să spună unde vrem să filmăm, pe insula aia, și închiriau insula. de papel. Aia. Și tu concurezi cu Este filmele un astea. exemplu. Casa de Papel a spart tot ce înseamnă America. A zis, stai, putem să facem și noi. A spart, recunoști? Un serial Spaniel care lui... nu mai avea succes deloc în televiziune la un moment dat că dea în audiență totală. Da. Da. Și uite ce au făcut. Și dacă te uiți, să vezi ce au mai făcut Vancouver Media. Că au mai făcut niște seriale. Înainte de Casa de Papel, să te uiți și recomand celor care se, care se uită la noi. Ah, uh, 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 cu Zuleima. Ah, uh, doamne! Uh, serial? Da, serial, închisoarea aia cu închisoarea cu ele. Zip. Făcut după Orange the New, is the New Black. Uh, doamne! Vis-a-vis? vis -vi? vis -vi. Senzațional! senzațional la sezonul 4. La sezonul 4 eu am zis nu mai ai ce să faci. Băi, scenaristule, nu mai ai ce să scrii. Și mai nu poți să scrii în închisoare patru sezoane. Băi, în închisoare 4 sezoane, uite așa stai. Uite, senzațional. Și de asta spun, așa de sunt asta concurența voastră. Nu. Ei deschid drumurile. Cum Miami Beach a deschis drumul și a zis, lumea vine în cinematograf. Până la Miami Beach un film românesc făcea 10, 12, 13, 50 de, mii de spectatori A venit Miami Beach și a făcut 500.000 de, de spectatori Și a mai fost și filmul celor de la Five Gang Plus Five, Five gang a fost mai jos un pic da. A fost înainte de Miami Beach Deci se poate Deci publicul românesc să nu mai aud pe nimeni Că nu vor să vină la filme românești Din potrivă cel, Ce vor ei? Exact ca și, la, ca și în televiziune, Cătălin Ce vrea publicul să vadă? Le ofer aia. Să vadă asta. Asta vrea el. Nu pot să fac acum uh, uh, un film. Uh, 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 nu știu, despre. Adică tu spui că totul depinde oarecum de, de noi ca să-i atragem pe oameni exact. în fața fie, exact. fie emisiei, fie filmului, fie și așa mai departe. Domnul Sârbu, Adrian Sârbu, da? Că ai lucrat sub tutela da. lui, da? Mi-a zis așa la un moment dat, Chelule, că mie Chelule, îmi zicea domnul Sârbu. Era o discuție legată de uh, vreau să facem ceva mai soft, uh, mai, mai, cultural un pic. Și mi-a zis și uh, îi plăcuse ideea, ceva cu impro, dacă nu mă înșel. Nu mai știu foarte clar. Și îi plăcuse ideea și după aceea a zis, nu, stop, nu, nu facem. Sau nu mai facem. Și am zis, da, domnul Sârbu, dar de ce nu? Și a zis, băi, chelule, la mine în magazin, dacă vreau să vând fasole, o vând. Dacă nu mai vreau să am fasole pe raft, eu nu mai dau. Ai înțeles? E simplu. Eu am magazin. Eu plătesc taxe, eu plătesc salarii, eu plătesc... Mie nu-mi dă nimeni bani. Du-te la TVR să facă ei. Dacă vrei cultură. Asta e legat de lupta le... permanentă între televiziunea comercială și televiziunea publică. Exact. Și educația pe care trebuie să facă televiziunea. Televiziune. Nu. Dar de ce? E un business. E un business. Exact asta spun și... Uh, 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 dacă Antena 1, eu le-am spus stop. Eu le-am spus stop. Nu mai vreau să facem asta. Adică eu nu mai vreau să fac asta. Dacă aveți de altceva... de încercat să te oprească? sau ba sa, da. Sa... Ba da. Că nu, că hai, că să facem... E normal. E normal. Trebuie să fii tâmpit să nu mă oprești. Și am zis, da, lucrăm în continuare. Oferiți-mi altceva. Păi nu avem. Ok, atunci, shake hands. Vă pup. Nu mai vreau să fac asta. Sau facem asta, dar vreau și altceva. Provoacă-mă. Dă-mi. Dăm să mă bucur acolo. Pentru că asta o spune un om care are 44 de ani acum, pentru că dacă avea 20 de ani, continua acolo, oh, cum să... undeva. Oh, sigur. Și pentru că la un moment dat îți dai seama că lucrurile trec foarte repede în viață și că. mult prea repede. Și trebuie caz. să te bucuri de prezent, lucruri pe care nu mai știm să-l facem. Da. Și am făcut un podcast cu uh, Sad Guru și a, a fost uh, pe parte extrem de interesantă discuția. Ei dat de băut? Uh, da. Și-a băut? Apă. A, Pentru că salvează solul. Da. Dar a, a fost o discuție extrem de interesantă și mi-am dat seama că uh, în tot ce povesteam, discursul era: Tu știi să treci în prezent, știi să te bucuri de momentul ăsta, de clipa asta, întotdeauna îți proiectezi ce faci mâine, poi mâine, dar de clipa asta te bucuri. Nu e important. Tu nu ai impresia că ai ajuns la 44 de ani și nu știi când s-a întâmplat? Bravo. Nu ai impresia că zici, bă, dar când? Parcă a fost, am deschis ochii într-o dimineață și deja trecusem de, de, la vârsta asta. Cătălin. Și te e... cum se uită Valentin la noi și el zice, ce vorbesc bătrânii 20 de ani. Nu, că așa stai bătrân, stai în niște că nu e foarte tânăr. Și e și părul, ai văzut? Da, stai în niște. Cătălin, Cătălin. Și oricum nici i tremură și mâna, nu mai face cum făceau da. dată. Au fost momente... <laughs> e campionul mondial, asta e. Este. De câte ori, Valentin? De trei ori. Trei ori campion mondial, Și cel mai bun din lume pe domeniul tău, mi se pare senzațional. Ca să vină. Doar de trei ori. E, știi? S-a încercat o românească da, la masa trei. Da, exact. <laughs> uh, 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 vreau să zic ceva foarte important. Uh, au fost momente în viața mea când, cum a fost și cel după ce mi-am terminat casa, când nu am ori ultimul leuț pe care l-am avut, am plecat în vacanță. Pentru că știu să te bucuri de momentul ăla. Pentru că eu cred că noi rămânem cu asta. Nu rămânem nici cu Tesla, nici cu casa din primăveri, nici cu casa de la Snagov, nici cu apartamentul din fulturilor, nici cu nimic. Noi cu asta rămânem. Și noi, și copiii noștri, îți garantez, copilul meu, copilul meu, Tudor, cu amintiri, dacă eu îi dau drumul în Singapore astăzi, el știe și se descurcă și se duce la orice hotel sau vine acasă. Îți garantez asta. E foarte important. Niciodată, dar niciodată, niciodată nu o să rămânem cu banii de sub saltea. Și atunci de ce noi oamenii suntem, avem latura asta de Pentru a fi Pentru că la așa cum... am fost crescuți. Noi, ca nație. Noi, ca națiune, Cătălin. Noi vrem apartament, vrem să fie pe numele meu. Nu cred că despre asta e vorba. Nu cred. Câți bani ai? Șase Cinci mii de lei. Perfect. Unde te duci? Mă tu la Costinești. Bă, băiatule, tu te bă în Grecia. Nu, no, că-i scump. No, Du-te, du bă băiatule, că te costă 600 de euro. N-are cum. De... Du-te să vezi lumea asta. Du-te să vezi lumea. Nu vrei tu să o vezi. Lasă-l pe cel mic să o vadă. Ofer, arată-le ce posibilități sunt. Noi n-am avut posibilitatea asta. Când am fost mici, pe mine tata m-a dus o dată la Chișinău. Înțelegi? Și cam atât arată-le ce au? Adică zici că datoria noastră de părinți în ziua de astăzi este să încercăm să le arătăm copiilor cât mai mult și să creăm experiențe cât mai multe cu ei și amintiri cât mai multe. Și să-i să lăsăm să leagă, Să aleagă ei. Dacă David al tău peste are 11, face 12, peste 3 ani, când se duce în, în clasa nouă, vine și spune tata, da. Eu vreau să mă duc la un liceu în Elveția. Eu sunt primul pe care, îl încurajez, problema va fi la maică să Știu, și la mine la maică sa va fi problema. Eu i-aș spune, da, tata, du-te. Da, da, pentru sunt că, la fel, genul pentru că sau, eu da. am avut colegi în clasă, în liceu, care stăteau la internat și care erau la 30 de kilometri de zalău. Dar ei stăteau în internat. Este the same shit. Nu este nicio diferență. Că faci o oră până la zalău, de la Pria sau de la Vârșolți, faci două ore jumate din Elveția, din... ai înțeles? Este același lucru. Și eu îi ofer copilului meu o altă experiență. Oameni, cum vorbeam mai devreme, oameni, cunoaște alt mediu, altceva. Cred că asta și cred că uh, uh, toți copiii din lumea asta sunt altfel. I -i -i nu cred, nu cred că uh, virgule, copiii de vârsta lui David și al lui Tudor de 11 ani, peste 10 ani vor rămâne, cei din Germania vor rămâne în Germania. Sau cei din Franța vor rămâne în Franța. Sau cei din Thailanda vor rămâne în Thailanda. În Thailanda mai e greu că e cu viza. Dar vorbesc de Europa. Europa s-a deschis. Eu sunt bucuros că s-a deschis. Dar asta s-a deschis și pentru educație. Adică nu trebuie să-i limităm. Nu! De ce să-i limităm? Ce? Își trădează țara! Hai, băi, băieți! Despre ce vorbim? ne nu ți-a spus că noi avem cea mai frumoasă țară cu munți mare? Ba da, avem, dar avem Până o țară ieșit frumoasă. Până în afara graniței și am văzut că și nu. ceilalți oameni au țară frumoasă. Păi bune, hai, hai, să fim sinceri cu chestia asta. Dacă Toți te duci, au o țară frumoasă. Asta vreau să zic. Și că țara aia frumoasă, de fapt, o dă omul ăla care locuiește acolo. Absolut. Că dacă te duci în anumite țări care la fel au litoral sau munte, o să vezi poate o curățenie pe care tu o apreciezi și când te duci la tine, vezi că nu. Când te duci până la Poiana Brașov, faci 9 ore cu mașina, când e sărbătoare și când te duci în alte stațiuni unde ai șase benzi pe o parte, șase pe alta și ajungi mai ușor, tot de mare. De să rând, nu intrăm mucuri. în subiectul turism în România, că da. dacă aș fi ministrul turismului, cred că aș Aș face o mare revoluție. Da? Mă rog, să ne oprim. Nu merg la mare pe litoralul românesc de 9 ani de zile. Și nici nu-mi doresc. Și nu, nu te-ai duce acolo? Nu. Îmi pare foarte rău că spun asta. Îmi pare extrem de rău. S-au mai schimbat lucrurile, dar nu-mi doresc să mă duc acolo. ți ar plăcea să intri în politică? M-am gândit la un moment dat. Am avut și oferte. Da? Da. Și? Nu e momentul. Dar asta nu înseamnă că nu o să fie. Nu se știe. De Dar adică ți-ar moment... plăcea? Mi-ar plăcea... Aș intra în momentul în care... Și unde te-ai vedea? Ce-ai făcut? Aș intra, aș intra în momentul în care... Aș... ce, ai transpirat? M-am luat apele, că am auzit că stau la masă cu domnul președinte. Nu, ai început să bei. <laughs> stau de... Că eu cam Făt drag că de ele așa. ca să, te, să mă ajungi și tu, știi? Mm -mm. Te miști mai ușor. În momentul de față, mi-este foarte. Adică. Ce te-ai vedea făcând în politică? Unde te-ai vedea? Nici într-un caz ministru, pentru că responsabilitatea e mult prea, mult prea mare și nu depinde doar de tine. Mai ai nevoie de niște hotărâri. M-aș vedea un director de teatru. Și la ce teatru te-ai vedea director? Nu, am uh, un teatru neapărat. Dar ți-ar plăcea să faci asta? Da, mi-ar plăcea. Nu. Nu, nu doar... Vezi că fii, atent, eu... fii, atent, fii, atent, fii atent, Stai, stai, stai să nu se înțeleagă greșit. Nu că funcția, nu funcția mă atrage. Mi-aș dori să nu fiu director, nu mă interesează. Să pot să fac într-un teatru, și eu cred în asta, opera comică a făcut asta, să fac într-un teatru în care să jucăm muzică. Băi, băiatule, am fost... Ai la... fost la... The da. uh, School of Rock. Băi despre băiatule. ce vorbim, Cătălin? Am rămas cel mai mare fan al Despre acestui ce show vorbim. în România. Despre Fabulos. Se joacă o lună după care îi dau stop. La Londra, la New York se joacă ani de zile. Dar doctrina, și așa spune primăria și vai, 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 să jucăm doar uh, mai multe spectacole într-o stagiune. De ce? De ce când eu aduc public. De ce când Fabulos. Eu... Nu știu dacă oamenii mai au ocazia să-l vadă, dar l-aș recomanda din toată inima. I-am avut și la emisiune pe oamenii ăștia, am susținut cât de mult am putut. Pentru că eu nu m-am așteptat vreodată se poate, să așa ceva în Se poate, Cătălin? Felicitări, da. Și, o de ce? Comică și super. de ce nu putem face așa? De ce nu pot să joc la Bulandra, de exemplu, doar Macbeth? Doar Richard al treilea? Dar să fac o montare senzațională, o montare mare. Uite, uite, că mi-am să aminte. Purcărete. Faustul de la Sibiu. Este senzațional. Nu știu dacă l-ai văzut, nu știu dacă se mai joacă. Mi se pare, nu, dar, știi cum e, când toată este... lumea vorbește de un spectacol, ai impresia că și tu l-ai văzut la un moment dat. Este genial. Este ceva de nedescris. Este un spectacol de teatru care a creat turism teatral într-un oraș din România. Se poate asta. Da. Știi ce? Eu cred că domnul Chiriac de la Sibiu care a făcut un festival și este un om minunat. Eu cred că domnul Chiriac putea să joace ani de zile la Teatrul Național din Sibiu doar Faust. Dar doctrina și regulile, nu, păi trebuie să mai scos premier. De ce? Dar știi ce? Nu ți-ai dat seama? Eu te-am întrebat unde te-ai vedea politic și ai spus director de teatru. Da, ca să pot să fac asta. <laughs> ca să mă să mă bat cu ăia de mai sus și să le zic, mie îmi dați 300.000 de, de euro să fac anul ăsta Fac doar proiectul ăsta. Ești tâmpit, nu sunt tâmpit. Știi ce? Doar proiectul eu, că, ăsta. Cu toate Și îți ne... garantez că dacă OCC-ul, Opera Comică pentru Copii, juca un an de zile doar uh, School of Rock, îți garantez că aveau sold-out. Păi știi de ce? Pentru că lumea ușor ușor a aflat din ce în ce mai mult despre spectacolul ăsta din gură în gură. Și exact. Normal. Când Sponsor. ai aflat despre el, la un moment dat se, se termină. Sponsor. Și problema e la spectacolul ăsta că nu poți să-l joci în țară, că nu există săli care să-l pot să, poți. Coboare, să poți. urce sau, în fine. Poți Cătălin. Da, e fabulos. Merge să vedeți la opera comică, Merita. Da. Și să știi că m-am bucurat foarte tare de podcastul ăsta, că am povestit de multe, am stat trei ore de povești. Băi, ești un tip foarte mișto. Avem trei ore, măcar. Da. Ești un tip foarte stat. mișto. Eu -am, am deschis. Uh. mai întreabă mă ceva, acum e momentul, zi ce vrei să mă întreb de alea grele că s-ar putea să-ți răspund. Acum, acum, acum e momentul. Nu, eu mă bucur mult că ne-am întâlnit, ești un tip foarte mișto, sincer. Mulțumesc. Să știi că pe final am câteva întrebări fulger, așa ah, de se cred. poate spune. Ah, mai e și de asta? Da, 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 da. Când uh. erai copil, ce jucăți îți plăcea să, să joci? Ah, hoții și vardiști. Hoții și vardiști, bravo. Da. Când erai mic, sport? Uh, am făcut toate sporturile, absolut toate sporturile, Cătălin. Tot, karate, fotbal, basket, uh, tenis. Făcut și basket? Făcut. Da. Ok. Da, uh, handball. Uh, Înseamnă că uh, nu funcționează. Am, am făcut și volei. Am făcut și volei. nu, la, nu. Ce bullying a fost acum. Uh, da. Uh, bun, mai departe. Dacă ar fi să alegi mereu chestia asta, teatru, scena de teatru sau platou de filmare? Ambele, nu pot, să fac o teatru. nu pot să fac o diferență. Ce, ce e mai uh, uh, mai uh, intens este teatru. Pentru că uh, pe, în, în teatru, pe scândură, cum îi spunem noi, nu poți să minți. Nu poți să minți și dacă minți un pic... Se simte. Uh, uh, fai de capul meu. Este... Ai fost la vreo piesă de teatru în care uh, rolul principal uh, nu ți-a rămas în minte și după ce ai plecat de acolo și ai... Uh, era un tip care apărea din când în când și zicea, bă, ce, bă, cum a fost ăla? Ți s-a întâmplat? Mi-au rămas actoria din rolele principale în minte. Dar ăilalți? Mi-au rămas și ceilalți. Dar nu există niciun spectacol? Acum stăteam să mă gândesc că efectiv treceam în... Uh, prin. Uh minte câteva spectacole și chiar mi-au rămas încă. în teatru nu poți să minți. Nu hmm. poți să minți. Cătălin, dacă tu vii la teatru cu Andra și o te mint pentru 10 secunde, se simte. Nu se simte. Tu m-ai pierdut. Tu când pleci de la teatru, nu o să mă ții minte. O să-l ții minte pe la alt. Iar asta e cea mai mare durere a actorului. Vai de mine! Dar este tu... Dacă, dacă tu nu poți... Mai e o chestie la teatru. Îți spun așa. Există o vorbă. Fiecare Uh, spectator își are spectacolul pe care și-l dorește. E vorba de energia cu care tu, spectator, vii la teatru. Dacă vii cu o energie bună, eu, de pe scenă, eu te simt și eu merg cu tine și tu mă ajuți pe mine. Dacă avem o scenă în doi, al treilea ești tu. Dacă tu nu ești cu inima deschisă și stai cum stă Luca acum pe, 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 pe uh, Instagram sau pe ce o stai el, eu îți te face simt. Story. Nu, eu te simt. Înțelegi ce zic? Și atunci tu nu te bucuri de ceea ce pot eu să-ți ofer. Asta e la teatru. Iar trece la din film, aia. La film e altceva. La film este... Am tras odată, nu e bine. Am mai tras odată, nu e bine. Am mai tras odată, nu e bine. Am mai tras odată. Nu există limită. Trag până când regizorul simte că e bine. Cele mai multe duble din viața mea l-am tras la pintilie. Eu am lucrat cu domnul Pintilie, Dumnezeu să-l odihnească, în uh, anul 2 de facultate. Am avut un rol în Terminus Paradis în care, credem am tras 22 de duble. Era frustrant pentru tine, Galdor? Da. La dubla 10 nu mai puteam. Nu înțelegeam ce se întâmplă, nu înțelegeam, pentru că știi când e bine. Și m-am dus la uh, regizorul o secund și am zis, băi, Andrei spunem te rog frumos, spunem ce nu e bine, că nu înțeleg. Și mi-a da. zis, ce? Păi, păi, este la dupla 10. Și mi-a zis, Cosmin, cu Rebenciuc, dar G25, 27, 30. ăsta e stilul. Așa lucrează domnul Pitile. Nu-ți face griji. A fost foarte bine. Dar vrea cât mai mult material ca să iasă bine. Și am tras 22 de dumne. Și la final, după 22, a venit Andrei și mi-a zis, brav. Pentru ce? Foarte bine. Media de, e de 25 de duple. Ai tras 22. E foarte bine. Deci ai făcut treaba bine. Dar la film, asta zic. Diferența între film și. Care e aia... cel mai mare defect al tău? Că toți suntem la întrebările astea cu răspunsuri scurte. Mm. Uh, cred că nu mai e asta cu judecatul oamenilor înainte să-i cunosc. Uh, vorbesc mult. Vorbesc mult, vorbesc fără mine, și uh, foarte important, bravo, pe care l-am descoperit în pandemie, nu am răbdare. Nu am răbdare să se întâmple. Nu las lucrurile să se întâmple. Și am dobândit această uh, 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 răbdare și recomand, chiar dacă sună, poate sună, nu știu, să nu. Am fost pe atos, pe curând, pentru prima dată în viața mea. Eu sunt un om credincios. Anul ăsta? Da. Eu, chiar cu Mihai, când De am făcut uh, podcast-ul cu părintele Pime, ne-am ne văzut în, în, în întâmplare. Uh, eu nu sunt habotnic. Nu sunt uh, acel pios uh, dus în extrem. Eu cred în ceva. Există un Dumnezeu. Uh, nu suport. Și mi-asumă asta, anumiți preoți din România, care sunt absolut închiși, închiși și văd numai drept. Uh, cred că postul e mai important în sufletul tău și în ceea ce gândești decât în mâncare sau în parizer. Cred foarte mult asta. Degeaba vii să-mi spui că tu ți post. Nu. Nu cred în babele și în habodnicii care pupă. Și perdeaua, și saltelele, și tot ce apucă, pupă pe în biserică, și după aia întorc capul. Eu cred că există ceva, și cred în duhovnici și în preoții care sunt uh, tu, pe muntele Atos. Preoții și călugării sunt relaxați. Adică, chill. dacă eu spun uh, de ce Dumnezeu lasă să moară copiii în Ucraina? El e open și zice, bă, da, e adevărat, e o întrebare că mi s-a pus de multe ori. Știi? Hai că sunt... Cum? Păi Dumnezeu nu e Dumnezeu. Știi? Uh, taci! Vorbește frumos în biserică! Băi, eu sunt biserici și lăcașe de cult în care eu mă simt bine și în care nu mă simt bine, Cătălin. Și cred că nu... Important este să nu chiar dacă mă contra... eu așa sunt construit. Poți să te rogi și aici eu pot să mă rog. E în sufletul tău. E în sufletul meu. Și, am fost pe munte Și atât. nu te minunat. Cât ai stat? Am stat puțin pentru că am avut o... A fost o mică o mică problemă nu, nu graf. Nu. Cineva n-a putut să vină, nu contează. Și am fost nevoit să plecăm a doua zi. Am plecat dimineață și a doua zi ne-am întors, dar pentru mine a fost extrem de intens. Și au fost momente și cine, exact cum spune și Mihai, și oricine, băi, tu singur o să ai o experiență acolo. Eu am ajuns pe munte așa când urci pe vapor, toți oamenii devin calzi. Cătălin, băie băi, e ceva ce... Devin calzi, devin prieteni. Simți că se schimbă atmosfera. Se schimbă atmosfera. Am ajuns pe munte și pe vapor, uite, ca să-ți spun de minuni, de... pe vapor am vorbit, ne-a vorbit Alin Pang, care el e, chiar e foarte pios, și ne-a vorbit despre mâna Mariei Magdalena, care este mereu caldă, mâna stângă. Care este uh, pe Muntele Atos, la Simiones Petra. La o mănăstire, mâna stângă este mereu caldă, are 36-37 de grade. Și ne-a vorbit de ea. Și am ajuns pe, uh, în port, și părintele uh, care ne-a luat pe noi, părintele gimnazie, brother, brother G, cum îi spunem noi, asta spun, open open, nu, nu, știi, nu suntem, vai, cum îți permis să-mi spui brother G, băi, sunt oameni și ei recunosc că sunt oameni, înțelegi? Și părintele zice, părintele gimnaziei băi, uh, hai să urcăm până, că suntem tot aproape la Simiones, Petra acolo, să urcăm un pic. Și noi am zis, da, stai să întreb dacă ne dau voie, că acolo nu te duci oric. cum trebuie să întreb dacă poți să urc da, la mănește. reguli. Mm -hmm. Ne-am dus la mănăstire. Am intrat în biserică. De când am călcat pe munte, poate, băi, nu știu, poate ți se pare ciudat sau fantastic. Eu, eu, Cătălin, m-am rugat în continuu fără să vreau. Îți jur. Deci eu mă stăteam, mă uitam pe geam mașinii cât urcam și la un moment dat m-am surprins că eu ziceam rugăciuni. Băi, Cătălin! Băi, Cătălin! Pa mai mult, la un moment dat, mie, eu aveam impresia că uh, simt miros de mir. Zic, bă, nu sunt nebun, adică nu... Și-am ajuns la, la mănăstire. Am intrat în, în, în biserică. Am stat, ne-am rugat și-a venit un părinte. Și-a pus uh, firul pe el. S-a plecat. A luat o cutie. Cătălin! A pus-o așa în fața noastră, a deschis-o. Ce era acolo? Mâna... Mâna Mariei Magdalena. N-ai cum. N-ai cum. Adică... Noi doar ce vorbim despre mâna, mâna Mariei Magdalena. Sunt, 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 lucruri. Iar noi am ajuns și am, am, am văzut câteva locuri pe care oarecum mi le doream să le văd, iar la. n-am simțit că, hai acolo, hai acolo, hai să mergem acolo, hai repede, grăb. Nu! Totul a fost relaxat. Pentru că așa trebuia să fie. Și am ajuns la uh, chilie unde am stat, la părintele gimnazie, pe la 5 după masa. Oamenii sunt relaxați, că călugă, hai să bem un par de vin. Nu e nimic rău în asta. Dumnezeu ne iubește când ne bucurăm. Dumnezeu nu vrea să fim. Pot Nu. El se bucură când noi ne bucurăm. Înțeleg? Da, cu, cu o limită, că nu poți să fi tâmpit. Na. Să exagerez. Da. Eu cred că și el e om. Și ne iubește. Dar eu sunt convins că ne iubește mai mult pe noi că râdem în seara asta și că ne-am simțit bine Chiar decât de pe. Bun, Chiar dacă am băut. Chiar dacă am băut, decât pe o tanti care se duce și pupă toate patra uh, patrafirele, tot ce prinde pe în biserică. Cum intră în biserică, cum a pupat. stă Acum știi cum e, dacă ai îi dă liniște femei și dacă ai o face pe ea să... Nu le dă liniște, Cătălin. Nu le dă liniște, Cătălin. S Cred că... Îți garantez. Este o fățărnicie. Știi cum e? Unii oameni, poate simpli, cred că făcând lucrurile astea sau făcând lucrurile astea îți dau seama că se apropie mai mult sau aia le oferă lor așa... Nu, trebuie doar să creadă. Sună soția? Sandu Pop. A, înțeles. Vă rog să Îi răspund? Nu. Unde zici că ești? La tine. Ei, hai îți răspund, da? Doar așa, să nu-i zici unde ești. Să vedem. Da, vă rog cum e drag. De ce faci, Bine, uită... <laughs> la, <laughs> la, la Măruță, la podcast.

trebuie să salutăm oamenii, gata. Păi salută. Este serios. Da. Serios? Uh, din punct de vedere Madagascar și introscotațional, vorbim, relație interumană inter și interurbană uh, a, a se va schimba din momentul în care vor auzi în eter că intrat această voce -o înainte. Uh, angelică. Da. Și că are cum să-l depășească. Iartă-mă că spui, dar a intrat uh, domnul John de la Zalău, dacă îl știi, pe Johnny. Da. ce o făcut? <laughs> A, ce să zic, nu ne putem pune cu generația mai, mai, mai uh, cu co experiență. Corect, corect, aia e drept. E drept, e drept să-mi duc drag. mai stați? Mai stăm un pic, gata, acum uh, măruță să tă chinuie, să închidă și nu, nu, nu reușește <laughs> că eu vorbesc. Tu, atunci, hai, la revedere, vă pupăm un cheas frumos. I love you. Te hai. pupăm, vărule. Ce pup, ciao. ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. Uite, de oameni care ziceai că zâmbesc mereu și că sunt veseli. Vă să îndel cred că e unul da, dintre ei. Da, și un om bun, și un om, și un actor atât de bun. Doamne, este un actor. Tu n-ai văzut secretul lui uh, o să-l vezi. Trebuie să-l vezi. Puteai să mă inviți la... Te-am invitat și n-ai... las așa. Uh, e un actor genial și recomand să mergeți Și merge un la foarte mișto, foarte nișto. Ce să mai zic? Zim de muntele Atos. Așa. Uh, Că, deci, n-a fost, fost agresiv toată nebunia aia. La ora 5 eram acasă, la părintele gimnazie, am stat, am făcut puțină curățenie, am curățat panourile fotovoltaice, l-am ajutat pe părinte pe acolo, doi dintre prietenii noștri au făcut ceva de mâncare. După care, seara, ca să înțelegi, pe munte, fiecare părinte la chilie trebuie să aibă o biserică, un altar. Am zis, hai că mergem să ne rugăm, dacă e mai târziu, înainte de masă, să zicem o rugăciune în biserică, sus că avea biserică, în mică, nu ți imagina așa. Până la urmă s-a terminat masa și ne-am așezat la masă, am zis o rugăciune, am mâncat cu toții, după care am stat și am vorbit. Și am vorbit, am discutat da, despre zona asta religioasă, despre care ce nu înțelege, părintele ne-a răspuns, ne-am dat și noi cu părerea, niciodată părintele nu ne-a contrazis. Nu, cum îți permiți să spui așa ceva? Adică, o discuție lejeră, o discuție pe care nu poți să o ai cum. Cred, poate n-am întâlnit eu pe cine trebuie, cum preo de aici. Cred că simt. sunt prioți la noi care pot să, să, fie de genul ăsta, așa deschiși. Cu siguranță, cu siguranță, n-am întâlnit eu. Dar recunoști că majoritatea sunt altfel. M-am dus, îți mai spun un lucru, care pe mine m-a... M-am dus la o mănăstire și am vrut să dau un acatist. Și am cumpărat și o icoană cu Sfântul Nicolae, pentru Tudor că e Nicolae. Și aveam un... Nu înțelegeam, zic, deci v-am dat 50 de euro și vreau să las sau 20 de euro i-am dat și vreau să mi-a dat 5 rest și mă mai căutam să mai dau ceva pentru acatist și mi-a zis călugăros mi-a zis ce faci? Ce faci? Nu e nevoie. Păi nu că numai 5. Nu e nevoie. Te rog. Noi oricum citim acatistele. Nu. Nu trebuie să dai bani. Ai simțit apropierea. Cătălin, mie mi s-a întâmplat la o mănăstire în, Mold în Bucovina, unde am avut 10 lei și am pus pe că Atât am avut. Și mi-a zis călugărul. 10 lei? Cum îți permiți? Uite, nici mie nu mi s-a întâmplat povestea asta. Adică, Uite, și eu în câți bani am avut. Ei uh... sunt, ei, genul ăsta, vorba lui Alin, sperie vânatul. Nu. Nu. Nu despre asta e vorba. În credință nu despre asta e vorba. În credință vorba lui Nașul lui Tudor. Nu lui Tudor. Nașul lui Tudor. Sau lui Ilinca. Nu mai știu. Fost o fază în care i a cerut a, bună ziua, am intrat în altar. Știi? Cu botezul. Și părintele zice 250 de lei. Și Nașul a zis flopi. Florian Ghimpo, care a făcut foarte multe filme Disney, enorm de multe filme Disney, dublaj, este recunoscut la nivel internațional. Florian Ghimpo, care regizor de dublaj, e... și a zis, uh, 250 de lei botezul? Da. Cât e gramul de har la dumneavoastră? Adică? Păi nu vă întreb. Cât e gramul de har? Ca să știu cât har ați pus în ăștia 250 de lei. Astea sunt lucrurile care pe mine mă deranjează. Da, da. Știi că, în același timp, mai e o. vorbă... Nu face ce face popa. Și exact. Face ce zice. Fă ce zice, nu face ce face. Pe tine nu te-a sunat nevastă, ta? Nu m-a sunat, pe tine te-a sunat? Da, acum. Și ce zice? Pe păi, nu știu. Desfacem un Proseco. O sun? Hai că dacă tot ai sunat și tu Ii. pe speaker, Ii. sunt și eu. Sun. Ah, așa, fă -și. Și tu ceva. Nu, că o sun eu așa acum, <laughs> dar fii atent, acum vorbești tu. Da, alo? Unde ești? Uh, la podcast iubire, uite, sunt cu prietenul Cosmin seleși. Doamne ajută să rămână, de-aia mi Doamne ajută, am crezut că ești acasă cu eu. <laughs> Opa. No! De ce? Ai auzit că s-a deschis ușa la casă sau ceva? Da. Nu, iubire, sunt cu Cosmin. Băi, cum? Poate e pisica. Am o pisică că umblă prin casă. Și e la mine, pisica era mine în brațe. Ah. Hey, cine e, e altcineva e? prin casă? Instalatorul? Nu mă speria. <laughs> nu filmezi acum. Da. <laughs> ți ai zis că nu crezi, da? Da. Uh, iubirea, nu. Noi chiar filmam la podcast. Eu iubire, nu mă fa de râs. <laughs> Nu tu, doamne, iar, dar au vorbit așa frumos de tine, pe cuvântul meu, tu, Andra. Și facem pariu dacă ți are pe aplicație care toate becurile a prins în, în casă. Da, da. Le are aprinse. E panicat întotdeauna. Nu e nicio mai, lasă, lasă. Prunci s-o culcat tu? Aici, lângă mine e și copilul și e, pisica și în cealaltă cameră e fata. Țucu, Uai, ce Acum. fain vorbește. Uai, ce fain vorbești, domnie, iartă -mă. De ce nu faci un podcast, că la tine vine, că cu asta nu mă înțeleg așa bine. Nu ne mai gătăm dacă ne apucăm. A, e, e, da. <laughs> Vă întâlniți la satul mare. Ne vedem la satul iubire. mare, Andra, dragă. Mă, cât tu vorbești, și că voi filmați. Da. da. Vrei no, să vezi cu FaceTime? Vreți să spun asta și mă vede socrul meu la <laughs> Stai liniștit. Stai liniștit și bărbatoză, stă felul, nu no, mai da. zic. Nu îți face griji că eu mă bazez pe ciucă că le scoate. Pa, da, iubire. Să rămână, ne vedem la satul mare, Andra. Doamne, ajută-ne pe noi și pe toți fații noștri. Aia, ai dreptul Ei. Aveți voi Cătăria. vorbele voastre, înțeleg. da. 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 Te aștept ca și când. Da, da. Bine, iubire. Nu mai bem nimic. Ha. Te pa, pup. Pa, 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 pa. să rămână. Ce om bun ai lângă tine? Da, doamne. să știi că e un om mega bun și ce mega. Ce om? Ce om bun ai lângă tine? Și mega corect, așa, mega fer. Jur. Cum ai caracteriza-o pe Andra, în trei cuvinte? Bunătate, uh, jumătate bunătate, uh, sinceritate, corectitudine. Ce nu e place la Andra? Tot? Că e prea bună și prea corect. Serios? Așa. -i. Ce fain. Hai să mai begem. Care a fost momentul cel mai... să inversăm, vezi? Care a fost uh, cel mai... Deci, la urmă, mai ține podcastul ăsta. Momentul în care tu ai fost cel mai mândru de Andra. Da, mereu am fost mândru de ea. Nu, a fost un moment în care tu, în sufletul tău, da. ai simțit și ai zis, ea mea, mă e nevoastă mea. Da. Uh, Ți-am zis, mereu, chiar mereu am no. fost mândru de ea, jur. A fost un moment. Nu, mereu am fost Există așa. Există momente moment în care <coughs> tu mergi cu ea la concerte. Ați făcut niște lucruri extraordinare împreună. Nu știu, uite și că sunt că... convins că v-ați completat împreună, iar eu cred foarte mult că din punctul meu de vedere turneul tradițional a fost senzațional și tu ai avut un mare aport la asta. Mai mult sau mai puțin nu. Ai avut un mare aport la asta, Cătălin. Spune-mi te rog, frumos, au fost momente în viața ta în care, că tu mergi cu Andra, când poți și ai liber, poți să și mergi cu ea. Există momente în care stai undeva acolo, nu neapărat în backstage, te mai duci în spate acolo, în față, la sunet și stai așa și te uiți și o admiri? Am mereu momentele astea și la, la modul cel mai sincer nu e ipocrizie. Nu. Și e, e momentul ăla când te uiți și îți dai seama că omul ăla care e pe scenă e omul de lângă tine, dar emană atât de multă forță, știi? Da. Și emană energia aia și forța aia încât chiar dacă ești la un spectacol tradițional uh, și l-ai văzut de 4-5 ori în alte orașe, se face așa pielea de găină da. și Bogdan Zahu, cel care era cu noi în echipă și mai venea mereu, un tip care nu e nu sensibilitatea punctului forte. Mai de ceva, că mai avem spate, <laughs> nu i punctul așa lui, zice. a închis la bar. nu e punctul lui eforte. Bă, pe uh, nu, casa părintească, nu se vinde casa părintească, și afară și plângea, știi? Și ziceam, și... bă, tu care ești dita mai durul și băiatul ăsta greu, face, bă, nu poți să stau. Știi? Și mi-am dat seama că na, Asta e când ai un om sensibil Cât de, mult, cât de mult crezi că Deci uh, Valentin chiar trebuie să mai faci da, cât, mai că... valen... cât, da, de mult, cât de mult crezi, crezi... Cât, de... Cât, de... cât de mult crezi tu că uh, Care este aportul tău la Cariera Andrei? M -ă, sincer? Da Zero Și spun asta cu mâna pe inimă Sincer Cred că de foarte multe ori Cred că a avut de suferit cariera ei Din cauza mea Și acum sunt foarte onest cu tine Da foarte oneste. Din cauza, cauza scandalurilor pe care le-am avut de-a lungul scandal? timpului la emisiune, certuri cu diferiți artiști la emisiune care de foarte multe ori s-au îndreptat și către ea. De ce? Oameni cu care de-a lungul timpului Au am avut Au fost momente conflite. în care oamenii s-au îndreptat către Andra? Eu simt că de foarte multe ori poate multe lucruri s-au îndreptat și către ea din cauza mea. Mă încertam cu diferiți artiști, gen, nu știu, de-a lungul timpului, spun, Andreea Bălan, Ana Lesco, uh, nu știu, sau... o grămadă de oameni care mă în emisiune sau erau glume în emisiune. Bălan, Oamenii ăia la rândul lor au fanii lor, publicul lor, știi, Suna. care se îndreptau așa privirile Spune către... Spune-mi, te rog, frumos. Ciucă ce... din bucata mea de pâine, am hrănit un da, om... Mâncare. Ai mâncat poza și vrei? spune te rog frumos, vreau să te mai întreb ceva, zin, Cătălin. îmi că că fac cosme. podcast după asta. Fii păi, uh, e bine. -o. Fiți sponsorul. Uh, deci, îmi fac și eu podcast, veni și la mine. Uh, Spune-mi, te rog frumos, Cătălin. Iar dacă vrei să ne oprim, ne oprim. Nu, nu, merge, Dar mai să te întreb vrem ceva și... Da, nu e problemă. Uh, Oricum, taie ciucă la montaj. <laughs> da, taie <laughs> tot. Glumim, nu contează. Nu mai bem un șpriț. Uh, Ce a adus bun pandemia în familia ta? Uh, pf, cred că a fost momentul ăla în care ai lăsat așa adrenalina să, să dispară puțin, știi? Că erai mereu, alergai, întotdeauna alergai, corect, alergai și corect. întotdeauna ai stat și da. ai observat cum cresc copiii, știi? Câteodată nu mai aveai timp să vezi chestia asta. Dar te trezeai câteodată și ziceai, mă, parcă purta 25 la picior, acum poartă 28, parcă cumpăram uh, papuci, nu știu, numărul uh, 25 sau... Și, ce anume? A, ah, și podcastul, zice Ciucă. Da. ciuca a pe comercial. Nu, și vorbeam podcast de familie. <laughs> Așa. Uh, și, și, asta mi-am dat seama, știi? Îți dai seama că observ copiii cum cresc, știi? Da. Dacă cineva zice, hei, stați, opriți-vă. Stop. Tot. Și te oprești, știi? și observi că, de fapt, în toată goana asta ta, pe care o faci și toată lumea o făcea, pui piciorul pe frână, te oprești și te uiți în stânga, în dreapta și, și vezi pe ai tăi. Îi vezi mai bine. Mai Spun. sunt și momente triste pe care ți le aduce, știi? Când tu ai părinții tăi la Zalău, nu știu dacă simți chestia asta, dar eu simt de câte ori mă duc la și plec de acolo, cum îi văd mai îmbătrâniți, mai împovărați pe părinți, iar chestia asta mă, mă dărâmă psihic, efectiv. Așa e. Pentru asta că nu aprile. accepti că și nici ei nu acceptă. Eu Bătrânețe am un asta vine, știi? Cu ai mei am o problemă. Niciunul. Bine, tata ar, s-ar muta la București, dar mama. Mama nu vrea să vină la București. Nu vrea. Nu nici ei mei nu vor să vină la București. Nu, să n-audă. Cu toate că n-ar avea absolut nicio problemă din niciun punct de vedere, dar nu. Casa lor e la Târgu Jiu. spune cu te rog frumos, vreau ceva. să te mai întreb ceva. Vă rog frumos, doamne. da. Da, iartă-mă că Bine ați venit la podcastul meu, de la <laughs> De câte ori ai mâncat cu familia, cu toții la masă înainte de pandemie? Cu toți, uh, Prânz? Cine? Măre, familia de aici sau măcar din, din... Vorbesc de din Andra, cu care și sunt, Andra și copiii tăi. Mă, să știi că aici Andra are un merit foarte mare. De fiecare dată ea are puterea asta de a, de a uni și de a face familia să fie Când la măre, masă și, și și de a aranja lucrurile, știi? Și te-am pus de câteva ori în podcast să-i zici tatălui tău te iubesc. Mi-a adus aminte da. și mai povestit asta. Eram în vacanță cu prietenii și la un moment dat, Andra, când își termina convorbirea telefonică, fiecare era cu mama, cu tata, spunea te iubesc, te pup, nu știu Și noi, după 2, 3, 4, 5 cocktailuri, deam, ne amuzam bine, mă toată ziua te iubesc. Și am zis, ia luați-vă mă telefonul acum și luați-vă părinții să le spuneți că te iubesc. Și am spus, sunt pe tata să zic te iubesc. tata știe că-l iubesc, dar să-i zic, adică să bărbat, știi? Și am pe tata, știi? Și toți sunam la rândul nostru. Tată, da, bine, te iubesc. Și prima reacție lui a fost, ai pățit ceva, s-a întâmplat ceva? Știi, și mi-am dat seama că, de fapt, lucrurile astea simple, atât de mult ne lipsesc și atât de ușor sunt de făcut, dar câteodată, nu știu, am fost crescuți altfel. Am fost crescuți altfel, dar lucrurile astea putem să le schimbăm. Mm. Știi, părinții au nevoie să audă de la noi te iubesc. E părinții adevărat. au nevoie să audă te iubesc. La rândul lor, ei se simt descătușați când îți spun ție ca și copil, că poate în copilărie nu ți-au spus de atâtea ori te iubesc cum le spunem noi copiilor, noștri. Dacă Dar no. când o să-ți spună și ei te iubesc, parcă o să simți că e ușurare și pentru ei. Da. Îi spui mamei tale te iubesc? Dar știe că o iubesc. Bine. Știi. Îi spui mamei tale că iubești. Da. Și asta o spun după povestea cu Andra. După povestea asta cu Andra, venit, nu? da? Ne -a luat și acum toate convorbirile noastre se încheie la telefon cu te pup, te iubesc. Da, a devenit o, o obișnuință acum. La început era foarte greu, știi? Dar vezi, dintr-o joacă. Și bine ați venit la podcast. Să înceapă distracția. Să înceapă podcast. Ce ți-ai dorit pentru copiii tăi? Să fie fericiți. Asta da. Și să, fie... să fie liberi. Da. Mie îmi place chestia asta cea oh, mai tare. important este. Adică S să nu depinzi de nimeni și să faci în viață lucruri care îți plac. Nu, ce ți-ar plăcea ție să ajungi? Ca meserie, ca David. Efectiv, își jur, fără absolut nicio chestie. Uh, nu te Indiferent ce meserie ar avea ei. Îl sprijin. Nu, da. Știi nu. ce am zis Lufiu? fiul? Da, dar știi care e toată povestea asta? La un moment dat, dacă se uită cineva care nu are copii, ce bine, mă, nu e așa. Nu e adevărat. Când începi să ai copilul tău și când vezi că pe el îl face fericit ceva, Chiar poate dacă nu ești de acord cu treaba aia la început, dacă asta îi place lui, asta trebuie să facă și îl sprijin, știi? Eu i-am spus lui Tudor așa, orice îți dorești tu să fii, că e pantofar, că e ștergător de geamuri, vreau să fii cel mai bun din lumea asta. Gunoier, dar vreau să fi cel mai bun gunoier din lumea asta. Ai fost la psiholog? Da, cum? Și Tudor a mers. Și psiholog nu înseamnă că, virgulă, copilul are o problemă psihică. Nu. Nu, nu. E să-l ordoneze și să-l ajute, să-l echilibreze. Și să-l să-l facă să descopere lucruri. Să-l facă să. Dar tu când înțeleagă... ai fost cu Tudor la psiholog? Ah, la uh, trei ani. La trei ani jumate. De ce? Pentru că bătea copiii. Și nu mă înțelegeam cu el. Și bătea copiii la grădiniță și. a fost la cineva și un psiholog mi-a zis că uh, vezi care. Uh... ADH? Nu, nu. Nu, sindrom Down. Și că să mă duc cu el la psihiatru. Și m-am dus la grădiniță, le-am spus, i-am spus directoarei, și directoarea a zis, poftim, nu există așa ceva. Tudor? Da. Nu. No. Eram terminat. Mamă, îți spun niște lucruri, Cătălin, să mor eu. E, Sunt foarte personale. Și psihologa de la grădiniță, o tipă tânără, foarte mișto, Slayer dacă știi Slayer. Da, Mă, nu, Slayer este... Slayer. Dead metal, e greu. Care a zis, vă rog eu frumos, dați-mi-l pe Tundor trei luni. Lucrez eu cu el. Și-a lucrat cu el. Și-au rămas cei mai buni prieteni. Asta se întâmpla la trei ani. Tudor pe are mei... 11 acum și această psihologă, Cristiana, îi mulțumesc în continuare, este minunată, și acum, dacă am o problemă, eu o sun. Și îmi răspunde și îmi spune: Băi, Tudor, vezi că e așa? vezi? Și mi-a deschis mintea, mie, soției mele, pentru că nu știm să reacționăm. Am descoperit și ce problemă avea Tudor atunci. Avea o supărare pe maică sa. Că maică s-a filmat. A filmat-o lun două luni de zile, a făcut un film cu niște americani și făcea make-up. Make-up da. special, mâini rupte, tăiate, gâturi, prostetic, de astea. Și a fost două luni plecate de acasă, plecat dimineața la 5-6 și venea seara la 10. Tudor la 8 pleca la grădi, venea la 5, la -o vedea 8 de jumate, nu vedea deloc. Și atunci, furie. Furie și, știi, răzbunare. Și am descoperit tot felul de lucruri. Și acum, și acum, îți spun, s-a întâmplat în decembrie anul trecut, am sunat-o pe Cristiana, pentru că am avut o mică chestie cu Tudor și am vorbit cu ea. Adică eu când nu înțeleg, soția mea când nu înțelege un lucru. apelez la oameni care se pricep și, da, știu. și care văd altfel lucrurile. Și mă învață și pe mine, îl învață și pe el. Dar de, de ce asta crezi că problema asta a avut-o doar cu Tudor și nu și cu Ilinca? Pentru că Tudor a fost primul și n-am știut cum să reacționăm. Și pentru că poate dacă uh, nu se întâmpla asta cu Tudor, făceam la fel și cu Ilinca. Dar mi se pare înfiorător să duci cu copilul tău la psiholog să spună care e sindromul da. down la trei ani și ceva. Adică... Da. da. a fost foarte... Ți se taie puțin picioarele așa. Cum? Cătălin, ferească bunul Dumnezeu. Și nu e adevărat. Și mă trimitea la psihiatru să-i dea pastile. Băi, Cătălin, când copilul nu avea nimic, avea de fapt o altă problemă. O răzvrătire. Că nu-și vedea mama. Spune-mi, te rog frumos, David, S-a maturizat? A? Ai avut un șoc? Eu sunt foarte apropiat de ei și vorbim și absolut orice. Nu, eu n -am, Dar... nu am. Nu, 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 nu. Eu Dar... doar când am văzut. Știi că da, mână, da. pubertatea apare pubertate. Și în momentul în care am văzut, eu am dus la Irina. Irina, ce era? Irina, tu, tu doar! Da dragă, ce ai? Uu, Irina, ce face, mirina? E normal. Zim. Uh, da, și uh, mie mi îmi place că mă amuz foarte tare cu el și că glumim pe chestia asta și povestim și cred că, eu n-am avut frați și cred că dacă încerc ceva foarte tare e uh, să poți să-i apropii pe ei doi foarte puternic și în același timp uh, eu să fiu foarte deschis cu ei și să povestim absolut orice. Nu pot. Eu a, Asta mi se pare că... Soția uh... mea a avut de Irina a avut de curând uh, o discuție cu Tudor Oarecum, așa, puțin, despre droguri și despre sex. Mm -hmm. Și? Și m-a sunat și mi-a zis așa, Cosmin, da, îți urez multă baftă. Zic, de ce? Fiul tău a crescut. Zic așa și am avut o mică discuție despre droguri și despre sex. Este treaba ta de acum înainte. Și am zis, Irino, eu nu pot. Nu pot. Uite, eu nu pot. Uite, aici cred că tot merită Andrei, la în ceea ce ne privește pe noi, pentru că ea este foarte deschisă cu copiii și în același timp și pe mine mă face să fiu la fel de deschis cu ei. Băi, David, și poți? la un moment dat m-a întrebat în mașină, la un moment dat... De ce la supermarket, lângă pachetele de gumă, există niște pachete pe care scrie Durex și ce sunt alea? Și eram la Târgu Jiu și ne-am dus, am cumpărat un pachet și am zis, să, "Hai să-ți arătăm cu coace. Și în deschis... La, și... la, la, la ideea ta sau ideea Andrei? Nu, a, ideea mea a fost asta, să cumpărăm și apoi hai să stăm cu el de, de povești și să vorbim. <coughs> și vorbește Andra vorbește absolut orice cu el, <coughs> da, absolut orice absolut orice, orice. Cineva și... să mai poate asta, eu nu pot asta. Și în același timp a făcut și pe mine să fiu extrem de deschis. Eu sunt mult mai închis, Andrei mult mai deschisă și de foarte multe ori m-a făcut și pe mine să fiu la fel de deschis și să zic, hai că pot să Spune povestesc. Spune-mi, te rog, frumos, uh, Vă rog. David, David. iartă-mă, acum dăm din casă, am dat și eu, dar ești tu. Uh, se dă cu deodorant? Uh, da. Da. Au crescut copiii, Marco. Da, Cătălin. Au Cum ai luat-o pe asta? Problema e că în ultima perioadă a început să stea foarte mult în oglindă, să-și aranjeze freza nu, n -am, n -am, încă și să-și dea cu gel și să-și dea cu fixativă, și să... Nu. Asta, Cătălin, asta, asta cu fixativul să... și cu... Da, pentru mine asta cu deodorantul a însemnat... Uh... Băi, a însemnat foarte mult. Îți jur. Deci pentru mine a fost șoc. Și măsa i-a cumpărat deodorant. Zic de ce. Poftim? Așa Păi nu... De la el era? Da. Eu am crescut că e de la... Era cineva la noi. Și ce nu? De la fiul tău. Zic, Irin, ce ne facem? și Irina, fiind mai cerebral, zic, mă, dar potolești, te mă, dai mare, ho! Eu sunt mai tâmpit, așa, eu mai, mai prostuț, așa, sunt mai cum, au au pui și bobocelul, știi? Unde-i bobocelul meu? Da, de vezi, tu e, unde i bobocelul meu, dar în același timp ești cel care ești dur cu el și dai câteodată cu pumnul masă. De asta zic. E adevărat. Că el a Cosmin Seles, Intri care peste el e, în duș. Uh, Bobocelul meu mă intru peste el în nu, duș. Dacă da, ai nevoie, nu că intri, că... Pa, nu, bă, nu, intru nu. și spun, mai ai 5 minute a, și dau, am făcut un fel de timing cu el și am zis, hai de David, vreau să văd dacă în 5 minute e gata. Și îmi dau seama că în 5 minute de-abia el dansează da, și spune și da. Zis, băi, trebuie a a să își pune muzică în da, duș. Da. Își ia boxa frumos, pac, își pune pe Bluetooth și își pune muzică. Da. Și cântă în duș. Nu intru peste el în duș. Dacă cumva am nevoie la baie să iau ceva din baia unde face el duș, uh, și intru, dacă nu îi lași intimitatea țipă. lui. Alo, alo. Da, My privacy. Ceva da. cu... E, e privat, e... Ce te bagi? Scuză-mă, băi, am vrut să-mi eu... Hai, repede. Adică, hâși. Și astea pe mine, astea mie, îmi spun că am îmbătrânit. Da, dar știi Și astea e... mie, îmi spun că mă apropii de 50. Și astea pe mine mă sperie, Cătălin. Da, dar știi cum e? Important e să îmbătrânim frumos. Și asta cred că e tot ce contează. Da, da, da. Și cred că trebuie să ne bucurăm de prezent. Așa e. Că 50 ori totuși mai departe, în viitor. Unde, păi, Cătălin? Mai sunt 5 ani, ești pe bune. Mai e 6. Iartă-mă cât te da, ajut. Da, știi 6. Știi cum trec? Pac. Îți dai seama că ce clase e 50, David acum? Uh... A 5 a nu? Da. A 5. Zi... Perfect. Tu îți dai seama că uh -huh. faci 50 și o să mergi spre 60. Hai că ești nesimțit la faza asta. Deja exagerat. Deci în clasa 11-a... Uh, nu, a 11-a, min. Ba da, în a 11-a. Când o să fie David a 11-a, ce să vezi, maestre, 50 faci. Nu a 11-a. Când vrei să pui jos? Ce? La noi în să spune să pui jos. Când vrei la... să pui jos? La ce? La... În general. Când vrei să pui jos? Când zici... Stop. A când zici stop, când îți faci exitul din toate poveștile da. Mă, pf, Nu știu. Mi-am dat seama. Nu că cred că nu te-ai gândit la asta. M-am gândit de foarte multe ori la treaba asta și mi-am dat seama că de fiecare dată mai există câte un proiect sau câte ceva nu. în care te bagi. Păi, și da, da. nu, nu, vorbim de. Long de televiziune, term. te referi nu, sau la ce? Vorbesc sau... de tot. Adică să ieși la pensie de tot? Ce înseamnă să ieși la pensie din punctul de tot. Adică de să nu mai faci nimic? Da. Păi, mi-e greu să cred că poți să fac asta. Vai de mine! Adică, cum? Să nu mai faci nimic și tu te vezi la asta? pe păi tu mai devreme da. vorbeam că să fii director de teatru. La 55 eu pun jos. Adică de la 55? Eu asta-mi de... doresc. De la 55 de ani <coughs> vreau să mă ocup doar de familie, doar de grădina mea, copiii să-și facă treaba și-au terminat facultatea, pleacă în treaba lor, iar eu îmi iau soția iubita de mână și plec în toată lumea. Și am închis. Păi, nu mai vreau să muncesc nu, nimic. Nu, te contrazici. Tu spui că la 55 de ani da. vrei să pui jos, să te ocupi de copiii tăi, de familia ta. Copiii tăi nu mai zis, sunt. Copiii tăi deja nu, sunt la, în la lor. Păi da. nu, la, 55? Păi Nu. Pe cum? Păi Linca are uh, păi fiul să aibă 21 de ani. Da. Ăla am scăpat de Așa, și ea așa. are 17 ani 17. și -aibă... Mai am puțin. Mai un mai an. am de tras. Unde un an? Pe păi la păi 18 pleacă de acasă. Se... Păi să ce la facultate, măi, Cătălin. Păi alegea ce face. Păi, da, da, eu trebuie să mă păi mai susțin acolo. Dar că întotdeauna te gândești să ai grijă de copiii tăi de familia ta doar atunci când ei, de fapt, nu mai au nevoie de tine? Da. Pentru că poate ar fi mai interesant să ai grijă de copii și de familia ta acum, când ei vor să stea cu tine. Păi am grijă. Păi grijă da, asta. dar poate ei acum vor să stea cu tine mai mult. Păi și stau cu mine. Eu când îți spun ție asta, îmi zic și mie asta. Păi eu nu, nu m-am prins. <laughs> dar stau cu noi, adică nu da, stau de asta cu noi. zic. Stau Bă, cu noi. Păi stau cu noi, dar parcă, știi? La 55 de mult. ani. Ok, la 50 de ani o să am grijă. O să fii un bătrân la 50 de ani? Nu sunt bătrân, nu o fi nesimțit, că nu, bune. Vrei să ajungem ca și părinții noștri care închid la 60-65 de ani, ies la pensie și după aia stau acasă? Eu, Îmi cred că trebuie... Am pe cineva care mi-e foarte drag și care m-a învățat un lucru și mi-a spus în fiecare zi să faci ceva pentru tine, dar doar pentru tine. Să ai da. 10 minute ale tale, 15 minute, o, o jumătate de oră să, să faci ceva pentru tine. Și eu am reușit asta. Și ai reușit? Da. Nu în fiecare zi. Mi-a mi părut foarte tare chestia nu asta și mereu m-am gândit la, la treaba asta. Nu în fiecare, cum ți-am zis înainte de podcast. Eu pe cât posibil și pot. Uneori am reușit. Și pot. Astăzi n-am făcut. Dar o făceam astăzi. În fiecare zi am un traseu clar, și merg 5 km pe jos. Cât pot eu zi de zi. Dacă n-am eveniment, dacă n-am spectacol, dacă n-am, uită, vin la tine. Eu, la ora 6, cel târziu seara, mă îmbrac și plec, știu traseul clar unde fac 5 km și 80 de metri. Când te lași de fumat? Uh, urmează. Ce înseamnă urmează? Mă gândesc foarte serios și am încercat de vreo două ori și nu mai Știi că mai există un studiu care arată că copiii care își văd părinții <laughs> <te> fumând Să <laughs> apuce și ei de fumat. Bine că nu fumezi iarbă și altele. Ai încercat vreodată? Am încercat, da. Unde? Ah, oh, ce frumos ai întrebat. Doamne! Prima și prima dată am fumat iarbă. E o, e o experiență mișto. Uh... Mamă ce nenorocit ești! Deci câte lucruri ți-am spus din viața mea pe care nu le-am spus nim nimănui. Prima dată și prima dată am fumat iarbă la New York, în Central Park, sub un pod. Știi podurile ăla din filme alea? Central... E, acolo am fumat. Am fumat iarbă, nu uh, mi s-a părut fantastic, adică aveam picioarele foarte grele. Dacă mă întrebai pe vremea aia, 2006-2007, prima dată am fost, uh, le-am și spus atunci țin minte, le-am zis, bă, nu vă supărați, mă piș pe iarba voastră, prefer o fată în iarbă, că să mor eu. asta cu iarba nu mi-e. După care, în 2008, m-am întors în America și am fumat iarbă la un, îl știi și tu, acasă, undeva în New York, chiar în Manhattan, uh, era un cerc așa și fumau, toți trăgeau dintr-o chestie din asta, am tras și eu două fur. Băi, mi s-a făcut un rău, băi, Cătăline. Băi, tată. Și am ieșit afară pe scările alea de incendiu ale americanilor. am ieșit pe și am stăteam pe scară, că mi era foarte rău și ziceam, bă, cât de prost ești să more. deci fii atent, Câte, ce film american ești. știi? în New York, vedeam, știi, manhattan nu? Ți-e rău ca prostul, stai pe scara de incendiu, hai că e mișto. După care, a treia oară m am fumat iarbă tot în America, în Los Angeles, în LA. În LA cu niște prieteni foarte buni de ai noștri. Nu spui cine că poate nu vor să știe că ei au fumat iarbă. Am râs de... M-am căcat pe mine, credem. A fost foarte mișto experiența. Dar de atunci eu n-am mai fumat niciodată pentru că n-am descoperit nicio... nimic. N-am descoperit nimic în ea. Adică eu prefer... Uite -o, n -ai rezonat. N-am rezonat. Un cocktail bun, un șpriț extraordinar, adică șprițul, eu sunt... Cred că suntem și altă generație, și altă vârstă. Nu, că sunt prieteni de vârsta noastră care fumează albă și care cărora le face bine. Dar nu, n-am rezonat cu asta. Care a fost cea mai mare realizare a ta? Realizare? Da, mm, nu, nu neapărat realizare. Care asta? este... Uh, de ce ești cel mai mulțumit în viața ta? Un moment, un moment în care tu ești mândru de tine. Cel mai important cel mai important. Da, nu, nu îmi dau seama de chestia asta. Probabil că am avut orgoliu la de când am venit în București la facultate să mă descurc singur și să stau la un cămin de nefamiliști undeva pe la Bobocica și să încerc să supraviețuiesc singur în București și cred că mândria aia că o să reușesc eu și o să pot eu să mă descurc singur, știi, ne cunosc pe nimeni, dar nu știu, nu-mi dau seama așa. Niciodată. N-am făcut o statistică, n-am făcut un clasament. N-am așa lucruri. de regreți? Care să zic că puteai să faci și n-ai făcut. N-am momente cum ai avut, tu știi că ai fost să joci într-un film da, și ai fost da. la un pas și ai zis nu. Da. Mm -hmm. N-am momente de genul ăsta. Adică nu, nu știu ceva care să-ți fi zis, bă, uite, a trecut trenul ăla și nu l-am prins. Cred că singura chestie de care îmi pare foarte rău e că în ianuarie, când toată lumea are liber uh, și mă refer la artiști, da. toți sunt plecați în vacanțe da. și chiar dacă ne Pe permitem tâi. să facem Pe lucruri, Chiar dacă ne permitem să facem lucrul ăsta, nu putem, pentru că eu încep misiunea fix în, în prima săptămână din ianuarie și mă simt nedrept față de, de Andra și de copii că și ei trebuie să nu plece în vacanță și să stea aici. Și aici de ce nu faci ceva serviciul. în sensul ăsta? Păi mă gândesc. Ai vreo idee? Băi, el, el și-a dat demisia de la Te Cunosc deci, de undeva. Știu că până la urmă vezi că prezint singur că la e bună, E bun asta. Deci, până la urmă, de ce unul um, n-a venit aici și n-a luat cu de asta? Că ca să o dăm pe aia dreaptă. Când vrei, mă să te oprești. Ai văzut-o? Nu, sincer. M-am gândit și la treaba asta. Încă îmi place foarte tare gândit? ce fac. da, încă... M-am gândit, normal că mă gândesc. Când vine uh, se prim, sezonul de uh, iarnă-vară, știi, la care începe în ianuarie, se termină în iulie, când ai impresia că gând. nu se este mai este termină. Te, te gândești la toate poveștile astea, știi? Dar e suficient să-ți lipsească vreo săptămână, două săptămâni, adrenalina aia de emisiune, da. și apoi uh, zici, haide că mai merge încă un sezon, știi? Dar ai momente și când te gândești și zici, bă, Uite, faci de ce, un... De zi. ce faci asta, să dezi? Că-mi place, e ca un drog. La modul cel mai sincer. Da? E ca o chestie... Eu nu consider că fac ceva uh, uh, ca un job, ca un serviciu, știi? Adică e modul meu. Mă trezesc, duc copiii la școală, uh, după aia mă duc unde mai am treabă, mă duc la emisiune, după aia vin la podcast, după aia uh, mă duc în oraș, mă duc mă mai întâlnesc cu cineva, rezolv. Adică toate lucrurile astea fac parte din uh, circuitul vieții mele. Serios. Eu că trebuie să mă invizi la podcast. Știi că nu te-am te te suportat la un moment dat? Da, știu. De unde ești? Am mintuit așa, dar de ce nu? Părea arogant așa. Da. Mă enervai la un moment dat, era. Da. Știi foarte. că, de fapt, de cele mai multe ori, dacă mm. mi se pare ceva foarte interesant, este că de când fac podcasturile, astea, sunt oameni care dau mesaje și spun, da, măruță, așa trebuie să fie, pe. Da. Știi? Pentru că e vorba de percepții. Cred că oamenii nu cunosc oameni, dar judecă oamenii foarte da, ușor. și făcut povesteam și eu. cu Și toți am făcut chestia da. asta la rândul nostru, știi? Uh, și povesteam la un moment dat, a fost un caz celebru, dacă ți-aduci aminte, cu un uh, tip cu BMW-ul, mă rog, nu erai tu că a fost nu. mai de curând, îl și nu. vânduse acum Tesla asta, și mersese pe linia de tramvai și la un moment dat Vatmanul a coborât și l-a bătut pe tipul ăsta cu BMW care oprise pe linia de tramvai. Da, a fost ceva la un moment. Toată lumea și tot Facebook-ul a scris și a spus, bine a făcut cu BMW-ul lui, s-a băgat pe linia de tramvai da. nenorocitul, bine a făcut, da. bravo hei, Vatmanul, prietenul nostru da. imaginează-ți acea situație în locul omului cu BMW era o bătrânică care venea de la piață cu o dace și care oprise pe linia de tramvai, iar Vatmanul cobăra și o bătea pe bătrânica respectivă cum era Facebook-ul? Păi nenorocitule, ce-ai cu săraca bătrânică într-un Logan? Adică săraca de ea a greșit, ce faci? Și de asta zic, e vorba de percepție. Oamenii, de foarte multe ori, nu judecă aceeași situație cu aceeași măsură. Oamenii da. o judecă din punctul lor de vedere. Percepția lor, știi? De foarte multe ori erau oameni care, pe care Andrei întâlnea și de asta spun referitor la ce m-ai întrebat mai devreme... C de multe ori cred că i-am am adus mai multe lucruri care poate au tras-o pe Andra în jos uh, în această relație. Pentru că erau oameni care, după ce se uitau la emisiuni sau când erau certurile la emisiune cu mexicanul sau cu familia Dolănescu sau ceva, se întâlneau cu Andra la evenimente și ziceam dar cum poți să stai acolo, cum îl suporți pe ala, cum e ala, știi? Și păi Andra da, spunea, bă, dar cum e? Ca mine, pentru că dacă stau cu el de atâta timp înseamnă că poate ne leagă ceva, avem ceva în da. comun, știi? Dar na, oamenii te judecă într-un anumit da. fel n ce să-i faci. Da. Și de ce nu mă suportai Nu știu, ți-am zis, mi se părea că erai arogant așa. Zi mă, că nu era la un dată când erai tu. Niciodată. Normal. păi sunt de la început. Drag, cum să zici? Marge. Ar fi absurd. Nu. Da. Te mai întreb ceva. Te rog, Cosmin. Chiar care e relația ta cu Pepe acum? Relația mea cu Pepe e o relație foarte mișto. Și hai să-ți dau un exemplu foarte tare. În vacanța de paște am fost plecați, iar duminică, în ziua de Paști, m-a sunat și primul pe care l-a zis Finuțu, Înașu, te iubesc, Înașu, ce faceți? Vă pup, am sunat să vă zic Paște fericit, vă iubesc, copiii și la fel. Băi, pentru mine, și am spus este asta întotdeauna, omul ăsta este o, o, nu știu cum să zic, un exemplu de coloană. De da. coloană vertebrală. Indiferent ce a făcut, cum a făcut, așa l-am simțit întotdeauna așa pe Pepe. Jur, așa fără așa nicio treabă. Un om fabulos. Așa, e. așa e. Un om fabulos și adică păstrează chestiile astea de familie, de da. conexiuni, de relații, își face timp să sune, să vorbească, da. să... foarte tare. Da foarte e un om tare bun. E, e un, om, un, om, foarte mișto. E un exemplu. Da. Că sunt oameni care nu uită. Uită și nu... Sunt doar interes așa și nu... Doar... Nu, chiar e foarte mișto. Da, da, da totuși Sper mai devreme... să-i meargă bine. Cu, Asta vreau să zic, mai devreme... Nu te că... cunosc de undeva. Oricum o să fac audiențele pe care le făceai. Nu o să facă. Uh. Vrei să facem pariu acum? Intră pe 30 emisia. Pe 30 o să fie foarte bine. Bă, dar nu le dai nicio șansă la foștii tăi colegi de la... Te cunosc de undeva? Băi, le dau o șansă, Cătălin. O să te uiți la emisiune? Nu. Eu nu m-am uitat la nicio ia... emisiune. Dar la parcă mea. nici nu o să poți când... O să mă uit, cred că poți. Dacă... Când? Pe 30? Da. Nu stă acasă. Sunt la Baia Mare, am eveniment. Acum pe 30? Da, sâmbătă, da. Uh -huh. Sunt la Baia Mare. Nu... Băi, Cătălin, hai mă, iarăși revenim. Avem o vârstă, eu știu ce am însemnat acolo, de ce să ne mai tot sucind după deget? Eu știu ce am făcut la acea emisiune. Eu știu cât Dar de mult am însemnat. Da. Foarte deci doar te-ai plecat? Da. Eu, producătorul general, Radu Croitoru și regisorul artistic și Cătălin Bugean. Ei au plecat direct la ProTV eu am plecat acasă și m-am bucurat de familie și de lucrurile pe care le fac acum. Da. Și gata. Ce să mai... Știi cum e? Să ne bucurăm noi de prezent. À, am uitat să zic că, că nu pleci cu mâna goală acasă, stai și vin la Sâmburești. <laughs> Băi, nu știu dacă doar noi râdem sau să râdem și oamenii ăștia care se uită la podcast. <laughs> Nimeni, Cătălin! <laughs> Uh, prieteni prietenii noștri de la Valvis, uh, da. de la Sâmburești, uh, uite. Da. Domeniile Sâmburești, tot sunt foarte, Arpa, adica, sunt tot foarte așa. Ce... Îți dăm și da. vin alb și vin roșu. Mulțumesc foarte mult. Roșu nu beau. acum da. Noi îți dăm. Tu zici mulțumesc. <laughs> mulțumesc, mulțumesc foarte mult exact, partenerilor sponsorilor noștri Mulțumim partenerilor. Trebuie. trebuie să da. Bine ai zis momente. că mai se păce cu sponsorii cum s-a supărat normal. <laughs> da, știi ce vreau să te întreb, dacă tot ai deschis tu uh, uh, cutia asta Pandorei, Pune telefonul aici pe masă, e 12 noaptea da. și dacă ar fi să suni acum un prieten pe speaker, da. să-i spui să, să vină să, să te ia de undeva că ai ceva problemă. Pe cine ai suna, dar nu-i spui că ești la o filmare, la un podcast, că, uite, să ia puțin asta. Deci pui acum pe speaker. Suni un prieten și îi spui, bă, am nevoie de 10 milioane, vină să-mi aduci undeva nu mai merge asta cu mine o să-mi aduci. De ce nu? Am nevoie de ajutorul tău. Știi cine face asta? Cine? Pepe. Uh, colegul de la... Da. Hai să sunăm. Ok. În afară de Pepe, pe cine? Mai am, dar mi-i pune pe cart. Nu, bă, asta e să vine cineva la 12 noaptea să suni și să zici, bă, vin aici. Și păra să zic da, mă, vin. Depinde cum o dai. Nu că ți pun pe car sau Am. asta. Am. Ai Am. un prieten pe care te poți baza? Indiferent de ora la care îl suni, el să vină? Da. da sună. Ar fi, dar nu. Sună. Nu, că mi-e rușine de el, dragul de el. De ce sună se, mă, să vezi. Ce Și nu. apoi îi spui că băi, a fost o glumă. Nu, că se supără. Sună. Nu. Dar nu-i dai numele. Dar spune uite, ți-l sună? cum? Zi. Ăsta instant vin. De pepe. Da. Știm, amândoi treaba asta. De, 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 ce? Pentru că ai 2000 de numere de telefon acolo și acum stai să te gândești pe cine ai putea să suni. Că te gândești că la nu-ți răspunde, că la are copil, că pe la îl deranjez, că la no. ce ar zice și că de fapt niciodată nu avem atât de mulți prieteni pe cât credem. Și că atunci când ești la 12 noaptea undeva și vrei să-l suni pe unul să-i spui, bă, vino să mă ajut cu ceva, te gândești că la o să zică, bă, dar de ce la ora asta sau cum fac? Pune pe speaker, dar nu pe Pepe. La Pepe am. Bun, dar până să se audă, îl pune la microfon. Bling, bling. Povestesc. Cred că filmează, la te cunosc de undeva. zici? Cred că doar. Doarme, nu ne putem să ne Eu Nu, nu, dar la despre noaptea pe pe nu născut? Nu am născut Nu, dar la despre ce noaptea pe pe nu Cred că e la filmări, la te cunosc de undeva. N-are cum. Termină mai repede. Pe vremea mea terminam la 7-8. Nu doarme la ora asta. Crezi că nu mă mai Dar iubește. de ce l-ai trecut pe Pepe în telefon? Bling, bling? Ha, a venit toată, la te cunosc de undeva. Știi că el mai tâmpit așa. Băi, și avea niște boxeri uh, cu sclipici așa. Da. Cu... Și am zis, ce cu ăștia? Păi sunt bling, bling. Nu vezi că sunt bling, bling? A, de -a atunci... moră dacă nu te trec în telefon, bling, bling. Hai să ne pe altcineva nu, că mie nu stai mă pe cineva nu, la ora nu 12 noaptea dar de nu e farsă nu? Să ba vezi cine da. ți-ar sări ajutor. Dar sare în ajutor. Eu știu cine îmi sare. Îl sunt pe Cristi Beu, îl sunt pe uh, Radu Croitoru, îl sunt pe uh, Bugean. Uh, mai sunt oameni care îți garantez că vin pentru orice. Adică uh, lasă tot și vin. Dar Știi că am făcut eu experimentul ăsta odată și mi-am dat seama că de fapt nu ai atât se... de mulți prieteni pe cât crezi că poți să ai într-o mm -hmm. agenda de treabă. îți telefon. garantez. Am avut momente în viață în care eram plecat în, în alte părți și nu puteam să vorbim și am sunat și au răspuns instant, dar cu o problemă adevărată. Dacă era 10 noapte, da, făceam asta, dar așa... Nu, că mie, mie, eu știu că Radu, de exemplu, la 5 se trezește. Înțelegi? Bine. Radu Crăitoru, da. Și Pepe? Mai sună pe Pepe. Cristi, uh, Beiu, la ora asta, cred că s-a băgat în pat. E la film. Hai să-l sun și eu, Pepe. E. Cum ar fi să-mi răspundă mie și ție? Cum ar fi să răspund nu-ți răspundă nici Da, cum ar fi să-ți răspundă? Bun, bune? hai să vedem. Ar fi drăguț. Tu ia. pe ce număr îl suni? Eu unul am de la el, n-am mai mult. Pe același număr, ea. Poate e la cântare, mă. E miercuri. Și ce pe are oricând cântare. <gâng> și asta e adevărat. Îți dai seama că acum o să vadă apoi că l-am sunat și eu și tu, uite, a o o Valentin. Și ne sună pe la două, trei din asta când <laughs> termină el. Ce faci, fratele meu, frățiorul meu? Noroc. Noroc, Pepe. Uh, nu se răspunde, mă, ce vorbești. Hmm. E la cântare sau doarme? Nu doarme pe pe la ora asta. Bă, poate e în podcast, că face și el. Mai Dar face el are joia live-urile, nu? Da. Când are? Joia, joia. Noi joia? suntem miercuri. Perfect. Vom trece la întrebările din partea publicului. Tocmai de aceea, Valentin va avea o întrebare pentru tine. Cea mai indiscretă întrebare va fi premiată. Avem un ananas din partea partenerului nostru. A dus de bringo, Ciucă. Deci, Pozaș, vreau să te gândești la cea mai dură întrebare pentru Cosmin Seleșii. Ciucă, de asemenea. Cea mai dură întrebare? Da. Cea mai dură întrebare. Haide, Valentin, haide, Valentin. Mamă, să vezi că mamă. nu e ușor să fii prezentator. Da, exact. Haide. Păi, nu știu ce să-l întreb. Ok, perfect. Ciucă, ce întrebare ai pentru viitorul nostru coleg, Cosmin Seleși? Dură. Da. La cât, Doamne, iartă-mă, plecăm acasă. Dură. <laughs> Dacă atunci când ai fost în locul lui Cătălin la emisiune, da. prezentator, da. te-ai gândit că ai putea fi în locul lui definitiv acolo? <hânt> <laughs> bună. Nu m-am gândit niciodată. În... <laughs> nu. Nu. Uh, bă, tu știi cum a fost aia? Bă, tu răspunde la întrebare. Nu. Nu m-am gândit că nu avea cum să fiu în locul lui. Niciodată. Era orgolios, uh, nu putea să acceptă să fie la emisiunea nu, la Măruță. Nu, ai cum. Știi ce mă gândeam? Uh, în timpul podcastului, să facem și un live pe Facebook. Te-ai gândit vreodată la miezul nopții? Midnight Color? Nu, o să facem un live așa, uite, pe Facebook să le explicăm oamenilor că da. am filmat un podcast și uite, am pornit un live așa pe Facebook. Și se uită cineva? Crezi că la, la ora asta? uite, o să pornim acum, imediat, și o să încercăm să, să vorbim cu cei care se uită la noi, dar deocamdată ne conectăm și vedem, pentru că exact cum spuneam ceva mai devreme, este unul dintre cele mai lungi podcasturi pe care l-am făcut până acum. Acolo Nimeni e un nu ceas. Se va... sta... Nimeni nu se va uita. Te rog dacă poți să-i saluți pe cei aproape o mie de oameni care au intrat Avem acum. Avem o mie deja? Da, sunt o mie de oameni care Man. au intrat acum pe Facebook în live. Dragii mei, să știți că suntem de 5 ore în live, n-am băut absolut nimic, Valentin Luca e cu noi și prietenii noștri de la Alexandrion, bineînțeles Zizi și prietenii zi, de la Coa Carpatica, nu mai vorbim de Balvis. Uh, avem și colegii Fii atent. De la... Bringo. Ți-am făcut reclamă tuturor. A, sună Pepe. Atenție, sună Pepe. Ia stai, live. Ia. Alo? Ce zici, mă? Dar ce faci, mă, băiatul meu? Uite, am ieșit din direct de 10 minute. Am fost la... La ce ai fost? Online. Concertul meu. Concert. Pepe online. online. Păi ce e astăzi, mă? Miercuri. Păi și tu n-ai joia, mă? Nu am miercurea și duminica. Miercurea generația următoare, mâine am joi cu holograf. Dar astăzi am avut cu o fată cu pustoi că din asta, generația următoare. Eu sunt la măruță la podcast. Salut pe piță! A, ce faci, mă? Vă pute. <gri> facem podcast. Foarte bine. Te și Sunt Suntem de vreo 5 ore aici. Păi acum, acum am luat telefonul și mi am luat telefoanele la control, că m-a am pozit. Eu nu știu dacă m auzi pe pizza, dar vreau să zic în felul următor. Uh, nu, ține, ține, cred că acolo se de și oamenii, suntem live și pe Facebook. Vreau să zic în felul următor, uh, Cosmin uh, vă dorește multă baftă în sezonul nou de la te cunosc de undeva. Da, și eu mă căsus. Bine, eu i-am cerut, eu cerut aprobarea lui Cosmin să fiu la te cunosc, treba, prima dată. Așa e, așa e. Așa e, e așa fratele meu Cosmin așa e. e așa E. Bine. Da. Da, nu, da, da. Da, da. Zi. M-a pus Măruță, zice, pe cine ai sunat tu la ora asta și să-ți răspundă la telefon și dacă, uite, să zici... Dacă mă, ai nevoie de ceva, să vină. De, de 10 minute. Dacă ai nevoie. ascultă-mă, Și dacă ar fi să sun, la ora asta, e 12 noapte, dacă ar fi să sun pe cineva, să vină aici, în momentul de față, cu. nu știu, nu îi spui că ești la podcast, îi spui așa, băi, am nevoie de ajutorul tău. Și am zis ce am zis, mă, Cătălin. Pepe. Și ți-am zis că Pepe e omul care cu siguranță ar veni. Da, exact. Uite, pentru. Eu pentru prieteni adevărați și pentru oameni sinceri sunt oricând, la orice oră prezent. Vezi, mă, ce sufletare! Dar nu știm că Pepe are sufletul ăsta și că e omul ăsta. Pepe, te iubim mult de tot! Să româna, vă pup cu mare drag și vă iubesc și vă mulțumesc mult de tot. Te pup, bine, Băi, stai un pic ca să trecem la alea mai serioase. Lasă-mă, că tu m-ai întrebat. Ia zi-mă, cum iese sezonul ăsta? Ia zi, o, Pepito, se cea simte bună lipsa bună, mea hai, acolo? Ia, hai, ia zi. Mă, se simte lipsa, se da, simte mă, dar el e prezentator în locul tău. Cea mai bună transformare. Mm. De când am început filmările, că am filmat vreo cinci ediții până acum, cea mai bună transformare ever, știi a a fost? A ta. A ta, în mine. Pepita, <laughs> <laughs> pizza, da, știi ce vreau să te întreb? A. o să faceți audiență mai bună decât se făceau în sezoanele trecute, nu? Nu știu sigur, de habar n-am, eu nu sunt cu audiența, nu știi că eu sunt... Nu, dar eu tot vreau, eu, puneam poți, puneam mii, pe, poți, mișto, da, eu tot puneam da. paie pe... eu tot puneam paie pe foc, pentru că uh, Cosmin uh, tot spune despre sezonul ăsta, te cunosc de undeva, că nu o să se reduce la ce a făcut el acolo. Și am zis că, bă, n-ai de unde Băi, să rămâne, să știi. Rămâne, rămâne, răm în istorie tot ceea ce s-a întâmplat, că sezonul 17 ce te cunosc de undeva, n-ar fi existat dacă nu ar fi fost 16 sezoane cu Cosmin Și, băsmințele și. Ei, ei, și... Ei, ei, bă, Ai văzut, mă, ai văzut. Ce vorbești, mă? deci zici că bă trebuie să mă, mă, deci pe bune. Nu, dar... păi Nu așa e, pe păi, bune, adică de unde până unde. Și cum aș fi ajuns eu prezentator dacă n-aș fi fost

văd am, A, ce -am să mă duc la tort. Eu am avut direct și nu puteam. Forma am constatat că dacă știam pe cuvântul meu că nu mai aveam petiția asta mm. nici nu m-am dat, nu puteam să-i mai zic Băi... Ziua lui, nu venim, că Corect. Ziua. Pe pizza te pupăm. Hai, te-am pupat. Pa, la te pupăm. Eu i aștept pe oameni cu cele mai dure întrebări pentru da. tine. 5 uh, minute, așa să zicem, pe Facebook, da? Care este cel mai penibil moment din viața ta? Uh, da! Îți spun, Zii. eram la un eveniment și m-am dus la toaletă și chiufetele uh, erau da. la comun, cum ar veni, și uh, era o domnișoară doamnă care se spela pe mâini, nu știu ce, și mai era cu cineva și avea burtică și zic, a, ce ți e primul? Și a zis, poftim? Păi zic, e, e primul, nu? Ha, o să fie foarte greu. Primul ce? Da, femeia nu era însărcinată. Nu sunteți gravidă? Nu. Mă iertați. <laughs> e penibil, adică e... Uh, te întreabă cineva de câte ori ai visat-o pe Alina Pușcaș? În ce sens? În ce sens? Dacă Alina, ai visat-o. Alina a fost o colegă foarte bună, am colaborat împreună 9 ani. Suntem ok. Fă, du finalul la podcast. Și doar zic că așa e. Deci, da. oameni buni, o vedeți pe Facebook în direct cum se încheie podcastul cu Cosmin, Sele și Ciucă și de părul din cap care e ceva de montat. <laughs> deci. Pentru cei doi care au rămas până la final, vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. O să aflați lucruri inedite despre mine, dar și despre Cătălin Măruță. Urmăriți acasă la Măruță. Cu și cu mine.